Salutare, salutare! Ce mai faceți? Bine ați venit la un nou live aici pe canalul meu de YouTube, Marian Borcea. De data asta un live un pic inedit. De ce spun asta? Pentru că sunt la muncă. Nu este nici rușine să muncești în ziua de azi, mai ales că YouTube-ul nu știu cât va mai merge. TikTok-ul la fel, nu știu cât va mai ține. Poate va trebui să învăț și eu de muncă. Așa că în construcții mă pricep, la amenajări interioare mă pricep, dar nu e de ajuns. Trebuie să am și un al treilea backup, poate cine știe, e nevoie. Și am venit la o florărie unde o prietenă de-a mea, Cornelia, are o florărie foarte frumoasă, se numește Florăria lui Țițone, strada Râmnicu Vâlcea, numărul 14, București, sector 3. Ba mai mult, dacă vreți în seara asta să luați pentru nevastă, pentru pentru iubită, pentru prietenă sau pentru soț, iubit, un buchet de flori, puteți veni aici și vi-l fac eu. Ba mai mult, o să aveți o ofertă promoțională, veți plăti cu 10% în plus, pentru că vi-l fac eu acel buchet. Deci, doar 10% în plus, ofertă promoțională, pentru că vi-l fac eu. Deci, este de neratată, cum s-ar spune, această ofertă. Ce florărie este? Stai așa că ți-arăt. Stai, așa, 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 întoarcem imaginea, fiadă. Se scrie florăria lui Țițone. Și suntem pe Râmnicu Vâlcea, lângă Lidl, aici este și o benzinărie, e un bulevard destul de mare, destul de important. Ba mai multe, uitați, pentru comenzi. Deci, nu este nicio rușine să muncești în ziua de azi, așa că astăzi voi face practică. Voi învăța să fac buchete de flori și ceva pentru florare profesioniști, aia cu studii superioare. O să încerc să fac un buchet pentru... Mai multe. Mai multe. Mai multe? Mai multe buchete, crezi, dar... Că te-am chemat așa să... Dar hai să vedem cine vorbește aici. Vei munci. Bună, Cornelia. Bună. Crezi că am vreo șansă în meseria asta? Da, cred că ai vreo șansă. Oricine are o șansă. Râdem, glumim, dar tu chiar vei face treaba astăzi. Adică absolut toate buchetele pe care le vei realiza le vom pune la vânzare. Mâine sunt florile, eu nu mai fac nimic, tu cât vei sta aici, vei face buchete pe care noi le vom expune. Foarte tare. Da? Deci am toată încrederea în tine, vreau să depui un efort totuși, adică să nu iei în glumă. Exact ca și când te-ai angaja, o probă. Perfect. Dar haideți să vedeți că eu n-am venit la orice florărie, la orice florar. Ia fiți atenți aici. Adică n-am venit chiar așa oriunde. Adică n-am venit. Bun. Deci, pe scurt așa, despre ce va fi acest live. Eu voi învăța să fac câteva buchete de flori. Și la final, bomboana de pe colivă, acel buchet. Da, eu vreau să încerci să faci un buchet de mireasă și chiar dacă nu-l reușești, aș vrea să spun tuturor că este greu de realizat și aș vrea să se vadă treaba asta. Adică un buchet de mireasă, majoritatea consideră că e costisitor, că aoleu, că îmi dai nu știu ce, cinci trandafiri și aia e. Nu e suficient. Este o muncă în spatele buchetului, sunt anumite tehnici de respectat și vreau să se vadă treaba asta. Și prin tine. Dar de ce așa special acest buchet de mireasă? Pentru că sunt cele mai costisitoare buchete, cele de mireasă. Și tu mă pui să fac un dolar? Da. Da. Vreau să se vadă. Preț mediu așa pentru un astfel de buchet? Buchetele de mireasă pornesc de la 250 de lei, dar pot ajunge chiar și la 500 de euro. Da? Deci nu neapărat în lei. Cam asta a fost practica mea, eu am plecat aia la banii ăștia. Ia sticla, te rog. La 500 de euro dacă am stricat. Da. Există buchete, chiar dacă sunt de aceeași dimensiune, există buchete foarte, foarte scumpe. În funcție de flori, de modele, de culori, de dimensiuni și foarte important, de perioada evenimentului. Adică una este când folosești o
nu știu ce exemplu să-ți dau, o frezie din martie cu o frezie din octombrie. Sunt diferite? E prețul dublu. În octombrie? Da. A, că nu e sezonul lor. Exact. Foarte tare. Da. Da, deci sună interesant acest live, abia a început, așa că like-ul de rigoare, nu știu pe unde e, că eu dacă am făcut TikTok în ultima vreme, mereu încurc. Deci pe TikTok zic like, pe YouTube zic tap-tap, dați un tap-tap, da, pe aici pe undeva. Bun, este un pic frig aici în florărie, dar este frig cu un motiv anume. De ce faci tu frig aici? Pentru flori, clar. Și vrei să te încălzesc? Da, hai să ne încălzim. Hai să ne încălzim. Aoleu! Deci, hai, să fie bucuria. Ești tot acolo? Pe nu l-am băut pe ăsta. Să știi că nu se bea așa. Dar cum se bea? Nu așa te încălzești. Dar cum? Trebuie shot, să-l dai peste cap. Bun. Deci este un gentleman jack, se numește acest ceai turcesc, 40 de grade. Ah, stai că nu-s pe TikTok, am uitat, că doar pe TikTok n-ai voie să bei. Păi eu te voie. Da, hai să continuăm. Maria nu mai e nevoie de trandafir pe TikTok. Da, știu. Bun. Așa. Zic să facem schimb. Da. Hai să facem schimb de locuri. Trebuie la birou. Că poate masa avem de un lucru client, e pregătită. Dacă avem un client. Ce ai zis? Că în timpul live-ului împărțim banii jumate-jumate? Sau? Nu, nu? N-am auzit bine, nu? Dacă buchetele tale vor avea succes astăzi, da. Corect. Banii vor fi împărțiți jumătate și jumătate. Da, intrați. Cei micuți 5 lei și cei înalți 10 lei. Portocalii, roz, lila, cappuccino. Și scurți și lungi? Nu, scurți. Scurți? Păi, două culori. Câte fire? 5 fire. Punem 3 cappuccino și 2 lila? Nu, eu îi dau separat. Ah, ok, fire, bun. Michi, știu că locuiești în zonă. Hai, alegeți. Deci Râmnicu Vâlcea 14, te așteptăm. Sunt foarte proaspeți, astăzi i-am primit. Avem și roșu. Acum, i-am amintit. Așa? Da, da, da. Da, da, da. Schimbam. Îmi rectific. Bun, deci scoatem unul cappuccino, da? Mai puneți unul roșu. Lungi. 10. 10. Portocalii și roz. Nu. Vă dau și la băieți. Bun. Așa. Cât timp Cornelia face vânzare? Pentru că asta e. Suntem în timpul muncii, cum ar veni. Îi face doamnei un buchet. Bun, am intrat aici și pe TikTok. Mersi, Oana. Aici se vede mult mai bine. Cât costă ghiveciul ciclam cu... Floarea ciclam, foarte frumos asortat. Mariana, când intru înăuntru, o întrebăm pe Cornelia. Nu o lăsăm nici pe Țițone, corect. Deci fiți atenți. Dacă sunteți în București și vreți să treceți pe aici, treceți. Vă fac un buchet de flori. La un preț... Bun. Nu este nicio rușine, v-am zis, să înveți să faci anumite lucruri în viață, pentru că nu se știe niciodată cât va merge treaba. Oricare treabă ai face, la un moment dat, poate nu mai merge. Eu mă pricep așa, la calculatoare, logic, la filmat, editat, montat, știu și puțină programare, mă pricep la amenajeri, interioare, mă pricep la renovări, adică în construcții și de ce nu, haide și la flori. Cam asta este scopul acestui live, vreau să învăț cum se fac buchetele de flori. 97 de like-uri, haideți încă 3 like-uri să facem pragul de 100. Mariane, bun loc, ai găsit 500 de euro un buchet. Cornelia, asta e. Ți-a zis foarte clar, doamna, că de la 200 de lei până la 500 de euro. Buchetul de mireasă. Cum ar fi să te duci tu la altar, la nuntă, cu 2-3 garofe? Și să te uiți la 10-15 lei. Eu zic că atunci când te duci la altar să te căsătorești,
merită să dai nu neapărat 200 de lei ca cel mai ieftin, cel mai... Dar dacă ție ți se pare mult de la 200 de lei la 500 de euro un buchet de mireasă, înseamnă că n-aș vrea să comentez mai mult. Deci, multe, multe femei se căsătoresc o singură dată. Iar atunci când își fac nuntă, trebuie nunta aia să fie într-un mare fel. Deci, ia uite ce zice Michi, buchetul de mireasă trebuie să fie minunat. Asta e. Cine a scris mesajul, că am și uitat. Cornelia, niște lalele, te poți duce la altar, ba și două garoafe, o frezie și aia e. Bună, sărbători fericite tuturor și Paște fericit pentru cei din diaspora, salutare natural goodies. Cine mai e pe aici? Hai salutați-mă până vin de Cornelia buchetul de flori. Cornelia Wedding, buchet expert, da? Ștefan chiar este. Salutați-mă ca să vă văd, haideți să vă răspund și eu rapid. Cristi, salutare, Ștefan B. Aș merge cu 2-3 miroase, cu? A, 2-3 mirese. Am dat like-ul cu numărul 100, mersi, low 77. Raluca e, salutare, Daniela, bună seara. Ce flori recomanzi pentru pus pe piept? Garofe. Când le pui pe piept, garofe. Salutare, este cald la București? Da. Marcela Oprea, bună seara. Melinte Andrei, salutare, Marian, salutare, Ceato, Ana 35, salutare, Simona. Oh, hello, Simona. Cine mai e pe aici? Salutați-mă. Am ratat pe cineva? Toyo. Alina Damian, Alex Popescu. Carmen Macarie, oh, Carmen, n-ai mai intrat de mult. Carmen, vezi că dacă mai lucrezi acolo, unde știu eu că lucrezi, s-ar putea să apelez odată la tine, nu știu, în vara asta. Vreau să-mi fac și eu un control amănunțit și dacă vin prin cineva, mă gândesc că ajung la cel mai bun în domeniul de acolo. Gata. Deci, dacă vreți să veniți încoace, cât mă găsiți aici încă vreo 2-3 ore, deci Floreria lui Țițone, Râmnicu Vâlcea 14, București, sector 3. Stai așa să-ți dau drumul la microfon. Gata, ne auzim. Gata, Marian. Ce a cumpărat doamna? Doamna a cumpărat 3 trandafiri pentru nepoate și 2 trandafiri pentru fete. Perfect. Da. Perfect. Cu ocazia floriilor, a spus că vrea să ofere de astăzi, pentru că petrec de astăzi. Da. Oamenii obișnuiesc o zi înainte, mai ales că, na, lunea ar fi la muncă și... Văzusem două mesaje, așa, cât costă ghiveciul siclam cu floarea siclam, este foarte frumos asortată, eu nu știu care e cea roșie se referă probabil, siclam. Sau cea roz, da, asta este siclam, așa, asta? Și da, wow. Este 40 de lei, ghiveci cu, mască ceramică, vreau să zic. Da, mască ceramică. N-am vrut să zic ghiveci cu ghiveci. Okay. Ghiveci cu mască ceramică, perfect. Da? Perfect, da. Și este inclus în preț, 40 de lei. Așa, lumea te întreabă de ce Țițone? Hai că ai comentarii. De ce Țițone? Țițone este porecla mea de când sunt mică și nu sunt adepta denumirilor așa fabuloase, gen Maison de Flor sau așa sunt eu, mă caracterizează, mă reprezintă. Eu sunt Țițone, florăria lui Țițone. Așa mi s-a părut mie potrivit. Foarte. Așa a rămas. Și asta ce e? Vișineu? La fel, ce? Siclam, dar o altă nuanță. Deci 40 de lei dacă vii... Da, 40 de lei. Cu vas ceramic inclus. Normal este așa. Da? Aha. Și vasul ceramic pentru un frumusețare. Uite, Carmen întreabă, ce flori de ghiveci recomandă doamna pentru afară la soare puternic? Pentru afară la soare puternic, adică de exterior. Uite, chiar aici am ceva. Genista asta care miroase foarte frumos. Deci ia, încearcă. Dar ce tare miroase. Da, și pe măsură ce înflorește se simte mirosul și mai și. Foarte crește tare. Cam 1,50 m. Este foarte potrivită pentru grădinile cu garde din beton. Da, da, da. Da? Poate nu vi se pare că e spectaculoasă, dar credeți-mă, miroase într-un mare fel. Chiar da. Un miros puternic. Foarte tare. Și astea ce flori sunt? Primule. Ce? Primule. Vorbește frumos, primulă. Primulă se numește, da? Uite, asta chiar e frumoasă în 3 culori, așa. Este doar 40 de lei. De menționat că noi avem prețuri așa mai de zona în care ne regăsim. Uite.
Foarte tare. Vezi ce frumos e? Trei culori într-un ghiveci. Ok, ai cu ghiveci? Da, da, e cu cam ghiveci, cât sigur. Înflorește toată perioada verii. Foarte tare. Da, trebuie odată dimineața, înainte de apariția soarelui. Majoritatea florilor, de fapt, trebuie odată dimineața, mai ales cele de exterior. E bine să nu treacă prin căldura profundă și seara să pui apă rece peste... Okay. Da? Bun, deci eu o să-mi iau locul aici la masă. Da, te rog. Bun. Aici este TikTok-ul Țițone. Deci noi suntem live pe canalul meu de YouTube. Intrați pe YouTube, Marian Borcea, căutați la search acolo și o să vedeți mult mai bine, o imagine mult mai profesional. Ceaiul. Ceaiul? Filmez ceaiul. Păi da, pe YouTube am voie. Ah, ok. Deci pe YouTube pot să filmez Gentleman Jack-ul. Da? Deci intrați pe YouTube, căutați exact așa, Marian Borcea, ca să vedeți claritate mai bună. Ok, deci telefonul meu rămâne acolo, da? Da, lasă-l. Păi uite, sunt deja 250 de oameni la tine. Bun. Deci, Marian, vreau chiar să pui suflet în ceea ce faci, că și eu perfect fac asta. Da? Perfect. Am râs, am glumit, dar munca e muncă. Hai să începem cu un buchet cotidian, da? Ca să te familiarizezi puțin cu florile și după aceea, la final, o să facem și un buchet de mireasă. Foarte greu de realizat. Dar dacă tu reușești asta, înseamnă că sunt eu foarte bună. Corect asta. Da? Corect. Hai să începem cu un buchet clasic, da? Un buchet, mâine sunt florile, ce am oferit noi, de exemplu, unei mame pe care o cheamă Violeta. Na, uite, tatăl meu are nume de floare, dar e bărbat. Florin. Să știi că și bărbații primesc flori. Da, dar nu buchete spectaculoase. Nu buchete spectaculoase, bineînțeles. Sunt bărbați care vin foarte des și ne spun că îngrijesc mai mult decât soțiile. Hai să vedem. Nu știu, ai vreo preferință? Vrei ceva? Așa, nu, te încântă mână, ceva? Eu fiind bărbat, obișnuit să zic așa, așa, cunoștințele mele la culori sunt în număr de 8. Eu mai mult de 8 culori nu știu. Okay, deci culorile. Dacă îmi spui un ciclam, un vernil, o altă culoare, eu nu știu. Deci îmi zici, uite, roșu ăsta. Ok, cu culorile am înțeles. Culorile nu, nu le cunosc. Ideea este în felul următor. Aș vrea totuși să ieși din clasicul buchet de 5 trandafiri. Că bărbații nu știu ce să aleagă și au tendința să meargă la florierii să aleagă simplu, gata, 5 trandafiri s-au salvat. Nu. Deci nu. Hai să încercăm ceva mai deosebit, adică chiar să facem un buchet să surprindem soția, mama, nu doar să scăpăm. Da? Nu-mi plac mie personal buchetele din obligație. Ok. Da? Hai să vedem. Deci ăsta este un buchet cotidian acum pentru florii, mai ales pentru florii. Florii, exact. Mâine sunt florile. Vrei să îi alocăm și un buget? Cam, nu fii atent, nu ceva pompos, dar da, nici un buchet de amărăștean. Hai buchet să mediu. Spună oamenii cam la ce sumă, cam ce sumă ar aloca ei pentru florii, de exemplu. Mâine ce uite, cumpără fie pentru florii? Da. Avem mini roze. Mai întreb eu dată. Da? Bun, deci haideți că este un live la superlativ, nu știm care, cum și în ce fel, da? Spuneți-ne voi cam ce ați vrea să realizeze Marian. Adică pentru primul buchet. Cam ce buget ați alocat voi, de exemplu, pentru florii, da? Mâine este ziua persoanelor dragi cu nume de flori, da? Hai să vedem unde, cam unde așa vă limitați voi. Pe YouTube este un delay destul de mare, sunt vreo 10 secunde. Hai că eu nu sunt acomodată cu YouTube-ul, da, da. E prima oară când 100-150, 300 zice Alex Popescu. Alex, te așteptăm! Vino cu Alex! Te așteptăm! 200 de lei. Primul vot a fost 75. La mine e așa. 150, 100... 100... Hai că încerc să citesc așa, să fac o medie. O 100, 200, 100, 200, 100, 200.
Bun, cele mai multe voturi sunt de 100. De 100, da? Două de 200 și da. Hai să nu mogul la 300. Având, să nu uităm că Marian nu a făcut niciodată un buchet în viața lui. Totuși hai să nu stricăm unul de 300, da? Da? Uite, 100 mie mi se pare... Ok, hai să facem un buchet de 100. O să aleg eu. Vrei să alegi nu, și tu? Nu, nu, da? Nu, o să aleg eu florile. Da. Și ne... Degeaba l-aș alege eu, că oricum nu mă știu prețurile, nu mă încadrez. Uite, de exemplu, cât este firul ăsta? 10 lei costă. Ai un trandafir cu mai multe flori. Da, este o mini-roză. Mini-roză. Da. Știu că ți-au plăcut trandafirii portocalii, o să țin cont și de... Da, deci dentista mea era... Da. Deci a avut după aia niște mâini finuțe, deci când m-am dus cu un mare buchet la dentista mea, deci până atunci era... După aia, Marian, stai să-ți umplu aici. Deci buchetul de... Trandafiri a făcut minuni la dentista mea. Vreau să ținem cont și de numărul de fire. Din păcate, în România se ține cont de numărul de fire să fie fără soț. Asta este, ne adaptăm, da? Nu mai râdesc, că știți cum... Nici n-am mai simțit că îmi lucrează dentista în gură. Până atunci ziceai că m-am dus la măcelar. Like-ul cu numărul 132, mersi, Alvina. Mie mi se pare a fi mușețel. Nu, este o crizantemă, un soi de crizantemă, Santini se numește, nu este mușețel, dar să știi că și mușețelul este foarte scump la depozit, adică... Serios? Persoanele care vor... Miresele care vor buchete cu flori de vară, tind către mușețel. Și chiar dacă pare așa ieftin, să zic, sună urât, știu, dar majoritatea cred că mușețelul este ieftin, dar nu. Vine la depozit, este destul de scump, vine doar pe comandă, nu-l găsește așa la... Seamănă cu păpădia? Nu știu dacă seamănă cu păpădia, că nici nu știu cum arată păpădia. Bun. Deci cam câte... flori sunt acolo. Stai să numărăm 3 cu 3, 6, 7, 8, deci ne vedem 9, pe YouTube, 10. Da? Canalul de YouTube se numește Marian Borcea. Așa. Orhidea este cea mai mișto. Da, și am înțeles că sunt peste 1000 de tipuri de orhidei. Orhidea la ghiveci sau ce? Floarea, în special, orhidea. Da, sunt destul de multe soiuri. Îți recomand cu prima ocazie când ajungi prin Olanda să te duci la Keukenhof Garden. Lângă Amsterdam. Este cea mai mare grădină de lalele, orhidei. Deci ce acolo? Sau poate să dea comandă la florăria lui Țițone. Da, 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 corect. Nici o floare nu este imposibil de adus. Uite, mie îmi place... Ce e asta? Ce tare. Astilbe se numesc. Sunt foarte utilizate la... la buchetele de mireasă, foarte folosite și foarte cerute, solicitate. Da, nu stric acum, nu, lasă. Sunt și roz? Păi nu, că o să le-am luat special pentru tine să le pui la buchetul de mireasă. Da, da, da. Adică chiar vreau să pui suflet, repet. Vai, da? Ce frumoase sunt toperele, accesoriile de la Țara Cadourilor. Ce sunt astea? Topere. Toperele de la Țara Cadourilor. Deci, fiți atenți. Țara Cadourilor este un brand nou pe piață. Se ocupă cu... Stai că mai am și aici, stai, mai puțin. Da. Este organizator de evenimente și pe lângă asta este creator de aceste accesorii. Topăre se numesc, dar pentru că nu toată lumea știe ce înseamnă topăre, da? Aceste topăre se personalizează în funcție de dorințele clienților. Pentru naș, pentru, uite, avem aici, de exemplu, o casă de piatră. Ok. Mergi la o cununie, da? Mergi și vrei să-i ceri pe nășici. Da, de obicei știți că majoritatea se duc un tort. Se pot pune fie în buchetul de flori, fie în torturi, fie în aranjamente, fie în ghivece. Uite, vreți să fiți nășicii noștri. Foarte da? Se naște un bebe, it's a boy. Deci, efectiv, se personalizează. Nu există eveniment la care să nu se poate face un topăr. Dacă se uită Țara Cadourilor acum pe live-ul ăsta, am rugăminte să faceți un topăr de ăsta și nu e al meu. Exact așa, nu e al meu. Te duci frumos la botez, nu e al meu. Foarte tare, bravo. Tare, tare, da. Sau cine știe. Da, uite, la mulți ani. Mama, au mai rămas câteva. Am avut
foarte multe de 8 martie pentru mama, la mulți ani mama, au mers foarte bine. Nu știu, hai să facem un buchet și să punem un topper în buchet, ca să își dea seama toată lumea cam cum se vede. Da, la mâine final. La Florin? La mulți ani. La mulți ani. Simplu, da? Sau dacă te duci la amantă. Auzi, facem, gata. Îi pui la inimioară. Da, cu inimioară, alea cu inimioară. Că da? Mă duc la amantă. Nu, preventiv. Tu nu ai amantă, că nu ești căsătorit. Păi, dar amant. Poți fi amant. Deci uite, eu n-am știut asta. Deci poți să spui că ai amantă doar atunci când ești căsătorit? Păi bineînțeles, da. Dar poți fi amant. Atunci două, punem două sau trei inimi. O să facem două sau trei buchețele. Pentru fiecare soț. Da. Bun. Bun, stai să nu încurc calculele și numărătoarea, da? Fii atent, deci vezi să aici. Nu fie buchet de 150 de lei și să spui că e 100, că după nu aia există vine unul. Păi asta spun, dacă vine cineva, acest buchet costă 100 de lei, vreau să vedeți ce înseamnă la florăria lui Țițone un buchet de 100 de lei. Ok. Da? Deci avem 3, vreau să respect și numărul de fire să fie fără soț, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Și încă un fir, da? Corect. Așa. Uite, o să punem tot garofiță din asta, mi se pare mie potrivită. Garofiță? Garofiță, da. Ok. Pentru cei care au intrat mai târziu, aveți nevoie acum, pentru mâine, de un buchet de flori. Râmnicu Vâlcea, 14, sector 3, București. Vă aștept aici. Vă fac eu buchetul. V-am zis. Ofertă promoțională doar 10% în plus. Că vi-l fac eu. Deci veți plăti pentru acest buchet 110 lei. S-am scos și eu acolo bani de o ciorbă. Deci chiar toate buchetele realizate de tine astăzi, atât cât ne cadrăm în timp, vor fi expuse la vânzare. Ok. Da? Deci mâine vom afla. Ai avut succes? Păi îmi trimit prietenii să le cumpere ca să zic că am avut succes. Acestea sunt florile cu care vei lucra. Deci asta aici va fi un buchet de 100 de lei. Dar știu că și ambalajul la unele florării și feriga sau ce se mai pune, ornamentul și ăla costă bani. Într-adevăr, dar de obicei la buchetele foarte mici, cel puțin la florăria lui Țițone, nu luăm bani pe ambalaj, doar la buchetele foarte mici. Adică dacă pui un trandafir și vrei volum din ambalaj, există și cazuri din astea, da, atunci se... Adică hai să părem opulenți. Dar dacă buchetul este mare, de la 100 de lei în sus, nu se mai percepe taxă pentru ambalaj sau... Și asta e cum îi spune o... Era să zic garnitură, mi-e foame. Mărar. Asta e mărar, da? Asta se pune la... Da, ai și tu două fire. La garnitură. Da. Vei folosi și tu două fire. Ok. Bun, haideți să vă pun undeva ca să vedeți. Ia să vedem. Eu acolo o să-l pun. Bun, așa. Să fie la înălțimea ta. Da, nu-i problemă. Așa. Ok. Nu știu dacă se vede bine. Nu. Stai că mai... Păi nu ți-i... Are foarte multe flori, Țițone, deci abia ne învârtim de flori. Și... Așa, am reușit? Pam, 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 pam. Ok. Nu cade asta? Nu te vezi tu. Nu, lasă că mă văd. Ok. Perfect. Bun, așa. Așa. Nu trebuie să mă văd, trebuie să mi se vadă mâinile. Bun. Așa. Există vreo regulă cu care flori se începe prima dată să le pui în... Da. Regula este să pui primele buchetele, firele mai puternice, să zic așa. Deci vei începe cu trandafirii, da. Pentru că ești începător. Vei folosi scoci. Eu sunt adepta scociului, chiar dacă foarte mult sunt împotriva mea. Da, scociul ce face? Le ține... Te va ajuta pe tine să păstrezi forma. Apropo, da? Hai că trebuie pentru să povestesc. Nu vei ști să rotești buchetul și atunci vei pierde forma. Am două întâmplări amuzante, slash triste, care mi s-au întâmplat. Hai să vă povestesc apropo de scoci. N-are nicio treabă, dar faza cu scociul.
mă duceam la o întâlnire, tot așa, m-am oprit la o florărie, habar n-aveam ce să comand, mi-a recomandat florărea să așa. Cu soția unui domn? Nu. Și mi-a dat un ambalaj de hârtie, unul creponat, pompos, așa mare. Bă, și mergeam și țineam florile în jos și țineam-o la așa zdravăn. Și am ajuns la destinație. Deci când am întors, nu mai aveam florile. N-am fost legate bine. N-au fost, nu, ca, dar eu nu am simțit. Deci pur și simplu nu, am ținut hârtirea. Nu, e legătura de final, da. Da. Zic, m-am întors înapoi și am mai luat un buchet. Da, da, nu pentru asta e scociu, clar. Deci m-am făcut de cacao. Adică pe exterior nu legi cu scoci. Asta, dar era o hârtie așa creponată, așa frumos făcută, mare. Și am ținut doar aia. Deci am mers, am alergat încântat că mă văd cu domnișoara. Mi-au căzut florile. Bun. Bun. Ce facem cu scociu? Ce facem cu scociul? Ți-am spus, o să te ajute pe tine să nu strici forma buchetului. Fiind începător mai ales, eu nu folosesc scoci la un buchet de 100 de lei, dar tu fiind la început, îți recomand. Ok, până învăț să le înveți. Bun, ideea este în felul următor. Te rog să iei un trandafir. Un trandafir. Și să mă asculți. Perfect. Ia unul mai drept. Unul mai drept. Să fie în centru. Ok. Bun. Deci asta e baza. Așa, asta e baza. Trebuie să mă uit să văd dacă are vreo frunză ruptă, ceva sau înduită. Da, bineînțeles. Dar toate florile înainte de buchet sunt curățate, sunt hidratate, adică acum este la forma potrivită. Tu nu trebuie să-i mai faci nimic, vezi că nu mai are țepi, da? A, deci teoretic înainte de a-l vinde trebuie să-i cureți. Da, bineînțeles, țepi. Este și hidratat prin, cu anumite soluții, nu e doar așa. N-a venit așa. Da? Ele vin în ambalaje de plastic, probabil au stat 3 zile cât, cât e transportul fără apă. Ok. Da? Bun. Așa. Deci, repet, cel mai zdrav în trunchi de floare, prima dată, nu? Ok. N-am vrut să te las pe tine să-ți... În țepii, degețelele să le curez. Okay. Tu ți le-am pregătit, practic, dinainte. Verdeața ornamentală. Este atât pentru frumusețe, da? Estetic. E foarte frumoasă. Îți place mărarul, nu? Da, da. Așa. Dar chiar arată bine. Păi, asta zic. Așa. Arată bine? Și te va și ajuta să-i dai puțin volum buchetului, da? Ai început bine. Se aliniază. Ideea este în felul următor. Degetul mare și cel arătător, da? Fixezi un punct de unde pornești buchetul. Ok. Da? Ai început. Cu astea două. Aici este punctul, de aici nu te mai miști. Da? Asta este. Ok. Toate florile trebuie să meargă într-o formă spiralată. Știi ce e spirala, da? Exact. Dacă codița... acestui trandafir în partea asta, floarea va fi, nu vorbim de asta, vorbim de următorul, da? Va fi în stânga. Deci codița la dreapta, floarea la stânga. Codița la dreapta, floarea la stânga. Ok. Pune și celălalt fir de verdeață. Deci ăla e punctul, da? Așa. Foarte important. Ridică-l puțin, te rog. Okay. Așa. Nu punem florile așa, da? Nu drept. Exact asta înseamnă spirală. Înclinăm. Am înțeles. Da? Aici, în punctul ăsta, înclinăm. Okay. Și unde te hotărăști să pui tu următorul trandafir? Păi, în spate, vezi că ai depășit nivelul trandafirului cu verdeața. Deci te orientezi, da? Cobori. Verdeața este ajutătoare, practic. Okay. Mai jos decât trandafirul, sub trandafir. Așa. Ok. Astea, două. Arătătorul și degetul mare, da? Ok. Și următorul. Deci, ceva de genul. Și în spate. E stângaci? Nu, dreptaci. Nu e stângaci. Bun. Mergi pe față, că ți-e mai ușor. Uite așa. Da? Ții buchet, primul fir drept, cu astea două degete. Aici eliberezi. Da? Relaxat. Următorul trandafir. Dacă îl punem pe spate aici, adică... Nu e stânga, ci merg invers. Da? Deci noi mergem în dreptă. Sensul acelor de ceas. În partea asta, bun. Floarea în spate, tija aici. Așa rămân.
Așa crăcănate? Exact așa crăcănate. Nu le apropii. Eu am tendința să pun tot mănuchiul. Aici știu, toată lumea are tendința asta. Asta okay. E. Da? Uh-huh. Dacă tu îl vei pune drept, va sta așa. Ah, da, da, da. Nu da? Cu cât îl înclin mai mult. Înfoiat. Exact. Deci trebuie să stea înfoiat. Exact. Perfect. Așa. Și ce avem aici? 3 mini roze. Se vede, da? Vedeți, perfect. Hai că te descurci bine. Așa. Deci am început cu 2 trandafiri. Da. Ulterior. Ce punem? Hai să vedem. Avem mini roze. Hai cu mini rozele, da? Un fir de mini roză. În sensul acelor de ceas. Dacă tu ai rotit buchetul, da? Uh-huh. Îl rotești cu totul și te poți ajuta și de mâna dreaptă. Deci, să înțelegi. Ai făcut treaba asta, care da, ții da, da. Aici, da? Și vrei să rotești. O să-ți fie greu să te sucești. Corect. Da? Ai trecut în mâna asta, exact așa cum e, uh-huh. Apuci de același punct și revii. Cu mâna stângă. Ok. Da? Perfect. Așa. Am răgușit. Nu-i de problem. La cei. De la cei. Da? Mai bem o par după aia. Hai, o mini roză. Mini roză. Ceva de genul așa? Dacă am pus 2 trandafiri așa, hai să punem pe mini rozele în părți. Exact. Eu am zis cant. Așa. Ok. Cele două degete, relaxează-le pe celelalte. Ok. Da? Mini roza asta trebuie să stea aici. La aceeași înălțime cu trandafiri. Și atunci ce faci? O înclin către stânga și florile către dreapta, da? Ok. Ok. Câte multe flori poți să ții în mână? Că la păi tu nu poți să ții, de asta ți-am și dat scociul ajutător pentru tine. Fixez cu degetul mare. Da? Ok. Așa. Și acum îi dau un... Da, da, da. Încearcă să menții florile exact cum le-ai așezat, să nu se schimbe forma de sus. Că n-ai făcut nimic dacă le dai drumul. Ok. Ceva de genul așa. Așa. Exact. Exact. Da, nu am dexteritatea necesară să țin buchetul ăsta. Ok. Este primul tău, da? Buchet. Corect. Chiar e primul buchet. Așa. Bun. Bun. Ok. Așa. Deci astea două. Așa scociul ne ajută să păstrăm forma. Să știți că țin pornit, în da? Mână 4, 5 tulpini. E chiar foarte greu de ținut. Asta 5 vreau tulpini. Să spun. Uitați, tulpinele trebuie să fie așa, în formă de spirală. Și ca să le țin două degete, e chiar complicat. Bun. Continuăm, da? Am pus mini roz aici. Venim și cu cealaltă. Pe partea opusă. În partea opusă. Aici? Da, același nivel, da? Practic centrul buchetului este acest trandafir. Uh-huh. Da? Ok. Vrei scoci sau crezi da, că mai te descurci? Da, mai dăm okay. Cu scoci. Nu reușesc, vă zic sincer. E greu? Ți se pare greu? Da, e greu la degete. Eu nu știu ce forță ai tu în degetele la două să ții respectivul buchet. Mai ajută-mă să tai asta. Hai să te ajut. Perfect. Bun, ne orientăm. Ce mai avem? Într-o zi normală, cam câte buchete faci? Dacă ar fi să fac de dimineață până seara, cam câte pot? Da. A, nu. Ce întrebare îmi pui. Multe, nu? Da, foarte multe. Bun. Adică eu buchetele de 100 de lei pot să le fac în 2 minute. 2 minute asta? Da, da, da. Ok. Hai și cu puțin santini, da? Santini. Așa. Deci ăsta așa e centru. Estetic, cum ți se pare? Unde s-ar potrivi? După tine. Vreau să văd așa dacă... Deci avem 3 roze, da? Ok. Deci ulterior o să mai pun o roză aici. Și între, nu? Între. Dacă simți că ar mai trebui o roză acolo, pune roza acolo. Și revii cu santini. Ok. Da? Da, că sunt 3. Mă gândesc în formă de triunghi. Mai avem și un trandafir, știi, da? Da. Eu l-aș pune mai aici. Am greșit. Nu, n-ai greșit cu nimic. Buchetele nu trebuie să fie neapărat așezate simetric ca florile. Nu trebuie să fie... Dacă avem unul portocaliu la dreapta, nu trebuie neapărat portocaliu și la stânga. Da?
Okay. Sunt foarte multe feluri de buchete. E corect și și. Da? Du-te până la trepied și vezi o bulină ca un nasture. Dă așa ușor în ea. În jos. Trage în jos, bulină. E bulină pe față, unde sunt cele patru leduri. E un disc. Așa, dă-i un pic în jos. Așa? Dă-i. Nu, țin, mai tare, mai tare. Apăs? Mai. Nu, trage în jos. Gata, stop. Dă-i așa? În invers, da. Gata, stop, atât. Stai așa, să vezi. Exact așa, ca să vadă lumea. E bine, da? Da, perfect. Așa. Bun, hai că e bine până aici. Încearcă să pui mini-roza la același nivel cu celelalte mini-roze. Vreau doar să te familiarizezi, nu o să-ți iasă perfect buchetul ăsta, dar vreau să te obișnuiesc un pic pentru cel de mireasă. Mie mi se pare că e cam la același nivel, nu? E ok. Bun. Mi se pare și mai dăm un scotch. Nu poți trăi fără el, nu? Da, nu. Eu sunt foarte criticată pentru folosirea scotchului, însă ajută foarte mult și eu cred că rezultatul final contează, nu cu... Nu este important ce facem de desubt, să zic așa, să mă exprim așa. Noi suntem live pe canalul de YouTube Marian Borcea. Puteți să intrați pe YouTube, căutați exact așa, Marian Borcea, că vedeți mult mai bine. E imagine pe lat. Hai să te ajut. Ok. Da? Încearcă să menții, da, forma, că nu, să nu-l pui doar să-l pui, să-ți fie util. Ok. Da? Hai că nu pun mult scoci, doar să-i dau o buclă. A, așa. Okay. Dar să strângi foarte bine, ca să-ți rămână forma așa, te ajută pe tine. Deci nu-ți mai fug florile unul la stânga, unul la dreapta. Deci, sau... Am mai pus și eu așa câteva flori, dar tot timpul mi-e făcea plăcere să le pun pe toate aranjate la tulpinul. Drept? Da. Asta însemna ar fi însemnat un buchet, nici nu știu dacă s-ar numi buchet. Practic iei florile și... Da. Da, buchet înseamnă altceva. Hai să continuăm, hai. Hai cu acest Santini frumos. Deci ăsta este Santini. Bun. Avem patru fire. Orientează-te, ți-am spus, nu trebuie să fie neapărat simetrie, mai ales că este primul tău buchet. Mai sunt discutabile treburile astea. Ăsta are tulpina subțire, poți să țin fără... Te descurci, fără da? Fără scoci, da. Bun. Crezi că poți să adaugi unul și între cele două mini-roze de aici? Da. Chiar asta vreau să fac. Ia, cum rotești? Ai rotit foarte bine buchetul. Exact așa cum ai zis. Exact așa, bravo. Marian se descurcă foarte bine, spre surprinderea mea. Deci o singură dată i-am zis cum să rotească buchetul și... L-am rotit. S-a folosit de ambele mâini, bravo. Așa, nu uita de prima. Da. Trebuie să stea mai înfoiat sau mai... Ai grijă la tijă, da? Da. Ai pus floarea la dreapta, tija în stânga. Corect. Da? Libere. Florile n-au voie să stea înghesuite. Da? Florile trebuie să se vadă. Frumusețea florilor trebuie să fie vizibilă. Dacă le înghesuim, exact cum făceai tu înainte, le lipești așa. Bun. Hai că e bine. Bun. Continuăm. S-a întâlnit ăsta. Ok. Dar sunt patru? Sunt patru, da. E un total de 11 fire. Am vrut să iasă fără fire. Fără soț. Fără soț. Da? Uite, mai avem una. Bun. Da? Vrei să faci centru din cei trei trandafiri? Mai ai un trandafir. Păi ar trebui să-l pun acum, nu? Da. Dacă vrei. Bun, hai să mai dăm un scoci, că nu mai rezist. Gata? Ia să te văd. Uite, sunt... Da? Lasă cozile libere. Liber. Relaxat, da? Relaxat. Sunt ok? Da. Deci ai scociu pe masă, pe descurci. Două mânuțe. Nu miști forma buchetului, da? Te concentrezi când pui scociu. Nu-l punem doar așa să fie. Da? Strângi foarte bine. Să nu mai dea voie florilor să se dezechilibreze. Da? Așa. Bun. Și un al treilea trandafir ar merge în ăsta, aici, nu? Hai, să vedem. Aici este o greșeală, să știi. Trebuie să-l bag mai așa. Faptul că tu ai vrut, n-am știut asta de la început, să pui cei trei trandafiri în centru, trebuia să pornim cu toți trei odată. Bun, da? Și dacă eu am greșit, ce
facem ca să salvăm? Este bine cum l-ai pus acum. Mai avem floricele, o să reparăm. Da? Nu-i problemă. Problema că eu sunt cu simetria. Mie îmi place simetrie. Deci îți plac buchetele simetrice. Sunt gusturi și gusturi. Și există foarte multe tipuri de buchete, da? Bine, trebuie un pic mai... Așa. Așa, lasă-l pe ăsta liber, nu-l sugruma, te rog. Uite, deja apuci de aici. De ce apuci de aici? Dacă punctul este aici. Da? Okay. Punctul de pornire e aici. Nu mai strângi de aici, nu mai e ce să mai faci aici. Perfect. Aici. Și de aici în jos lucrezi. Da? De aici te orientezi. Buchetele se privesc așa, ca să-ți dai seama dacă sunt rotunde. Întotdeauna le ridici. Păi, nu-i rotund. Da? Fă-l rotund. Nu-i rotund. Da? Mereu urmărești să vezi câte flori mai e de adăugat. Păi avem acel al treilea. De aici. Da? Iar strângi de sus, iar greșești. Vrei să scapi? Nu, nu vreau să scap. Da? Vrei să scap, nu este. O să ai tendința să-l strângi de aici, să-l aduci la nivelul ăsta, așa. Strâns, așa-l vrea. Asta nu înseamnă buchet. Asta înseamnă că te-ai dus, ai luat florile din vază, la mulți ani. Nu așa, da? Florile trebuie să se vadă. Silueta florilor trebuie să se vadă. Da? Cât mai relaxate. Nu au voie să stea sugrumate. Ok. Da? Mai ai răbdare? Da, mă, cum să nu. Ia uite, nu prea se descurcă învățăcelul. Ce scrie lumea pe TikTok aici. Wow. Este primul buchet al lui Marian. E chiar primul meu buchet. Adică fiți și voi așa mai îngăduitor. Eu zic că totuși pentru... Hai să vedem cum echilibrăm cei trei trandafiri din centru, cum da? Cum echilibrăm? Bun. Ia. Ce luăm soluție? Luăm garofița mai mare, da? Uh-huh. Să umplem partea asta, practic să fie, să dăm forma rotundă. Okay. Trandafirii în mijloc, rotunjim aici. Unde ne lipsește? În partea stângă. Dreaptă. Scuze. Așa, da? Invers. Majoritatea buchetelor trebuie să aibă o formă, să tindă către o formă de ciupercuță. Uh-huh. Deci așa, da? Ori dacă tu îl pui cu florile din partea de jos aici, astea le-am acoperit, da? Și atunci rotim. Ok. Da? Și deci ne ajută ca să înțelegeți, floarea, vedeți, este așa, pe diagonal. Eu am făcut greșeala să o pun așa. Păi nu, tăiată cum ar veni, nu neapărat tăiat. Se vede, da? Diagonal. Să nu o puneți așa, că se acoperă florile din stânga. Inversăm. A, exact așa. Da? Și vedeți cum se așează? Exact. Am înțeles, exact. Gata. Bun, hai, ce cele două degete. Cele două degete, buchetul ăsta are un kilogram degete. Acolo este punctul și forte. Degetele da? Mele știți cum sunt așa. Deci ia tu poți să le ții cu două uite degete? Uite de la buchet, cum am zis, când ne uităm la buchet. Nu arată chiar, așa, uite, da? Dai golul ăsta aici. Nu contează, așa trebuie să fie. Golul ăla acolo? Da, gol acolo. Nu are importanță. Asta înseamnă să se vadă silueta florilor. Da? Deci eu am văzut că tu strângi ca să nu se mai vadă nimic. Mm-hmm. Păi nu. Okay. Trebuie să se vadă floarea, de sus până jos. Să se vadă gol. Da? Să se vadă gol. Hai să continuăm. Deci mi-au amorțit mâini. Bun. Vrei scoci? Cred că mai pot să țin un fir. Hai că astea sunt subțirele, nu sunt... Okay. Întoarce-l. Cum te uiți la el? Cum am zis că ne uităm, da? Ne uităm să aibă cam aceeași dimensiune. Mai trebuie pus aici. Așa. Așa. Ne uităm câte fire ne-au mai rămas. Una, două, pentru buchetul de 100 de lei. Da? Dar nu mi se pare mult. Vi se pare mult 100 de lei ăsta? Și încă nu e gata. Uite-te. Bun. Deci unde mai lipsește? Eu aici mai pune unul aici. Unul aici, da? Și aici. Ai patru. Da. Patru fire. Hai. Cred că ți-ajung pe toate părțile. Așa. Deci. Greșeală? Nu, nu e greșeală. E mă orientam bine. Să văd dacă ai înțeles. Păi da, e teșit. Să zic că cobor un centimetru, da? Mhm. Floarea la dreapta, codița la stânga. Asta înseamnă tehnica spiralei, da? Uh-huh. Asta înseamnă, cozile la final trebuie să fie în formă de spirală. La final, după realizarea buchetului, trebuie să fie în formă de spirală. Da? Asta este cea mai importantă tehnică la toate buchetele.
Deci dacă vreți buchetul ăsta, puteți să veniți. Râmnicu Vâlcea, numărul 14, sectorul 3, București. Suntem aici. Râmnicu Vâlcea. Vă așteptăm. 14, sectorul 3, București. Nu pune peste, da? Da, da, da. Okay. Ai un am nevoie de scoci. Am nevoie de scoci, da, nu mai pot să țin. Hai. Deci ăsta are 2 kg deja. Degetul mare. Okay. Ai grijă să nu se miște nimic, da? Să rămână echilibrat. Deci, buchetul ăsta are aproape 2 kg. Ok. Așa. Ne uităm la el? Se calm, Marian. Ți-era fric mai devreme. Da, uite, ar mai trebui unul aici. Eu așa zice. Deci mai avem 3 fire. Gândește-te unde le pune. Eu aș pune unul aici. Da. Și aici încă unul aici. Da. Și văd după aia cum se așează. Bun. Vreau să facem ceva și cu golul acela, că ți se pare ție că e așa gol. A, să introducem... Ok. O să luăm garofița mai subțire, buchetul nu-l vei mai ține în sus, îl vei ține în jos. Uite așa. Da? Da. Așa, ca să-ți fie ușor, să nu te doară încheietura. Iei firul, te uiți unde este golul. Unde este golul? Vezi, dacă strângi de sus, nu e niciun gol. Da, corect. Aici zici tu, da? Acolo zici. Bun. Iei firul și menții tehnica, da? Așa. Așa, așa, foarte bine. Nu mai zici nimic, ești foarte concentrat. Da, chiar mă uit să fie iasă bine. Ia să vedem. Să nu afectăm trandafirul. Așa. Cum e? E... Și a acoperit și golul, că avea un off. Deci eu aveam o problemă cu golul ăla. Golul? Da? Ok. Au mai rămas încă 2 fire. Ne uităm la buchet. Unde mai li mai lipsește? Bun, hai. Okay. Chiar dacă lui plac, lui Marian îi plac buchetele simetrice, a ieșit asimetric. E, a ieșit asimetric. A ieșit perfect. Oricum. Ok. Dacă te țin o săptămână pe aici, cred că te și angajez. Deci, dar bun. Cred că ai nevoie de mai mult timp. Deci, hai, așa. Mai pun unul aici. Că e... Unul aici, perfect. Bravo. Și eu tot acolo aș fi pus. Acum trebuie scoci, că nu mai ia să vedem. E rotund, are formă. E bine? Mie așa mi se pare. Dacă nu ți se pare complet... Nu, e ok. Mai adăugăm. Va crește, bineînțeles, și prețul. Da? Ce părere aveți? Dai, că vezi? Nu da, vezi? Da, da, păi să știi comentariile... că a ieșit frumos aranjamentul. Presc că îl cumpără Marian. Deci nu mai bine veniți voi să luați un buchet făcut de mine? Mie îmi place. E perfect, zice cineva. Da, familiarizează-mă și pe mine cu ce e aici și ce e aici. Ce înseamnă exact? Ce e în stânga, ce e în dreapta? Nu știu de pe YouTube, să-mi dau și eu seama. Avem oameni sau... Da, 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 sunt oameni. Păi de altfel cum apăreau comentariile? Nu bat până acolo. Păi da, prima fată care o vede pe stradă. Super, Florina. Bună ziua! Bună ziua! Ce v-ar trebui? Ceva la ghiveci? Cât ar fi un ghiveci? 20 de lei o crizantemă. 30. Nu mă înțeles. Altceva până la 22 de lei? Nu, 20 crizantemă. Uite atâta. 10, 12 lei. 12 lei, pot să vă ofer un fir de trandafir. Ce faci, iubirul meu? Uite ce mă miroase asta, mă, că iubesc animalele, mă. E foarte frumos. Foarte frumos. L-ai stabilizat, da? Deci da. Acum, oricum îl faci, nu se mai mișcă florile. Da. E sigur de asta, da? Chiar okay. Bun, urmează să-i punem și ambalajul. Ce fel de ăsta mic, cum ar fi ăsta, pe aici? 25 alea de jos, nu? Câte vreme de asta în grădini, când eram copii. N-ai nimic la 12 lei, să zic. Un fir de trandafir, 10 lei, vă mai rămân și 2 lei. Dacă nu vedeți bine, intrați pe YouTube. Căutați Marian Borcea pe YouTube. Deschideți aplicația sau www.youtube.com da. Și intrați, că se vede mult mai bine.
Și după aia intrăm pe TikTok. Mulțumesc, nu. Ce trandafir? Mâncare? Un fir de trandafir, da. La 10 lei? Da. Da, și nu un trandafir. Portocaliu sau roz? Păi, dăm portocaliu, mă, cu asta și o să fie. Asta? Asta mai e bobocel, da? Bobocel. Ok. Stai, Maria. Da. Te doare mâna? Nu, hai că îl ținu. De ce nu la jos? Îl ținu, păi nu, nu mai puteam. Altceva nu găsesc și un stuf, așa ceva. La lăile astea cât ar fi? 4 lei firul. 4. Păi, mai bine, eu zic. Da, am și mie mai bine, cum o vede nevastă mea acum. Haideți cu like. Eu zic că e mai romantic cu un fir de trandafir. Mersi, da? mersi. Mulțumesc și eu. Seară bună. La fel. Haideți cu like, astea. cu like. Haideți să-i punem și ea în bagajul, Maria. A venit un client, a zis că are doar 12 lei, dar vrea ceva pentru soția lui. Chiar frumos gest. Deci ultimii bani, 12 lei, a cumpărat un trandafir. Ce părere aveți? Haideți! Aș vrea să-i întrebi. Cât costă ce ai făcut tu? 100 de lei. Veniți încoace, îl și luați. Uite, deci, o să scot toate ambalajele de aici. Râmnicu Vâlcea, numărul 14, sector 3, București. Haideți, vă aștept. Toate buchetele lui Marian vor fi expuse, da? Chiar dacă nu veniți astăzi, mâine de florii, le găsiți aici. 100 de lei? Chiar merită. Marian, ce ambalaj crezi tu că s-ar potrivi? Stai să arătăm la oameni. Uite că am scos mai multe culori, da? Avem alb, avem verde, roz, verde închis, ăsta este un lila, nu știu dacă se vede foarte bine. Nu. Majoritatea au două fețe, da? Sunt împotriva acestei culori, dar credeți-mă, pentru flori, mie îmi place chestia. Mov? Da. Nu-ți place la doamne? Nu e chiar la doamne, mov? Ție nu-ți place la doamne, mov? Ba da. Mi-aduce aminte de buchetul pe care l-am pierdut. Știi că ți-am povestit un pic mai devreme că m-am dus doar cu hârtia la întâlnire. A, seamănă culoarea? Da. Aoleu. Ca să-mi șterg imaginea aia negativă din minte. Bun. Da, dar numai să-mi spui dacă merge culoarea. Păi da, merge foarte bine că avem garofițele aici cu roz, movul pe partea cealaltă are roz, deci merge foarte bine. Bun. Buchetul este deschis, dacă punem un ambalaj închis, îl evidențiem. Perfect. Da? V-am povestit, nu știu dacă ați înțeles, deci acum vreo 15 ani m-am dus cu un buchet de flori, am balat într-o hârtie de exact aceeași culoare și am pierdut florile, că țineam buchetul exact așa. Și am rămas cu ei. Nu aveam buchet mare, aveam trei trandafiri. Și mi-au căzut, eu am mers doar cu o ambalaj. Și la întâlnire, draga mea, păi și florile au căzut. Bun. Acum. S-a încheiat filmul. Vă las înapoi aici pe... Perfect. Bun. Hai să facem din nou schimb. Buchetul stă în partea dreaptă sau stângă. Frică, niciodată n-am știut să... Ți-am tăiat eu pe anglica. Deci... Să te ajut. Niciodată n-aș ajut. Buchetul la jos, stânga sau dreapta, unde ți îl spun imediat. Bun. Le las în jos? Da. Bun. Stânga sau dreapta, nu, le lași la o parte de ambalaj. La o parte? La o parte. Ok. Da? Într-o parte. Da. Bun. Ambalajul. Vom folosi două folii, da? Uh-huh. Ești atent? Da. Ce fac eu cu una, faci și tu cu cealaltă. Perfect. Te rog. Hai să facem amândoi odată ca să, da? Le suprapunem colțurile. Da? Așa? Uite cum vin colțurile tale și uite cum vin ale mele. Mai apropiate colțurile, da? Le suprapunem, dar mai apropiate. Am făcut aceeași chestie, doar că... Aceeași chestie, da? Bun. Așa. Evităm întotdeauna la ambalaj... Exact, greșeala asta o faci. Nu? Care urmează să spun. Să aranjez. Deci imediat, nu facem niciodată așa. Da? Păi asta am vrut. Orice dungă este inestetică pe ambalaj. Okay. Linii. Da? Okay. Nu facem asta. O lăsăm, acum o lăsăm așa, dacă am vrut să-ți demonstrez. Deci fără linie. Fără linie.
Ambalajul rămâne la fel de relaxat ca și florile. Ok. Colțul stâng se întâlnește cu colțul drept la mijlocul drumului. Cum ar fi tu de la Vitan cu mine de la Tristor, ne vedem la Mec. Da? Ne vedem la Prosper. Sau la Prosper, da, e mai... Da? La mijloc. Deci fără dungă. Aici vine mijloc, deci aici fără dungă. Eu vreau dungă. Așa. Nu faci dungă. Bine. Uite, asta nu stă aici. Ba stă. Nu stă. Păi la mine de ce stă? Lasă cum asta e ideea să stea bufant, să zic așa ce... Mă fac să mă exprim acum. Bufant. Da? Bufant. Deci fără păi dungă. N-am pornit așa, Marian. Derulăm. N-am hai pornit derulăm, așa. Derulăm. Da? Deci colțurile pe diagonală se suprapun, am zis. Deci erau așa. Da. Cu o mână aici și cu o mână aici. Da, și colțurile pe diagonală se suprapun. Fie astea, fie celelalte două. Așa. Care îți sunt ție mai la îndemână? Am impresia că e stânga, sincer. Nu, eu sunt dreptaci. Ești dreptaci? Da. Cele mai multe lucruri le fac cu dreapta, da? Nu râdeți. Se vede că ai pătături. Nu râdeți. Așa, ia să vedem. Bun. Colțurile cum vin? Ceva de genul, uite așa. Uite. Simetrie. Simetrie. E bine? Da, și mijlocul unde este? Aici, da? Aici. Foarte subtil. Subtil? Deci, ăsta se întâlnește cu ăsta. Da. Da? Fără să le apeși. Și eram bun la origami la școală. Să facă bucla asta aici, să zic. Uite bucla. Așa. A, gata, stai că da? Aia nu mi-eșea, că aici nu se uneau colțul. Vor arăta foarte bine când le vei pune pe buchet, dacă le lași libere așa. Uh-huh. Dacă tu trasezi liniile alea, vor fi lipite și atunci le-am suprapus degeaba. Uh-huh. Da? Haide ca să te ajut. Uite, luăm capsatorul. O capsă stânga, una dreaptă. Eu nu fac asta, dar pe parcurs invers se ține capsatorul. Acela l-am luat. L-ai pus greșit acum. Vai de mine că mor. Okay. Da? Deci fără capsator, da? Dar până învăț eu. Hai să fac și eu asta, da. Să nu zici că... Încă am mâna închilozată de la ținutul buchet. Da? Bun. Și acum? Și acum. Avem două folii și un buchet. Ce înseamnă? Foliile trebuie să se unească la un moment dat. Da? Jumătate din buchet este acoperit de o folie, cealaltă jumătate de cea de-a doua folie, da? Bun. Folia la nivel cu florile, mai sus, mai jos? Avem punctul aici, da? De unde am pornit. Ne orientăm. Florile întotdeauna, mie, personal, astăzi este o modă cu foarte mult ambalaj. Nu știu dacă ați văzut buchetele astea voluminoase din ambalaj. Se poartă, să zic că este un trend, foarte mult ambalaj și se introduc florile mai jos decât ambalajul. Mie personal nu-mi plac și o să fac un buchet cum îmi place mie, da? Uh-huh. Și vreau să pun florile în evidență, deci le vom lăsa în afara ambalajului. Ambalajul jos, da? Și florile în afară. Și atunci ne orientăm. Da? Deci florile mai sus, ambalajul mai jos. Aici. Da? Asta va fi aici și trebuie să acopere jumătate de buchet. Cucutele în exterior. Cucutele în exterior, că arată bine estetic aceste bucle. Da? Și ne dă și voie să ne întindem pe jumătatea buchetului. Dacă le inversăm, ne limitează. Da? Exact așa. Exact așa. Vreau să mai citesc și eu. Tu nu vorbești cu oamenii. Păi nu văd până acolo. Dar și Marian ne pleacă de acolo, nu-i de tine, zice cineva. Eu mai aveam un telefon. Uite-le aici, hai să citim comentariile de pe... Vreau și eu să... Tițone promite că nu-l bați. Nu-l bați, să știi că se descurcă foarte bine. Nu mai știu dacă e frig și nu se mai poate concentra. Bun, sunt 300 de oameni pe YouTube, dar live-urile pe YouTube rămân. Ideea că în timp el adună acest live mii de oameni. Ok. Deci suntem bine sau? Da, suntem bine. Suntem, bine, grafic, da? Suntem chiar ok. Tai din salariul. Din salariu. Nu-i tai din nimic dacă va rămâne vreodată fără... Nici nu pot să zic fără job, că tu n-ai un job, nu? Da, n-am job încă. Vezi că e bătaie de la doamna,
Are mâinile șlefuite și alunecă. Puteți să-l loviți cu capul, doamnă. Acum te duci în cozile de... Acum te duci cu cozile în hârtie, zice Gabi. Uite aici, dacă ia vezi, hai. Ia. Păi și de o carte de muncă să-și iau un card avantaj. Ce e asta? A, eu n-am card de credit. Pentru că dacă nu ai job, nu ai servicii, nicio bancă nu-ți face card de credit. Deci e că trebuie să ai salariul pe card de credit ca să-ți dea. Da. Nici nu e vorba. Nici eu nu. Mă rog. A, mie îmi trebuie card de credit. Tu nu te vezi în live-ul ăsta. Nu e problemă. Nu te deranjează, da? Buchetul, da? Buchetul, da. Ok. A, uite că văd aici. Așa. Eu, dacă n-am card de credit, nu pot să închiriez mașina, e singura chestie. Că la mașini închiriate trebuie să dai card de credit. Bun. Deci, cutele... Pe exterior. Cutele pe exterior. Sunt... Nu este o regulă. Dar estetic arată mai bine și te ajută să te întinzi pe jumătatea buchetului. Asta dacă vrem să folosim doar două. Okay. Cu cât buchetul e mai mare, cu atât pune mai multe folii. Adică e logic. Da? Pe exterior. Bun. Dar nu apar comentariile de acolo aici. De ce? E întârziere. Ah, okay. Pe YouTube asta este diferența. Sunt 10-15 secunde. Pe okay. TikTok e mistat. Crezi că te descurci să-l pui și pe următorul sau simți nevoia să-l legi, să-l prinzi iar? Să ne... Da? A, așa. Dar e interesant că nu se mototurește ușor această foaie. Păi sunt speciale. Da? Și totuși eu am tendința să evit. Uite, linia, ce urât. Da. Da, este linia pe care am făcut-o eu mai devreme. Da? Avem grijă, ne orientăm să fie la același nivel și atunci ne uităm în partea de jos, că ne e mai ușor, da? În partea de sus ne dezorientăm, dar ne uităm jos. Se întâlnește una cu cealaltă? Da. Se întâlnesc, da? Așa, aici la stânga se întâlnesc, la dreapta se întâlnesc. Bun, strângi. Cu încredere, da, strânge. Serios? Acolo, da. Păi se șifonează pe aia. Se șifonează doar în partea de jos. Okay. Însă sus va rămâne relaxată. Ia întoarce invers. Uite de la buchet. Colțuri. Asta e și ideea. Uh-huh. Uite de la buchet, într-o parte, așa. Uh-huh. Da? Deci ca să-ți dai seama că buchetul a ieșit rotund, da. Ambalajul este la același nivel, ambele folii, da? O să-l mai capsăm puțin. Ok. După ce-l prinzi. Buchetul ăla trebuie conservat și dus la muzeul satului. Cine a scris? Dați-l afară, cine a scris. Arată bine, un buchet chiar foarte frumos. Pe YouTube tot timpul sunt mai puține comentarii pentru că lumea se uită pe televizor. Sunt mulți care se uită pe televizor. Stau pe canapea, se uită la televizor. TikTok nu merge. Relax, nu? Da. Gen. Și se uită... Știi câți am... Puteți să-mi scrieți acum pe chat câtă lume se uită pe televizor? Scrieți acolo, TV. A, le apar, gen, nu? Apar comentariile, dar e mai greu să scrie. Astea? Da, e mai greu să scrie pe telecomandă de televizor. Bun. Așa. Facem aceeași chestie ca și cu scoci. O să leg asta așa doar ca să te ajut pe tine. Însă eu ți-am tăiat-o pe anglică roz. Aoleu, Maria, nu așa. Nu așa? Nu. Mi-e așa mai bine. O luăm logic. Da. Trebuie să ne păstrăm forma asta aici. Nu mai avem voie să mișcăm nimic. Prindem cu degetul arătător. Da? Ai pus degetul pe el. Da. Tare. Apeși. Tare. Da? Și cu mâna dreaptă. Mâna dreaptă. Ok. Da? Unde ți-e? Oh. Te duci deasupra mâinii tale stângi. Da? A, așa, cu da. Funda. Uh-huh. Strânge, ține și de buchet și de folie. Bun. Ai grijă să nu fugă folia, da? Să rămână exact așa. Ok. Strânge. Mai dă o dată, da. Așa, pui buchetul pe masă, te ajută. Okay. Da? Strângi foarte bine, faci un nod, nu fundiță din prima. De asta rămâi cu florile în brațe. Deci cum ai rămas cu doamna cu buchetul. Da? Măcar celofanul a fost frumos. Și doamna ce a zis care l-a primit? Mănugă, mi-am cerut scuze și m-am dus să cumpăr alt buchet. Dar florile pe unde au căzut au dispărut. Că m-am întors pe traseu. Așa. Ai strâns foarte bine, Marian? Ia vezi. E bine? Păi nu știu, să nu pot să pun eu mâna sub el. Păi e bine. Da? Așa. Ai făcut un nod? Da. Fă-l și pe următorul.
Deci asta, prima legătură este ajutătoare pentru Marian, nefiind familiarizat. Încerc să-l ușurez treaba, n-am vrut să-l pun din prima cu panglică, da? Okay. Taie cât se poate de mici, astea trebuie acoperite, prima legătură practic trebuie acoperită. Foarte scurt, da? Bun. Revenim la buchet. Îl întoarcem, cum ne uităm? Ridicăm buchetul în sus, ne uităm, da? A, că am luat o razna astea, da? Da. Ce le facem? Le apropiem. Da. Și da? Le capsăm? Și le capsăm, dar nu așa... Să se vadă. Ca la... Da? Subtil. Subtil. Pe dedesubt. Capsele nu prea au voie să se vadă, de fapt, de nu s-ar vedea deloc. Sunt inestetice. E bine să acoperim tot ce e ajutător, da? E perfect acolo. Ia vezi, unde mai are nevoie? Aici. Iar, aici. Nu-i nimic, dăm și aici și aici, da? Aici se va vedea, zic. Cazuri extreme. Asta odată, în interior. Astea sunt fixurile mele, cu să nu se vadă capsa, să nu, că lucrez perfecționist. Da, da, da. Dar oamenii capsează. Da? Da? Eu aș capsa și aici. Capsează și acolo, dacă simți tu. Uite-te la buchet, foarte important, să-și păstreze forma rotundă cu tot cu ambalaj. Așa, ia, hai, întoarce. Așa te uiți întotdeauna la buchet. Uite aici, așa mai e. Vai, dar chiar ți-ai ieșit frumos. Deci chiar e frumos. Dar nu zice tu că vrei să mă încurajezi, să văd ce zice lumea. Nu vreau să te încurajez, parcă ar costa mai mult. Ăsta e mai mult de 100 de lei? E foarte frumos. Așa. Îmi place. E foarte frumos. Hai să echilibrăm puțin situația Rafii. Da? Haideți cu tap-tapul. Tap-tap. Și elevul surguitor. Mie îmi place de Marian, mă înțeleg foarte bine. Trebuie să înțelegeți că nu suntem prieteni de viață, nu ne cunoaștem neapărat atât de bine. Cred că de vreo lună jumătate. Exact, da. De o lună jumătate. A câta oară este când ne întâlnim? A treia. Treia sau a patra. Eu am avut emoții la treaba asta, am fost foarte entuziasmată la început, zic, hai Marian, să facem, să trecem, dar când l-am văzut aici și am început efectiv treaba, îmi dau seama că live-ul ăsta este despre mine. Păi e despre tine. Despre capacitatea mea de a învăța un om, da, să realizeze ceea ce fac eu. Nu mai e capse? Mai. Avem capse, dacă... Da? Vreau să mai dau una discretă, să nu se vadă. Discret, exact. Perfect, asta nu se vadă. Așa. Deci pe ăsta l-aș cumpăra și eu. Stai că nu e gata. Perfect. Da? Hai să acoperim panglica asta de rafia, da? De rafie, cu panglica de saten. Îl pui jos, te relaxezi, da? Gata, buchetul e stabil, nu mai este niciun stres. Ca să vedeți că am emoții. Da, bine, l-am spunem, strâns foarte tare, l-am strâns foarte tare, am emoții, în sensul că e prima dată și am strâns foaia și am măcinat-o și iese culoarea de la foaie. Trebuie să-mi însuc mâna. Ți-e fric sau cald? Zi. Acum mi-e cald. Ți-e cald. Tot așa cu degetul mare sau cum? Stai să ne înțelegem. Nu este o regulă, Marian. Trebuie să ne... Bă, luăm puțin logic. Mă, are două fețe. Da, evident, punem și noi cu aia mai strălucitoare în partea de sus. Nu o să-l punem pe dos. Corect. Da? Să știi că au mai fost cereri în sensul ăsta, dar punem și noi cu... Una pe față, două pe dos. Da? Așa. Am pus deasupra. Da? Am venit înapoi, facem un nod și o fundă. Știi să faci fundiță? Încerc. Ia, fă tu tot cap-coadă. Bun. Eu ți-am arătat, deci da? Un nod și o fundiță. Da, ideea este să acoperim... Unde am strâns eu și mi-a transpirat... Nu, să acoperim... Rafia. Păi și dacă se vede un pic luată culoarea de la folie? Nu este o problemă. Nu? Okay. Nu, e în degrade și așa are două nuanțe. Nu e sfârșitul lumii că asta s-a întâmplat la tine. Cam strâns. Și la al doilea buchet nu se va mai întâmpla, corect. Da? Deci acum era normal să avem strânși foarte tare, da? Tot se vede, nu? Tot se vede. Hai să te mai ajut puțin.
Lasă să învăț. Stai puțin, să te ajut cu variante, da? Ia. Uite, hai să-ți dau variante. Deci are cornele aici, cred că toate... Avem de toate, da? Eu, ce? Uite, avem niște ace, da? Uh-huh. Și în vârf au un, ca o perluță colorată, așa. Da? Noi vom folosi un amov. Ok. Sau roz, hai roz. Uite roz. Așa. Ia pe anglica, exact cum am vorbit mai devreme. Ca să fim siguri că va sta fix unde vrem noi. Vom pe anglica. Uh-huh. A, ce tare și da? Program. Deci acul să știi că nu afectează la flori, deci nu-ți face griji. Okay. Da? Hai, dacă mai e nevoie de una, pune-mi și pe cealaltă parte. Încearcă să le împreunezi de desubt, așa, fără să te uiți. Okay. Deci nu căuta să, cu privirea să le întâlnești, da? Uh-huh. De desubt, stânga-dreapta. Da? Okay. Trebuie să simți, Marian. Pe întuneric tot timpul trebuie să simți. Așa. Nu trebuie neapărat să te uiți. Așa, exact. Vezi? Și am rezolvat și problema. Îi dau de mai multe ori sau? Nu, e suficient. Atât. Te-ai dus, te-ai întors. Deci asta pe anglică, asta este strict să acoperi. Da, că el este legat. Strânge. Așa, și acum o fundiță. Strânge. Strânge mai mult. Te va ajuta la fundiță. Așa. Ia să te văd cum faci fundița. Maria face fundița ca la șireturile de Adidas. Nu? Păi e singura fundă pe care o știu să fac. Hai. Și așa am învățat-o greu, pe la 5 ani să o fac, 6 ani. Vai, ce fundă. Stai că mă să citesc aici, că apar mai greu aici. Deci nu vreți să știți ce fundă a făcut Marian. Zici că e papilot. Știi când ești copil și ieși... Te duci pe afară și te legi la Adidas singur, că ești în grabă da. Și vrei să fugi repede de acasă. Ieși și retuși, faci o fundă la legica. Deci zici că e Adidas-ul meu, serios. Da, e finuță maxim. Uitați-vă ce fundiță a făcut. A legat Marian două funde. Deci nu o să faci așa fundă. Altă fundă nu știu. Este ok fundița, Marian. Nu știu dacă modalitatea asta de a realiza funda îți dă voie să o echilibrezi puțin. Adică cea din partea stângă să fie ca cea cu... Nu e ca la Adidas, da? Uite, o facem, încercăm fundița să fie mai mică. Da? Okay. Și astea nici nu știu cum să le spun. Mustăți. Mustățile să fie așa curgătoare. Da? Deci fundița, forma, da? Fundița să fie egală, da? Uh-huh. Nu ca la Adidas. Așa. Și foarte important, capetele fundelor nu rămân așa. Uite, hai să te învăț ceva. Să arate bine. Exact fundițele din când vrei să desenezi o fundiță. Știi că la final, nu știu dacă ai luat seama vreodată. Vine așa. Stai că ți arăt. Una o fac eu, una o faci tu, da? Uite, are forma asta. A, vezi? Așa, în uite, formă de V. Final. Da. Vezi? Forma asta am văzut-o pe coroane. Serios? Hai, fă și tu la asta, la altă, să nu zici că nu le-ai încercat pe toate. Bună ziua, bună seara, de fapt. Este ok funda, dar nu prea. Nu, Marian, așa... Nu așa? Păi nu, invers. Scuze. Nu așa, vai, ce mi-a făcut la fundă, nu vreți să vedeți. Arată-le și stai că le arăt eu, nu tăia acum. 40 de lei. Vai, ce mi-ai făcut și aici. Și astea de jos? Crisantema 20. Și alea, violeta de Parma, ce e? Violeta de Parma 25. Da. Uitați-vă ce mi-a făcut. Da? Frumos ce face doamna creativă. Uitați-vă ce mi-a făcut. Deci nu, așa nu. Haideți să-l scuz puțin. Știți de fapt care a fost problema? Foarfeca mea. Întreaga trusă eu astăzi nu o am la mine și recunosc. Și îmi cer scuze, Marian, că ți-am încurcat un pic munca.
Nu am nici cleștele, nu am nici foarfeca, recunosc și îmi cer încă o dată scuze, ți-am spus și înainte să începem live-ul, dar ne descurcăm, da? Să zic că e vina mea aici. Uitați-vă și voi ai mei, da? Hai. Uite ce mi-a făcut la fund, așa, nu? N-a reușit să o taie. Să zicem, da? Că e vina mea. Bun. Dar dacă eu am putut, tu de ce nu poți, Marian? Stai că mai încerc cu tot. Așa. Fii atent ce spun. Stai, stop. A, gata, știu, așa. Știu, știu. Da. Dacă o tai în sensul ăla de sus în jos. Da? Gata. O violetă, da? De jos în sus, bravo. 25. Hai să vedem acum. E problemă că vă dau mărunt? Mm-hmm. 4, 5. Uitați așa. Mulțumesc și eu. Mești? Oh, perfect, mești? Bravo, da, bravo, gata, ai ceva. Cu colțul m-a scuțit. Gata, gata, ei. Astea sunt detalii. Eu acum vreau doar să-ți arăt cum se face bine. Nu te gândi că vine clientul și analizează capătul fundiției, da? De multe ori folosim și rafia, nu pot să zic că nu. Da? După tine, ce crezi că mai e de făcut? Tăiem cozile. Tăiem cozile. Și iar încă o dată îmi cer eu scuze. A, că n-ai cleștele, nu-i problemă. Nu am cleștele. Nu-i problemă. Pentru tăierea cozilor se folosește un clește special. Întreaga trusă, eu am fost foarte emoționată și așa. Una la mână, tu nu trebuia să ai deschis acum. Și am are deschis. Special și pentru... ba mai mult, cu toate că nu e deschis, clienții dacă vin, sunt îi serviți. Servesc, da? Bineînțeles, da. Că ar fi culmea să ne vadă aici și să bată în geam. Da. Dă-ne flori și... și să nu le dăm, nu? Da, corect. Ce ziceți, mă descurc sau nu? Haideți cu like-urile. Te descurci foarte dacă bine. Dacă mă descurc, un like. Marian, nu știu dacă tu te descurci cu astfel de foarfeci. Eu am mai multe. Ia uite, l-am găsit. Ha, 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 ha. Chiar nu știam unde... Bun, zice lumea să nu uităm de topper. N-am uitat de topper. Nu uităm de topper, sigur. Bun, mă descurc cu foarfecă. Te descurci? Da, da, da. Gândește, fii atent, eu stau la curte și eu am viță de vie. Da, da, ai cleștele exact acela care îmi trebuie mie. Nu cred că ai așa. Nu. Da? Nu. Astea sunt suplimentare. Da. Îmi pare foarte rău și încă o dată îmi cer scuze, dar... Deci Cornelia a venit de acasă, a deschis florăria acum, la ora special, asta, ca să da. Facem filmarea asta. Deci, vreți să veniți să cumpărați o floare sau să luați chiar buchetul ăsta? E ofertă, 100 de lei. Da, Râmnicu Vâlcea, 14, sector 3, București. Haideți, la florăria lui Țițone. E foarte frumos, Marian. Ia. Foarte dar ce piu ești că mă scoate în sărit? Ce casa, casa demarcat. Ah, ok. Casa demarcat. Am pus toate cele, l-am încărcat și am scos casa demarcat ca deci să avem ăsta live-ul. Ăsta l-am făcut continuu. Eu, nu vine să crede. Da. Uitați ce frumos arată. Are miniroze, santini, garofițe, trandafiri, verdeață ornamentală. Deci ce culoare frumoasă au ăștia. 100 de lei. Deci santini ăsta e perfect. Mm-hmm. Deci că e artificial. Nu? Ia te mulțumim, Florina Amzar. Cine este Florin Amzar? De pe... A, Țara Cadourilor. Țara Cadourilor, imediat, ajungem și acolo. Da? Mm-hmm. Cine taie codițele? Le tai eu. Hai. Ok. Fii atent, ia, hai. Ține aici. Hai. Obișnuiește-te cu aparatura. Da, hai să mă fără obișnuiesc. Să... Dar acum. Gata, nu apăs nimic, da? Și dacă e ceva, da. Uite, mai ai un brușul ăsta. Te să mă orientez. Bun, cât de lungi să fie? Tu așa ochiometric, cam de unde ai tăia? Eu zic așa. Vreau să ridici buchetul, nu așa din... ridici buchetul și te orientezi cât are coroana de mare, da? Uh-huh. Și cât ar fi potrivit. Eu zic cam pe aici. A, exact. Deci, da? Exact. Da. Să fie un echilibru între coroană și tijă. Ok. Da? Bun. Bun. Fii atent ce spun. Codițele le tai pe diagonală în unghi de 45 de grade. E, okay. Mă rog, 45 de grade. Aducem un da? Pe diagonală.
Dar nu cu aia. Nu, Marian. Ah, poate. Ok. Așa. Okay. Chiar dacă le tai pe diagonală, ele între ele să fie egale. Invers, că ți este mai ușor. De jos așa? În sus. Cum, de jos? Da, așa, exact așa? Așa, exact așa. Bun. Bun. Am reușit. Uite, fii atent. Da. Tu acum tai una câte una. Lasă-mă, da, la când început. O să te ori, păi, dar te va ajuta la egalitate. Ah, mă okay. Face să apreciez mai mult un buchet de flori, ce frumos a zis cineva. Ok, 45 de grade, da? Ia să te văd. Așa, hai, ia fiecare în parte, nu deci, te mai complic. Da, și un pic, deci, ăsta e gros rău. Perfect. Poți, te descurci cu foarte, că asta să știi că dacă aveam cleștele, era mult mai ușor. Nu-i problemă, eu tai de două ori pe an vița de vie la mine în curte. Uite, și... ne întreabă cineva unde o să găsim video. Mino pe YouTube, da? Pe YouTube-ul lui Marian. Marian, adică aici va rămâne. Da? Ăsta va rămâne aici, chiar dacă... E live. Exact. Așa, continui cu toate. Bravo, Marian, bravo, te descurci foarte bine. Îmi place că ai ținut cont, că am spus să fie egalitate între cozi. Bravo. Bine, e primul buchet pe care îl tai, deci logic... Vreau fir cu fir. Felicitări, doamna Țițone, pentru deosebit de frumoasă florie și răbdarea cu care explici. Good job, Marian. Salutări din US. De unde din? Din America. Dacă îl duci mâine, iubite, îi primești pește la prânz. Trebuie să înțelegeți că eu pun foarte mare preț pe... învățat, adică să chiar pun accent, să se învețe cu adevărat. Nu mă joc, nu mă încurc, pentru că eu am astfel de workshop-uri. Eu organizez astfel de workshop-uri în care ajut mai mult începătorii, într-adevăr. Și cei care au hobby în domeniul florilor. Ia uitați! E perfect, bravo! Bravo. Și la 45 de grade. Tare. Ia să-l mai vedem un pic. Ia. Ia, ține-l. Nu cu mâna, Gata. Te pricep de acum, Marian, ea face aranjamente în Dubai, e super tare. Da, curând am participat la o masterclass în Dubai, de unde am căpătat și diploma pe care v-a arătat-o Marian inițial. Da? Ce părere aveți? Buchetul este gata, este un buchet de 100 de lei. Așa arată un buchet la florăria lui Țițone de 100 de lei. Da? Marian lucrează și foarte curat. A, sunt da. Nevoia să strângă. Da, involuntar, eu nu i-am spus nimic. Aveam de gând să strâng construcție, la final. Când fac ceva în construcții, logic las curat după. Nu toată lumea lucrează așa. Vai, de ce frumos e. Bravo, Marian. Bravo. Chiar îmi place. Te-ai descurcat foarte bine. Și nu vreau să o spun eu, vreau să o spună ceilalți. Îl invit pe Marian să țină demonstrații la următorul eveniment. Țara Cadourilor este organizator de evenimente cu care eu colaborez și mai facem workshop-uri, ateliere de creație. Și a pus ochii pe tine, Marian, a zis că te descurci să vii să ne faci o demonstrație florală la următorul eveniment. Mai drag. Da? Deci ăsta e primul buchet. Ăsta este primul buchet. Al doilea va merge mult mai repede. Este un buchet cotidian. Da? A durat ceva pentru că eu sunt perfecționistă și am vrut să iasă ca la carte. Și chiar a ieșit, adică mie personal îmi place, dar nu vreau, repet, să-l laud eu, să-l laudați voi. Și acum, Marian, vrei să faci o pauză, să mănânci ceva? Da, am văzut niște sărățele. Niște sărățele foarte bune, foarte proaste. Vrei să le arătăm și lor? Avem și sărățele, avem și ceai, avem și Raffaello. Live-ul, nu Raffaello, nu trebuie să zic Raffaello. Live-ul se face pe YouTube. Dacă vreți să vedeți live-ul calitate mare, intrați pe YouTube și căutați Marian Borcea și vedeți ce filmează Cornelia acum. Marian, să punem topărul. Topărul, da. Păi topărul, da? Facem pauză când terminăm efectiv. Bun, hai, deci ia-mi suportul ăsta, ce facem, cum întorc, deci, ce fac. Deci ăsta este inimioară. Ai da? Ales o inimioară. N-aș fi ales inimioara că e roșie, nu prea se pupă okay. cu culorile buchetului. Hai să punem cu un la mulți ani. Îl selectasem eu aici. Uite ăsta, nu? A, te iubesc, mami, nu? La mulți ani simplu. Deci avem aici de ales un topper. Unde e? Că sincere condoleanțe? Aoleu! Nu, nu, nu. Da, nu.
Hai voi. Deci nu merge cu sincere condolențe. Dar unde e ăla cu la mulți ani că l-am scos nu eu știu. Și... Hai, nu știu, nu știu. Uite, îl punem pe ăsta de cadou. Da, foarte tare. Da? Da. Fii atent. Da, e cam uruțel. De ce? Alb așa? Ia vezi dacă merge. Vezi dacă merge. Pune-l așa în mijlocul buchetului să vedem cam cum s-ar vedea. Lui Marian nu-i place alb, voi ce ziceți? O să dureze câteva secunde. Măi, dar aveam unul de ăsta. Da, fii atent. Dă-mi aparatul. Ia. Și caută tu. Hai să luăm de aici unul. Cred că este în cealaltă. Ok. Haideți cu like-urile să facem 300. Mersi, mersi. Wow, very nice, Marian. Living Rock, salutare. Mie tot îmi vine să dau tap-tap. Marian? Se vede neclar. Dă un refresh. Vrei pe ăsta? Da. Ce e, la mun? Prea multă iubire. Dar nu ai băț. Da, băț. Îi puneam, iată așa. Merge pe TV și pe televizor. Perfect. Hai la mulți ani, da? Uite, punem un la mulți ani simplu. Perfect. Da? Da. Da. Haideți că vă las aici ca să... Așa. O să punem un la mulți ani, da? Perfect. Nabiloasul. Uite așa. Ai mei nu mai sunt aici că sunt la tine pe canalul de YouTube. Nu cred. Au fugit. Nu cred, că nu toate. Tu știi cât sucede puțin oameni trec de pe TikTok pe YouTube? TikTok pe YouTube? Da, da. Marian, nu este o regulă, o tehnică de a prinde acest stopper. Eu nu l-aș pune în centru, l-aș pune într-o parte. Nu, dar ca să-ți spun așa, și într-o parte, nu contează, da? Fiecare cum, fie de este să se vadă. Fie îl introduci într-o floricică, da? Care e mai stabilă, cum ar fi mini-roza asta. Direct prin ea? Da? Asta zic, știu, ți se pare puțin ciudățel, dar cam așa. Ori dacă nu... Nu rămâne așa, că oamenii pleacă și poate îl scapă, exact cum ai scăpat tu, da? Îl prindem cu puțin scoci sau rafie sau îl legăm de o floare. Da, simplu. Puțin scoci. Nimic complicat. Cum ți-e ție mai ușor? Da? Îl pui într-o parte, vezi că l-ai băgat prea în interior și nu se mai vede. Deci trebuie o floare mai zdravănă, cu tulpina mai... Da, nu știu, încearcă lângă un trandafir, zic, care ți-e mai la... Așa, lăsat mai în exterior, deci tot partea aurie să rămână în exterior, da? Ok. Așa. Așa. Bun. Am pus și un topper, da? Un accesoriu care se poate pune și la ghivece, chiar și la torturi. Uite așa, te descurci cu asta? Da, ține un pic așa. Hai, te descurci. Da? Topărele pe care le folosesc eu sunt de la Țara Cadourilor, un nou brand pe piață. Pe lângă faptul că este creator de aceste accesorii, este și organizator de evenimente. Noi colaborăm foarte bine, topărele sunt de calitate, sunt personalizate pentru fiecare client în parte, deci nu există ceva să nu poți face. Să vă arăt ce mi-a făcut mie, Marian, dacă vrei tu un minut. Da. Mie mi-a făcut un tablou foarte frumos și ăsta îl punem după m-a descris. Okay. Așa. Așa mai e. Ia uite, gata, perfect. Ia uite, fă o poză cu el în brațe să postăm. Las că facem și poze, da? Un print screen? Ia să-i faceți voi poze și să-i trimiteți pe Instagram. Instagram, zic bine? Da, sau pe Facebook. Pe Facebook sau pe Instagram. Hai, prindeți-l. Să luați și topărul, da? Perfect. Gata. Bun. Așa. Deci nu arată rău. Nu arată rău, deci chiar arată foarte bine și nuanțele sunt potrivite. Sunt evidențiate prin ambalajul închis la culoare. Deci e foarte frumos. Deci ăsta e făcut de mine. Primul buchet din viața mea. Uite, Nabil Barbar zice, fug de colo-colo, de pe YouTube, pe TikTok. Vezi? Da, deci cam asta e tot. Următoarea etapă este să îl punem în apă, da? Imediat după tăiere se pune apă rece, vasul foarte important să fie extrem de curat, da? Apa foarte rece și asta e tot. Gata, buchetul este... Bun, dacă veniți astăzi, mâine, poi mâine, Râmnicu Vâlcea, numărul 14, sector 3 București, puteți să-l luați.
100 de lei. 100 de lei. Mâine va fi expus la vânzare. Poate astăzi nu va mai veni, că este târziu, nu va mai veni cineva, dar mâine cu siguranță îl găsiți aici. Să-l pui undeva, da? În apă. Acum, eu o să merg în camera secretă și o să vin cu o vază aurie, Marian, din camera secretă, da? Camera secretelor. Camera secretelor, nu are voie nimeni să intre aici. Corect, da. Este depozitul. Poate cândva... Nu dai depozit, de ce să intre cineva acolo? Bun. N-ar avea ce să vadă frumos, sincer. Bună seara, Marian, bună, bună. O poză cu el în brațe, da, am făcut. Se vede un pic blurat. Semnalul. Dați pe rezoluție maximă unde e rotița aia. Așa, gata. Punem buchetelul în apă, îl expunem la vânzare. Da? Ok. Este chiar foarte, foarte frumos. Buchetul e Marian. Vă arăt și eu pe TikTok, vă arăt și eu. Și aici pe YouTube. Deci tot nu vine să cred. 100 de lei, adică... Tu acum nu-ți dai seama, mâine o să vezi ce ai realizat. Uh-huh. Sincer, acum poate ești așa... Pătruns de emoții, Marian. Uh-huh. Da? Nu știu câtă răbdare mai ai, că te văd un pic așa. Nu, serios. Da? Deci când n-am răbdare, crede-mă, zic direct. Nu stai la discuție. Nu, chiar am, chiar... Da? De apreciat asta că ai răbdare. Așa. Bun. Și cam asta este. Da? Următorul. Hai. Următorul, încep direct sau vrei să guști ceva? Să... Da. Dacă vrei o pauză, îți opresc un pic. Mie poți să mi-l oprești, da. Ok, e oprit. Așa. Există și un... L-ai luat și pe el. Lasă-l mă și pe el să se... Ciuchi. Ciuchi. Așa. Bun. Deci prima a fost, cum ai zis? Am uitat. Buchet Cosmo. Cotidian. Hey. Buchet. Perfect. De ocazie, de oferit, da? Da. Și o să continuăm cu un buchet de mireasă. Acolo ție ți se pare mai simplu. S-ar putea să fie mai simplu pentru tine, având în vedere că ai tendința să strângi. Fii atent. Da? Buchetul de mireasă e la complicat. Da. Putem să mai facem complicat. Unul mai ieftin de 50 de lei, unul ceva micuț de 50 de lei. Oamenii? Da. Facem. Că poate nu au totuși 100. Facem și de 50 de lei. Ce ar merge pentru buget? Pentru buget. Uite, o să alegem trandafiri scurți. Da. Da? Asta înseamnă, sunt trandafiri de, nu știu dacă au 40 de centimetri. Ok, ceva finuț. Da? Și... Vrei doar din trandafiri? Sau putem combina cu lalele? Ce vrei tu? Trandafiri cu lalele merg? Păi, pentru un buchetel de 50 de lei. Nu, dacă merg împreună. Da? Păi, merg. Ok. Ce să mai ai acum? Sau dacă nu, pui lalele direct. Ia, hai să facem un buchet doar... Vrei cu lalele? Da. Păi asta am folosit. Doar lalele simple? Da. Lalele o să folosim la buchetul miresei? Nu. Nu. Atunci... Păi de asta n-aș fi vrut să... Da? Ce n-ai fi vrut să... Folosim lalele acum? Nu, să folosesc trandafiri, că aș vrea să-i las pentru mireasă. Nu, nu, nu. Hai lalele. Da? Da. Uite, avem lalele, 4 lei firul, 3, 4. Aș vrea să pun doar nuanța asta, că sunt mai hidratate și sunt drepte. Da? Fiind proaspete, uh-huh. Ele când vin au tendința de a se lăsa așa, până și ia apă. Și după aceea se îndreaptă, la fel ca asta. A, deci ele se îndreaptă ulterior. Da, da, lalelele se îndreaptă după ce se hidratează. N-am știut. Mulțumesc pentru susținere, Sergiu, Ana, Ionel. Uite, avem 11 lalele, da? Mogur de fluier. O să pun eu. Un ambalaj, o singură folie de data asta, Marian. Uh-huh. Da? Ok. Nu mai ai nevoie de două, că este buchetul micuț. Ok. Deci câte sunt aici? 11 fire. Adică 44. Da. Și ar merge și un decor, ceva, sau? N-aș prea pune la lalele, pentru că lalele au deja... Ca au acele frunze. Păi, ok.
Nu prea mai e nevoie de... Lalelele de obicei sunt frumoase așa, simple. Okay. Adică mie personal așa îmi plac. Și dacă vrei gen să fie un buchet mai mare din lalele, pot să combin culorile. Uh-huh. Da? Și pui mai multe. Așa, mai ales că, uite cum sunt astea de astăzi, sunt mai scurte. Uh-huh. Ori dacă le-am combinat cu ceva flori mai înalte, am fi nevoie să tăiem florile cele înalte. Da, și da, da. Ca de ele, adică da. De ce să nu... Poți, da, întrebarea mea, ce sunt astea? Este, îmi pare rău că n-am florit, este iris galben. Ah, iris? Da, este extraordinar. Oamenii îl știu pe cel mov. Dar ăsta galben e minunat, e ceva din Italia, probine. E super. Mersi, take a hike. Dacă vii și mâine o să-l vezi deschis. Sau nu, știi ce facem? O să-ți dau trei fire acasă. Să îl vezi mâine cum se face. Nu, no, poate e scump. Nu e scump, că nu te... Cât e un fir dacă ar... 5 lei? Ah, ok. Bun, deci 11 lalele de 44 de lei, deci un buchet până în 50 de lei. Da. Așa? Doar atât folosim? Exact, da. Okay. Asta înseamnă un buchet de 50 de lei, da? Exact ce spuneam și mai devreme când mă întrebai dacă iau, se percepe o sumă pentru ambalaj sau pentru... Uh-huh. Da, asta e până în 50 de lei. Fiind un buchetel micuț, dacă ar fi acum să pun două frunze de asparagus și două folii de așa... Dacă mi se solicită, clar, o să fiu nevoită și eu să... Să adaugi decor. Exact. Bun. Dar așa, ca să ne încadrăm în buget, prefer să pun, să las verdeața ornamentală deoparte și să pun doar mai multe floricele. Adică decât să pun 9 lalele, da, și o verdeață și așa, mai bine pun 11 lalele, să fie mai multe flori. Da, pentru că, uitați, are aceste frunze. Deja frunze, deci nu are nevoie neapărat de verdeață ornamentală. Simplu, deci chiar e un buchet simplu ăsta. Da. Aceeași chestie la ambalaj, da? L-ai pus. Eu aici am obiceiul de a face o buclă așa estetică. Da. Practic să-i fac o față. Și vin și cu cealaltă peste, da? Oh. Am strâns. Chiar și ambalajul este în formă de la lea. Uite așa. Da? Da. Chiar arată bine. Vezi? Da, și la fel, o fundiță. Deci, buchetel 44 de lei. O fundiță. Hai, uite, o să pun rapid așa o panglică de... din rafie, da? Să termin repede. Ok. Da? Uite așa. Mersi, mugur de fluier. Care e mugur? Cine e mugur? Un abonat de pe YouTube vechi. Deci asta este... un buchetel de 44 de lei. Când spui frumoase. 44 de lei, o sumă mică, trebuie să vadă neapărat florile, da? Adică n-ai ce să mai... Okay. Este chicios să pui mult ambalaj și flori puține. Da? Cum ar fi fost să punem acum 5 folii și 7 lalele? Ai înțeles esențialul? Da, da, am înțeles, da. Chiar arată foarte... Păi, nu e ok? Simplu și la obiect. Bun. Hai că să l-am făcut eu, că te las pe tine, dar da. L-am făcut tot eu. Ți-am oprit microfonul, dacă vrei să stai un pic de vorbă cu... L-ai frică? Da, 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 e oprit. Așa. Ope. Bun. Treabă. Da. Hai, bună seara, Andrei. Cine mai e pe aici? O, Vasile Blider, salut, salut. Îl iei pe Vas? Păi da. Cecilia, cine mai e pe aici? Hai, el. Hai. Perfect. Nu uitați cu like-urile, haideți să ajungem la 300. Bun. Maria, vrei să le faci un buchet din ăsta? Da. Vrei să-l faci tu? Da, da, da. Da? Iar păi, uite așa, așa ți-l las. Ok. Da? Marian Floraru, perfect. Vezi ce se folosesc aceeași... A, da, folosești aceeași, dar vezi ce se întâmplă dacă o presezi foarte tare în timp ce le manevrezi. Așa se face. Și la fel se întâmplă și cu foliile. Ok. Hai să pun eu camera acolo. Hai. Bun, hai că nu-i rău.
Mă descurc. Okay. Da, am început invers, am început cu buchetul mai greu și... Păi nu, e un buchet de 200 de lei, ăsta e automat la jumătate de preț. Dar să știi că în loc să dai 50 pe ăsta, mai pui 50 și lei pe la mare. Și... Da, arată într-un mare fel. Uite și tu cum e, e plin de flori, ai pe bune acum, chiar e... Chiar e frumos, serios, adică nu vreau deloc să te lingușesc sau așa. Chiar e foarte frumos. Bun, fiară. Ăsta e 44. Da. Hai să punem un decor, măcar un 55-60. Vreme. Hai să fie ceva mai... O să pui un decor și o să ajungi la 80 și o să-l compare cu celălalt. Și o să zic că, deci păi da, dar ăsta are verdeață. Decor? Da, este 4 lei firul. Cel puțin ăsta de acum. Uite așa, un fir este 4 lei. Wow. Da? Un da, fir da, așa. Nu cred că merg astea. Uite ca să-ți spun. Și ăsta cât e? 3 lei. Da, da, nu știu dacă se potrivesc. Ruscus. Ba, se potrivesc, dar ar trebui să faci iar o simetrie și să pui foarte multe frunze. Iar ori 3 lei trebuie, dacă pui minim 10 frunze, da? Ajunge la 100 Sunt deja 30 de lei și atunci zice, păi cum? Clientul spune cum? 9 da. Fire? Deci frunza asta... De ce costă atât? Și verdeața ornamentală se plătește, nu este o verdeață pe care o adună din grădină, da? Ceva din copac ceva și... Nu, 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 nu. Verdeața ornamentală... De cele mai multe ori este mai scumpă decât, decât floarea. Uite, să-ți dau un exemplu, wax flowers ăsta. Uite asta, iar. E parfumată, e minunată, dar este 10 lei firul. Wow! Da? Uite așa, e foarte frumoasă. Vezi că miroase, are un parfum așa de lămâiță. Este 10 lei firul asta, da? Mai dă un pic de buton în jos ca să se ridice un pic imaginea. Gata, atât, e perfect. Așa. Da? Da. Deci, practic, asta e cât 2 la lele jumate. Clienții au tendința să vină și să spună, pune și mie 5 la lele și verdeață de aia de pe acolo. Bagă și tu frunze. Corect. Frunzele nu sunt din copac. Frunzele se cumpără. Logic. N-aș vrea să vă dau prețuri de depozit acum, aș putea să fac o excepție și o să fac. Adică? O să spun prețul de depozit acestui fir. Da? Nu, nu e ok și nu se obișnuiește, dar o să spun. Acest fir poate costa între 5 și 7 lei, oscilează. În funcție de perioadă, mă rog, de depozit, de... Da? La depozit, am zis. Între 5 și 7 lei. Gândiți-vă că da? Cornelia se duce acolo, exact. Îl cumpără, transportul trebuie să întrețină și florăria, curent... impozite, taxe... Sunt niște plăți în spate pe care clienții nu le știu, da? Iar asta mă omoară, cum pune și mie verdeață de acolo. Da, da, da. Da? Să știi că și eu am aceeași părere, adică punem și mie niște verdeață. Știu, că de-aia am tu vezi asta verdeață. Dar asta e ceva deosebit, e o plantă ornamentală deosebită, nu e ceva care găsești în grădina. E o creangă mai mare și se taie sau nu, exact așa? Nu, nu, uite așa vin. La fir. Ah, ok. Exact așa, uite. Eu astăzi am luat, pentru că vreau ca tu să pui, să folosești la buchetul de mireasă, da. Am luat cât am considerat eu că sunt suficiente, da? 5 fir. Da, da. De obicei se cumpără 50. Eu fiind clientă fidelă... Ți-a dat mai puțin. Da? Mai fac și eu acolo. Angru. Mi se mai dă. Angru. Chiar și frunzele astea mi se par... Chiar și frunzele astea... Așa... Exact, da, uite, bălăria asta așa... Uite... Bălăria asta așa, de obicei ca să pui de jur împrejur unui buchet, e nevoie de vreo 5 fire. Ar însemna 5 lei. Firul? Nu, nu 5 lei. 5 lei cu totul. A, 5 lei. Doar okay. Că clientul nu știe și când îi se cere cu 5 lei în plus, păi de ce? Da? Corect. Așa. Așa. Hai să vedem. Hai să te văd. Hai că ăsta e simplu, adică l-ai făcut pe ăla și... Bun. Deci, ai la lele perfect drepte. Păstrezi și aici tehnica spiralei, te rog. Da? Uite, ai un singur soi de floare, chiar acum e, acum te poți testa. Da? Exact așa. Și mergi de jur împrejur. Ok. Așa, păstrezi înălțimea, da?
Ai un scoci aici, scuze? Nu, e de la mine scociu. Nu, s-a luat după masă. Așa. Hai, Marian, mai repede, păi ce facem așa? Dar nu-s clienți, că dacă erau clienți, de asta te mișcai mai repede. Da, da. Ideea să fie toate la aceeași... Nu stai mai jos un pic. Ok. Deci mă jur că mi-încălzesc sufletul. Când văd că vin codițele așa, dovedești clar că ai înțeles. Da? Și în funcție de cât le vrei de strânse, te duci mai sus, da? Îți fixezi punctul mai sus. Păi da? Vreau mai... Cât vrei tu, că tu ești cu strânsul. Aici îți permiți. Poți să le pui strânse, că este un singur soi, știi? Eu vreau mai înfoiate. Hai, înfoiază-le atunci. Ok. Deci 11 lalele, ori 4 lei bucata, 44 de lei. Hop. Aici se mai ia ambalajul? Ai zis că se mai pui, mai pui ceva pentru ambalaj, nu? 44, să știi că nu întotdeauna este 4 lei la leoa. Ai în funcție de perioadă? Este în funcție de perioadă. Spuneam și la început, dacă este extra sezon, uh-huh. Da? Ia la leoa în septembrie. De logic. Unde? Da? Adică în martie, 8 martie... Ajungea la leoa în funcție de calitate și la... Întâi trebuia să fac asta, nu? Nu neapărat. Păi astea poți să le legi la fel cu scoci, să te ajute pe tine să-ți menții forma. Da, da. Da? Ai uitat, Marian? Păi deja m-am obișnuit și ai zis ce să nu mai folosesc scociul. Da, de obicei nu se pune scoci pentru că florarii de meserie reușesc să țină... Să știi că și eu folosesc scoci, nu te gândi că nu... Păi nu, dacă eu vreau, eu pentru mare... siguranța mea, că sunt perfecționist, adică nu vreau să... Okay. Pe mine mă interesează rezultatul final. Nu contează, știu, recunosc, sunt criticată uneori pentru folosirea scociului. Dar să știi că și cei mai mari floriști din lume folosesc scoci. Nu, eu mă refeream că florarii profesioniști pot ține... 30 de fire în mână, da, fără, dar fără să... te dore încheietura, să știi. Da. Eu simt încheietura. Și devine și greu. Tu ai zis de primul buchet că da, e greu. Ăla, ăla. Da, păi, da, păi când faci cu 101 fire, de exemplu. Da? Bun. Bun, având o singură foaie, vrei să-ți dau alta, nu? Aruncă-o pe asta. Hai că ai murdărit-o și nu-mi place. Păi nu, eu am pus lalelele aici, dacă un șervețel să-l ștergem. Da. Hai să ștergem. Asta poate folosești o bucată ceva. Nu folosim, nu mai. Ce s-a stricat, s-a stricat. Nu e nicio problemă, pot să o aruncăm, da? Da, am făcut-o apoi. Așa? Bun. Hai, îți dau aceeași nuanță sau ce ai tu preferințe? Păi, în afară de culoarea aia, ce ar mai avem, merge? Nu știu, uite, avem și verde cu cremă, avem... Ce să-ți dau? Ce vrei tu, ceva colorat. Ce ți movul am folosit. Ceva ce nu... Vrei mai închis? Vrei așa? Da. Hai. Nu știu de ce, dar eu asortez, adică asociez ambalajul cu culori închise. E, cred că e defect. O să... La da, mine. Ai tendința să... Da, da. Hai să mai facem ceva mișto, fii atent. Ia. Așa cum oamenii își ia chiloței pe dedesubt, logic. Da? Hai să nu lăsăm buchetul atât de porno, zic eu. Ce faci cu aia? E, uite, vreau să-l îmbrac puțin. Vreau să folosesc hârtia asta ca un chiloțel pe dedesubtul ambalajului. Uh-huh. Și vom folosi aceeași tehnică. Da? Asta dedesubt și ambalajul deasupra. O să vezi că finalul este mult mai... mai frumos decât dacă ar fi doar cu folia. Dar vreau să faci tu asta. Tu o îmbraci, tu o dezbraci. Mușcata cât costă, întreabă... 30 de lei costă mușcata. Care este mușcata? Uite ce a roz din colț. Ah, ok. Ai văzut-o? Jos de tot? Acolo, acolo, da. Roz. Aia este mușcata. Așa, și am zis ceva închis la culoare. Nu îl ameți, Cornelia. Ce? Să nu mă amețească. Nu mă amețește. Chiar aflu secrete aici.
Nu le afli pe toate, stai cu minte. Dacă vrei să afli toate secretele, trebuie să participi la workshop-urile mele. Chiar o să vii? Chiar o să vin odată. Chiar vin odată. Când o să mai organizeze Țara Cadourilor evenimente? Aha! Da, chiar! Uite, fac o paranteză, mi-am adus aminte. Vreau de mult să vă arăt cel care creează accesoriile, topărele de, le-am pus în buchet, da? Acolo scrie diploma de cel mai bun florist. A, așa, aia am căpătat-o în Dubai, să zic, am căpătat-o, am obținut-o în Dubai. Da. Și asta este un cadou de la Țara Cadourilor, da? Vă spuneam mai devreme că personalizează. Așa a considerat el că mi se potrivește mie, da? Practic mă descrie, mă descrie în tablou ăsta. Și acolo diploma da, mea, căreia trebuie să-i găsesc. Da, pentru că acum pe live, ce vrea să însemne bullying asta? Asta înțeleg, Instagram, Facebook, da, aici? Deci a, prea decupat? Da, da, da. Este de la TikTok. Exact. Trebuia da, scoasă... Așa zici, nu? Că trebuia scoasă partea de aici. A, doar a gravat-o. E gravat. Nici nu mai știu cum e TikTok-ul. Păi nu, e un... Și e liber aici? Da, da, da. De fel? Păi da, dar nu se vede. E doar gravarea. Deci trebuie scos ăsta de aici. Da, da, nu-i problemă. De Țara Cadourilor, să știi că avem o reclamație. Reclamație, păi da, ce... Așa. Auzi, au și eu o greșeală mică, a fost ceva spontan, ia să vedem. Cornelia Cârjan, Master of Flowers, Wedding... Buchet expert? Da, văd unde este greșeala. E acolo? Sunteți pe engleză acum sau? Da, 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 la buchet. Nu cred că așa se scrie buchet. Am zis bine? Lipsește o literă? Hai că îl zăpăcim acum. Hai că te iau și eu Țara Cadourilor cu, cu țâmul de la ț, cu virgula de la ț. Am lipit ceva ce trebuie scos la sigla TikTok. Da, da, da. Da, da, aici, aici, la sigla TikTok e vorba. Da, și la buchet. Mai trebuia un nume aici, nu? Da. Aici? Da, 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 lipsește o literă. Este, să știți că este un tablou personalizat rapid. Nu contează. A vrut să-mi fac o surpriză, e, nu contează, surpriză, chiar nu contează. Ideea este de ce poate realiza. Corect, da. Da. Păi nu, acum eu oricum sunt cărcotaș, că dacă m-am ocupat cu amenajări, trebuie să ai un ochi mai critic. E perfecționist. Da. Hai, pune chiloțelul. Chiloțelul. Deci facem aceeași chestie. Facem aceeași chestie. Să știi că aici te poți juca să faci linii, nu contează, asta e pe dedesubt, poți trasa aici, da? Bun, deci... Ia să văd dacă ai reținut. Uite-te că ai florile mult prea jos, da? Le acoperi foarte mult. Ah, ok. Așa, așa. Păi zice ca vârfurile mulților. Exact, bravo. Exact. Vârfurile, așa, peste, 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 te duci peste și apucă mai de la mijloc dacă... Ah, ok. Da? Așa, poți să le îndoi pe astea. Poți să le îndoi? Da, sigur, e pe dedesubt. Da? Uite așa și strânge aici, strânge. Deci poți, poți să te joci cu ambalajul, nu-i musai să... Hai să stai eu repede aici. Așa, Marian. Deci noi suntem live pe YouTube, dacă vreți să intrați pe YouTube, intrați pe YouTube și căutați Marian Borcea. Vedeți live-ul mult mai pe ansamblu. Marian, eu vreau să te întreb, chiar e prima oară când faci sau... Nu, prima dată, dar... De ce te chinui așa? De ce te chinui? Nu o să mai ai cu ce să faci fundița. Mă rog, fundița, nodul. Păi lasă-l nu, la asta ai zis că nu se vede, făceam două noduri. Lasă-l mai larg. Așa. Ah, ok. Așa, și aici faci nod. Ca la Adidas, știi tu. Nu, dar când lucrezi... Ce știu, când lucrezi în construcții, trebuie să ai mână și imaginație în al doilea rând. Doar că nu cunosc culori, nu cunosc culori. Hai, acolo nu contează. Nod, ideea este să fie strâns, da? Păi asta e ideea, să fie cât mai strâns. Iar la manager să știi că e tot, ține de imaginație să-ți iasă. Nu l-ai strâns. Știu că nu l-ai strâns. Păi ai greșit. Păi, ai greșit că nu l-ai strâns. Dar de ce nu-l strângi? Pentru că am vrut să-l strâng cum vroiam eu și mi-ai schimbat ideea. Hai strânge-l cum vrei tu atunci. Ok, atunci dacă strâng cum vreau, hai să... Ideea e să fie strâns, da? Nu contează cum, că
Este pe dedesubt, nu se vede, deci nu ne ceartă nimeni. Știu eu. Hai să te văd. S-ar putea să-mi văd și eu ceva de la tine. Marian are o tehnică diferită de a face nod. O chestie stângace, dar care mie mi-este la îndemână. Nu mai bagi nimic acum. Hai să te văd. Vrei să-ți pun eu un deget? Nu, că mă descurc. Păi chiar vreau să te descurci, că nici mie nu-mi pune nimeni un deget. Pune degetul. Hai. Hai, fie că ești începător. Tată, hai, taie-le. Cât mai mici să nu se vadă. Hai să mai citesc și eu, că sunt tare. Cine mai închis telefonul ăsta? Curioasă, nu știu. Marian lucrează mai bine fără supraveghere. Așa? Oarecum. Puteți să-mi spuneți, așa se vede, așa se observă de acolo? Se vede. Hai, Marian, că îngheață fata. Mulți florari folosesc elastică. Există vreo florărie care... Ce anume? Că mulți florari folosesc elastic din ăla... Da, mai să știți că nu este o regulă. Mulți folosesc elastic, mulți folosesc coci, mulți folosesc grafie, fiecare folosește cu ce se descurcă mai bine. Adică chiar nu contează dedesubturile astea, să zic așa. Nu este nicio greșeală că cineva pune scoci, cineva grafie, perfect, cineva elastic. Într-adevăr, avem și elastice, puteai să pui gen mai repede, știi? Ce culoare vrei? Ce culoare vrei tu? Aș vrea totuși să fii atent la... Stai puțin. Așa, hai că e bine. Ai observat că este... Uh-huh. Dreptunghiulară? Nu-i pătrată? Păi eu pornesc aici. Nu așa se calculează? Da. Doar că ai luat pe lățime și ai făcut foarte bine. Inițial am crezut că e pe lungime. Ca să fie cât mai mare. Da. Da? Hai că m-a dus capul. Adică dacă era dreptunghi... Asta zic. Marian, să știți că se concentrează foarte bine și... Eu chiar apreciez treaba asta. Bun. Așa, totuși am tendința să îmi doi foaia. Ia să vedem. Păi, eu aș pune așa să se vadă între. Între. Așa. Uite, buchetul ăsta, câte fire are? 11 fire? Da. Este cel mai comandat buchet de pe Glovo în perioada 1 martie. Serios? Da. 11 fire de la Lele, 11 fire de la Lele. Tu dai și pe Glovo, nu? Da, avem și pe Glovo. Bun, acum e o problemă. Foaia este mai lungă decât... Nu are importanță. Da? La fel fac? La fel, exact așa. Da, exact așa. Acasă oamenii obișnuiesc să dea ambalajul jos și să le pună în vază. Da, este important cum îl oferi. Da, corect. Da? Nu o să bage toate cele în vază. Ambalajul e așa, la prima impresie, că ajunge omul acasă și vede... Nu, dar nici așa... E frumos să oferi flori fără ambalaj, dar e frumos când oferi mai multe. Corect. Adică îi duci un braț de flori, nu mai are nevoie de niciun ambalaj, știi? Așa, strânge, Marian. Bună seara! Ce facem acum aici? Nu faci nimic. Nu se întâmplă nimic. Se vede ciudat. Ia. Dar de ce se vede așa? Pentru că s-a întâmplat ceva. Ia încearcă. Pe cred că era mai bine face asta. Nu. Ah, îl lași mai larg, mai că se scurtează. Da? Perfect. Da. Și ies astea în exterior. Ok. Aș dori și eu la Lele. Toate au același preț? Da, 4 lei. 5, dar luați... Bună. Roz, cred. Nu a fost aici. Așa? 5? Cred că pot să le combin. 5? Da. 2, 3, 4, 5. Avem o clientă micuță. Le luați așa sau le punem în folie? Nu, că vreau să le pun în vază. Nu, doar le legăm puțin, da? Nici măcar. Ok. Le ții tu? Da. Mintitica? Am o clientă mică aici. Câți anișori ai? 9. 9 anișori. Mulți înainte. Așa, ia să vedem mărunței acum, că noi suntem cu casa peste cap.
Imediat. Nu e nevoie. Uitați așa. Mulțumesc. Mulțumim și noi. La revedere. La revedere. O seară bună. Deci chiar dacă este florăria închisă, pentru că noi suntem aici și intră lume, automat nu poți să-i trebuie refuz. Serviți. Deci ei, suntem în afara programului, dar așa este frumos, de-aia facem noi pauză. Dar ce tare, a venit doar a luat flori, fără ambalaj, pentru florăria. Pentru acasă, ai văzut? Da, foarte tare. Oamenii își cumpără și pentru acasă. Deci, dacă sunteți în zonă, sau nu neapărat, și vreți să veniți, noi mai stăm cel puțin o oră să facem buchetul de mireasă. Deci, Râmnicu Vâlcea, numărul 14, sector 3, București. Și vă așteptăm. Haideți, dacă vreți să veniți. Poate vor să te vadă pe tine. Nu neapărat. Fetele. Voi știți că eu am borseta aia pe care o port tot timpul la live-uri, că acolo am bateriile externe, am cabluri, am tot felul de chestii. Și acum vreo două zile m-am dus în Mega Mall și mă întâlnesc cu niște abonați. Băi, Mariane, ce cu borseta aia? Zici că ești valutist din piața Obor. Zic, cer scuze, eu în borseta aia țin baterii externe. Și exact așa mi-a zis, bă, semen cu un valutist din piața Obor. Știți, am o borsetă așa pe diagonală și pun acolo tot felul de... Deci, Samsar, da, Samsar de valută. Bun, așa. Hai, treci. Perfect, da, am făcut pauză. Ce schimb? Deci nu e nicio problemă, dacă vin oameni, mă dau la o parte. Perfect, așa. Ai înțeles, da? Da, da, da. Deci am, practic, am scurtat folia din... Am lărgit unghiurile aici. Da. Da? Tot la fel strâng? Așa. Hai, pune. E bine așa? Da. Să știi că nu e o regulă asta. Îmi place mie estetic, pentru mine. Ok. Mi se pare mie mai... Da? Uite așa. Așa. Hai. Și îl strângi foarte bine. Da? Strânge-l așa. Exact așa? Cele două degete. Hai. Da? Apasă tu pe... Nu mai ai baterie. Nu. Nu știu ce ai dat. Mult consum redus. Da, da, e ok, ok. Să te muți pe partea aia. Bun. Nu? Perfect. Ce anume? E ok. Nu mai vedem nimic. Își revine de la baterie. Da, 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 da. A fost o eroare pe ecran. Ai baterie? Da, 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 este. Bun. Punem rafie de asta sau folosim ceva? La buchetelele mici poți să pui și rafie. Să știi că este rafie special, adică nu e ceva... Uh-huh. Eu aici nu aproximez. E ok atât? Da, cât să faci o fundiță. Te orientezi. Și tu vinzi tot timpul aici? Mai ai și alte ajutoare? Nu. Deci tu ești tot timpul aici. Doar eu. Și dacă te descurci tu, o să vii mai des. În zilele de sărbătoare o să vii să fac. Uite, de ce nu ne-am întâlnit înainte de 8 martie, când am avut foarte mare nevoie? Eu am venit la 8 martie, de 8 martie aici, mamă, câtă lume. Ai fost client? Și am fost client, da. Deci facem o fundiță. Să știi că fac fundiță la fel ca la Shiret de Adidas. Dacă e altă metodă, îmi pare rău. Nu știu. Hai, cam greu cu fundița. Să știi că am mai văzut undeva o chestie, făcea un nod și atașa o fundiță cu capsat. Dar nu mai știu unde am văzut. Sunt foarte multe metode, da? Deci trebuie să înțelegeți o treabă. Tot ce prezint eu aici este din experiența mea personală. Nu neapărat că există teorie în sensul ăsta și așa. Eu vă arăt... Tot ce vă arăt este din experiența mea proprie și tot ce învăț, învăț din realizările mele. Adică nu fac ceva, nu luați chiar ca pe un curs. Eu aș capsa asta un pic, da? Finuț, discret. Hai, dacă simți nevoie așa acolo. Doar așa, o capsă. Aș fi putut să-ți prezint varianta ce anume? Extrem de simplă de împachetat, da? Fără să faci, dar mie îmi place ideea asta de bucle, de totuși, de puțin volum. Nu? Ia uitați. Uite ce drăguț e. Deci asta va fi mâine la 50 de lei? Sau 44? 45. 45. 45 de lei, uitați. Foarte frumos. Adică 9 euro.
Ai calculat în euro? Păi în caz că... Perfect. Bun. Facem și acum pregătiți-vă că urmează greul. O mică pauză, mai bem un pahar. Mai bem un pahar, urmează greul, fiți atenți. Hai să-l pun în apă, asta da? E Pepsi, mă parcă. Da. Dar de ce mi-ai luat de diabetici? Păi am zis să nu te îngrași, că am văzut că ții la siluetă. E de diabetici. De la tux. Tux, auzi? Te-am văzut că-ți menții silueta, Marian. Așa. Uita ce vreau să fac. Ce fac aici, în camera secretă? Nu știu ce faci. Eu știu de ce te-ai dus acolo. Te-am încercat. Nu știi că trebuie să punem apă la buchet? Da, da, corect. Pardon. Ce-a căzut? Un coșuleț. Ei. Îți mai e frig? Cald? Nu, nu. E ok. Ți-e foame, ți-e sete, ți-e... Dar să știi că se încălzește pe tușul ăsta. Te-a se încălzește, noi am închis geamul pentru că să ai sunetul bun. Da. Dar de obicei... Dacă băgăm codul Marian 15, avem reducere? Da, cum să nu? Plătiți 10% în plus. Dacă băgați codul. Așa. Uite, dacă ne vedeam mai devreme, făceai și aranjamente. Ai făcut aranjamente azi? Nu. Ah. Astăzi doar am curățat toate florile. Le-am primit absolut toate florile care le vezi astăzi. Acum, astăzi a venit. Tot ai. Tot. Cozile lalelelor Nabiloaso sunt tăiate. Da? Sunt tăiate de astăzi, de când le-am curățat cu voi pe live. Deci nu le tăiem la câteva ore. Da? Așa. Vreau să întreb și pe ai tăi, întreb și pe ai mei. Da. Ce culoare facem noi buchetelul de mireasă? Avem varianta de cappuccino, lila, adică mov. Să se gândească. Votăm într-un fel? Cum facem? Păi, având în vedere că îl pui la vânzare ulterior, care culoare crezi tu că va merge? Va fi un buchet de mireasă și nu va fi pus la vânzare. O să ne gândim ce facem cu el până la sfârșitul live-ului. În ce sens? Nu va fi pus la vânzare? Nu va fi pus la vânzare pentru că este un buchet de mireasă. Nu vine mireasa mâine aici să-și caute propriul buchet, da? Corect, corect. Păi atunci putem după aia face altceva cu florile respective, să-l desfacem ca să nu fie... Să nu fie... eu m-am gândit să facem o bucurie cuiva. Da, cu mare drag. Dar ne gândim cui? Dați-ne idei. Ce putem face cu buchetul de mireasă? O să realizăm un buchet de mireasă și să... Gândește-te și putem că să facem cu el astfel încât să bucurăm... Cappuccino combinat cu mov ar fi interesantă combinație. Cappuccino cu mov? Da. Eu culoarea cappuccino vorbeam și astăzi. Mi se pare așa mai vintage și aș combina cu ceva cu grena, poate chiar cu trandafire în roșii. Grena? 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 Nu știu, da. Uite așa gen. Adică ăsta e cappuccino. Grena? Ce culoare e grena? Am zis eu grena? Da, tu ai zis grena. Uite așa, văd eu, sau cu trandafiri roșii, în niciun caz, așa nu mi se pare potrivit. Uite, Loredana zice da? Cappuccino cu vișiniu. Exact, păi asta, grena am zis și eu. Dar grenaul e ca un vișiniu gen pentru mine. Uite așa, așa da. Nu, de fapt. Corect. A zis cineva combinația asta. Da, e... Să spunem că apare o mireasă și vrea stric combinația dar asta. Dar nu are cum să apară, eu... pentru că mâine e Paștele. Florile, scuze. Nu apară, un potențial client mireasa, zic. Mâine dacă îmi cere combinația asta cappuccino cu lila, eu o să explic toate avantajele, dezavantajele și așa, dar dacă insistă, putem să facem. Nu mi se pare potrivită combinația, dar dacă voi vă doriți asta, așa îl facem. Putem să... Cum vreți voi. Eu personal ce pregătisem, pentru că îmi plac foarte mult
aceste mini gerbera. Sunt foarte mini, să zic așa, da? Uite, și asta este tot mini, dar asta este, uite, diferență. Da, 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 se vede. Și cred că ar fi de efect într-un buchet de mireasă și având în vedere că sunt roz, le-aș fi combinat cu lila. Asta acum vorbesc din experiența mea. Și aș fi pus câteva fire de wax flowers alb. Așa văd eu. Adică așa, cu mini gerbera roz și cu trandafir lila. Eventual, poate băgăm și niște garofițe parfumate. Garofițe eleganți, uite, astea sunt. Chiar dacă oamenii au fel și fel de idei despre ele. Mie îmi plac foarte mult și miros extraordinar, mai ales în casă, când e cald, se simte foarte intens. Te-am băgat în ceață. Da, m-am băgat în ceață că în sensul că n-ai ce să faci cu el, adică nu-l poți vinde. Ideea că eu gândesc să știi. Zi, spune. Eu gândesc că sunt flori nu neapărat pierdute, hai să zic irosite, nu se bucură nimeni de ele dacă facem un buchet de mireasă, că n-ai cui să-l vin sau tu te-ai gândit să-l dai cuiva. Marian, eu sunt pregătită să ofer acest buchet de flori, adică păi și atunci oferă-l, dar însă trebuie aș vrea să gândești o chestie, cum și cui. Cum și asta cui. Zic, aș vrea să gândim împreună. Dați-ne idei, cum, uite, întreabă și tu pe TikTok-ul tău. Cornelia are TikTok acolo. Exact, pus. Da. Aș vrea să ne spuneți voi, să ne dați voi o idee ce să facem cu buchetul de mireasă după ce este gata, da? Sincer, eu aș face o din asta, dar cred că trebuie ceva timp înainte, aș face o chestie gen unde ajunge. Putem să-l și ducem în seara asta, dacă sunteți în București. Unde poate ajunge? Nu unde poate ajunge, nu știu. Aș vrea să treacă prin cât mai multe mâini, eu am așa, nu știu, zic, idei. Prin dacă oamenii ar respecta o chestie din asta, n-ai să-l dea, garanție că la cândva mai da. Ai înțeles ideea, nu? Mai departe, da. Mi-ar fi plăcut să ajungă cât mai departe buchetul, să-l dăm din mână în mână, să plece buchetul și fiecare, dar nu știm dacă... Cappuccino cu grena, gerbera roz, cappuccino. Alex Cara zice galben cu lila... Trandafir galben nu avem. Și trandafir galben. A, chiar, trandafir galben nu sunt. Bun. Păi atunci întreabă și tu pe TikTok-ul tău ce putem face cu el și ducem în seara asta. Nu, exclus total să-l vând. Deci nu vreau să-l vând. Da? Am fost pregătită pentru live-ul de astăzi. M-am gândit la dinainte că o să am un buchet de făcut și ce face cu el. Îmi asum plățile lui, să zic așa, adică nu este niciun fel de problemă, chiar îmi face o bucurie, vreau să facem asta, să-l oferim cuiva. Pe TikTok-ul tău ajunge și până la mine, la Dubai. Nu știu. Bun, deci hai să-l facem și vedem, da? Vedem. Deci, sau putem să facem altceva, prima femeie care ajunge la florărie îl primește? Prima femeie... De pe TikTok sau de pe de YouTube? De pe TikTok, pentru că până la urmă TikTok-ul tău primează mă, că chiar nu contează, adică important e să se bucure cineva de el, să nu-l facem și nu-mi plac chestiile astea, să-l facem, să-l desfacem. Sună bine. Da? Sună bine. Și după ce îl realizăm, prima doamnă care ajunge în florărie îl primește. Cat. Da, vine la florărie și asta păi eu... da. Sunt dezavantajat, într-adevăr, persoanele și singura condiție să fie abonată la Țițone. Și da, la mine. Când vine să fie pe live. Da. Nu? Gata. Sună bine. Păi, voi spuneți unei persoane cu nume de floare, mă apuc să întreb pe stradă, cum te cheamă sau cum? Și asta e o idee, cu nume de floare. Păi și ce vrei să facem? Să vină o doamnă cu nume de floare? Ar fi două reguli, practic. Unul să vină și al doilea să aibă nume de floare. Păi da, dar e de flori? Adică e... ca și cum cadou pentru ea. Bun, deci dacă nu are nume de floare, să nu mai veniți. Să vină cu cineva care care are nume de floare. Nu aveți o rudă. Chemați-vă rudele, chiar prietenii, nepoatele. Propun așa, oprește live-ul de pe TikTok. Da. Începe unul din nou ca să trimiți notificări. Așa, ca să-i fie multă lume. Suntem puțini, da, 100. Chiar 100. Suntem puțini. De ce suntem puțini? Pentru că nu te adresezi lor. Nu vorbesc, așa este. Da.
Cât facem acum pauza, 5 minute, eu zic așa, reintră da? Pe TikTok, intră lume multă și zic că vrei să dai cuiva, prima doamnă care, sau domn, nu domn, domn, domn. Nu domn, că domnul se duce cu buchetul și nu o să spună că e făcut de noi, zice că l-a cumpărat. Da, chiar vreau să vină o doamnă. Uite, deci ați înțeles, dar așa vom face. O să închid live-ul astăzi, pentru că dacă nu, mâine, prima doamnă care vine la florăria lui Țițone, dar să aibă nume de floare și cu să buletin? Fie abonat. Logic, păi cu buletin, nu? Să demonstreze. Da. Dă, doamne, să vină mama, că e floare. A, bună seara! Gata, a venit doamna. Glumesc. Deci ați înțeles, da, o să închid live-ul, o să fac din nou, pentru că, într-adevăr, n-am stat de vorbă cu voi și asta se vede da. La numărul de urmăritori. Ori ați fugit la, pe canalul de YouTube al lui Marian, ori voi știți live-urile noastre. Dacă eu nu vorbesc, e clar. Vin eu cu buletinul, nu am nume de floare, dar ce se pune? Nu se pune. Am stabilit deja regulile, da? Unu este să vii și doi să ai și nume de floare. Dovada prin buletin sau ceva, da? Haideți că închid și reiau live-ul. Da? Da? Sună bine? Ai tăi sunt de acord? Da. Sunteți de acord? Concursul ăsta organizat de Cornelia? Buchetul de mireasă pe care, bine, de mireasă, un buchet foarte frumos care este adresat și mireselor, să fie oferit gratuit. Mickey corect, cine? Loredana corect, da. La mine, în mare parte, sunt de acord. Închid, Nabil, pentru că suntem puțini. Închid și redeschid. Da, faptul că eu n-am vorbit cu voi până acum, s-a văzut, se vede numărul de urmăritori aici. Ok, oprește da? Și de... Durează 10 secunde, nu mă închid cu Mariana aici, stați liniștiți. Așa, foarte puțin aici, față de cum. Așa e, când aprinzi TikTok-ul, îți intră tot felul de așa. Bulețe. Și acum dăm start. Da? Da. Stai de vorbă un pic cu ei. Da. Trai să se adune. Tu hidratează-te. Da, da, pe asta fac. Vreau să fii pregătit, vreau ca buchetul să iasă perfect. Stai de vorbă cu ei. Ai microfonul oprit? Mi l-ai oprit, da? Da, da, da. Deci noi suntem pe strada Râmnicu-Vâlcea. Numărul 14. Și prima doamnă care vine aici la florărie cu nume de floare va primi acel buchet special. Un buchet adresat în mod normal mireselor. Un buchet care poate ajunge și la câteva sute de euro. Eu zic că este o, cum s-ar spune, un concurs foarte tare. Cornelul și frumos. Foarte tare, nu. Chiar foarte tare ideea. Dar gândiți-vă că dacă dați o distribuire sau dați de veste, dacă aveți rude, gândiți-vă câte doamne cunoașteți care are nume de floare. Deci, nu trebuie să te gândești, băi, nu e numele meu de floare. Poate știi pe cineva și poate primi un buchet de câteva sute de euro. Care poate ajunge până la câteva sute de euro. Cine e Țițone? De unde vine numele? Salut, Marian, ești bine? Îmi cer scuze, am fost ocupat. Asta e. Pe Google Maps e lumină. Foarte tare. Mănâncă, Marian, te rog.
că e greu ăsta de realizat. Eu mănânc, nu mă abțin ca acasă. Ok. Bă, dar prostul să fie primit. Și Marian Borcea va realiza un buchet de mireasă. A mai făcut două buchete cotidiene. Va realiza și unul de mireasă pe care noi vrem să-l facem cadou primei doamne care vine la florărie și are un nume de floare. Dar ești prima doamnă care se prezintă la florărie și are nume de floare, va primi buchetul de mireasă cadou. Cadou! Cadou! Da? Cadou! Bine, după ce îl realizăm. Că dacă vine acum doamna, n-are ce să primească. Nu, stă cum e, mănâncă un ful sec. Nu mănâncă nimic. Așa. O să-ți aleg florile, Marian. Da? Trebuie să te aprinde sunetul. Dar nu îi lași pe ei să se vadă mai bine? Acum? Ce? Sau? Zi. Păi ei cum văd mai bine de pe TikTok? Păi aici. De ce? Ah, ok. Păi nu, ca să nu-i pierzi, ca să... De stați aici că Marian Borcea urmează să realizeze un buchet de mireasă sub îndrumarea mea, da? Dacă nu iese bine, poate fi vina lui sau vina mea, că nu-l învăț cu... Sau vina lui, că asta e, nu e făcut pentru asta, nu toată lumea știe să facă floricele, da? Păi și dacă e măritată deja? Dar ce treabă avem noi, nu-i luăm soțul, dragă, ce-i? Dar nu contează, e doar numele buchetului că e de mireasă. Da, este așa... Buchetul este realizat cum se realizează cele de mireasă, dar poate fi un buchet pur și simplu, îl pui în vază, da? Plătesc eu poșta, trimite la mine. O să-i aleg floricelele lui Marian, stați aici să vedem cum arată buchetul la final și cine îl câștigă. Repet, prima doamnă care vine în florărie, da? Prima doamnă care se prezintă la florărie astăzi seară. Sună urâțel un pic cu buletinul. Dar trebuie să dovedească faptul că are nume de floare. Da? Va primi un buchetel. Știu că acum nu vă bateți, dar după ce o să vedeți buchetul o să... și o să vă placă, o să vreți să veniți. Nu se aude bine? Eu? Puteți să-mi spuneți dacă se aude? Hai să vedem. Adina, bună seara, Maria. Hai să vedem. O să-i aleg florile. Nu se aude? Ce nebă? Vă auziți perfect. A, ok, standard. Perfect. Se aude mai încet. Testăm. Vreau să vă spun ceva foarte important. Se aude bine. Marian, mă auziți? Se aude bine? Testăm. Ia să-mi spuneți. Bun. Se aude. Perfect. Vreau să spun ceva. Da. Buchetele de mireasă, deci să, ca să înțelegeți ce va câștiga doamna care va veni, pornesc de la 250 de lei. Și poate să ajungă până la 500 de euro. Da, și poate să ajungă până la 500 de euro. Da, deci doamna care va veni, încă nu știu să spun prețul exact al buchetului pe care îl vei realiza, dar în funcție de câte flori vor intra, având în vedere că tu e primul, s-ar putea să nu pui chiar atât de multe cât pun eu. Ok. Da? Și dacă vreți voi și sunteți curioși cât costă buchetul la final, o să vă spun. Oricum, un minim de 200 de lei va fi 100%. Da? Deci doamna care îl va câștiga se va alege cu un buchet de minim 200 de lei. O să lucrăm cu trandafirii lila și vă și spun de ce. Sunt cei mai doriți, cei mai solicitați de mirese. Dar care mai explicația? Că la prima vedere trandafirii ăștia nu prea îmi par cine știe ce. Ce nu-ți place? Nuanța? Nuanța, da. Sau ce? Da. De ce miresele caută așa ceva? Miresele, majoritatea adoră combinația asta de lila-roz-alb. Lila-roz-alb. Ah, ok. Este o combinație potrivită și arată foarte bine.
Dar acum miresele nu știu că au mai făcut 100 de mirese același buchet. Aha, logic, da. Ai înțeles? Eu încerc să le explic că buchetele trebuie personalizate, să fie unice, că odată ești mireasă sau de două, trei, dar e bine să vă personalizați buchetul, să se șteargă obiceiul ăsta cu din catalog, pune mâna pe un buchet, îl vreau pe ăsta. Hai totuși să-l realizăm așa după propriile noastre gusturi, să nu-l facem ca alul ăla, ca alul ăla, ca alul ăla, să fie unic. Nu ți se pare ok și ție? Bale. De ce să ai un buchet ca al cuiva, că tu poți să-l ai pe al tău și să nu mai aibă nimeni ca tine. Da? Deci avem trandafir lila, o să folosesc astea, că îmi plac foarte mult. O să-ți fie un pic greu, dar... Să mai vorbești cu ai tăi, să nu-i pierzi. Vorbești și cu ai mei. Ai mei, stați aici, că uite, suntem 300, dragilor. 300? Da? Pa. Urmează ca Marian Borcea. Vii puțin, te rog, să te vadă oamenii. Da. Urmează ca Marian Borcea să realizeze un buchet de mireasă. Este primul buchet de mireasă din viața lui. Da? Da, ai văzut vreodată un buchet de mireasă așa? Nu vorbesc serios. Adică ai fost vreodată atent la o nuntă, la un buchet de mireasă? Nu prea. N-ai luat seama. Este foarte greu de realizat. Da? Pentru el este primul și să știți că dacă nu îi va ieși, este de înțeles. Asta sunt și atât de costisitoare, pentru că la fel există o tehnică de realizare, trebuie să aibă o anumită formă. E greu, o să vedeți. Marian lucra cu o fată scundă cu ochelar, parcă. Da, cu Camelia. Cu Camelia. Încă lucrez, nu? Că pe canalul de YouTube gătește ușor. Și ai gătit? Ai și gătit? Nu, sunt partea din spate. Doar eu l-am mâncat. Nu, eu l-am mâncat. A? Eu tu degusti? Da, da, da. Am înțeles. Bun. Dar acum vă abucați. Da, Iasmina, acum facem buchetul de mireasă. Mai devreme am făcut două buchete cotidiene. Trebuie să ne reamintim că sunt primele buchete ale lui Marian. N-am mai pus mâna pe flori așa să... Doar a cumpărat, nu? Bă, ce frumoase sunt. Asta zic, sunt foarte frumoase. De asta vreau să le folosim și arată bine. Și vreau să merg un pic pe dorințele majorității, să zic așa, lila, cu roz și cu alb. Pet cu Constantin Cristian, salutare, Adina M. Cine mai e pe aici? Ia salutați-mă. Să folosim minirozele astea. Asta aceleași, nu? Trandafir lila, da. Minirozele, mini gerbera. Da? Asta e așa. Uite că mă întrebai de astea. A, da, da, da. Da, astilbele. Un fel de verdeață ornamentală, iar revenind la prețuri. Un astfel de fir costă 10 lei. Serios? Îți vine să crezi? Nu. Da? E, nici clienții nu știu treaba asta. Sunt foarte scumpe, într-adevăr. 10 lei. Dar, din punct de vedere estetic, fac minuni. Da? Uite, și plus că se curăță tot ce e verde. Da. Le ajută pe ele să se hidrateze și să reziste mai mult într-un buchet. Ți le-am luat special pentru buchetul ăsta. Păi nu le strica chiar pe toate, mai păstrează două, trei. Nu am la ce să le folosesc. Da? Uh-huh. Uite, doar cine le știe, cine cumpără des flori, știe ce preț au și... Folosim câte deci avem la nevoie. Concursul ăsta nu trebuie să participați neapărat voi. Veniți cu o prietenă. Dacă are nume de floare, ea primește buchetul și ilei. Deci vă repet și vouă, da? După ce va realiza Marian buchetul, vrem să-l oferim cadou. Și prima doamnă cu nume de floare, care vine la florărie astăzi seară, îl vom oferi, îl va primi. Va fi un buchet de minim 200 de lei. Nu vreau să vă spun mai mult. Încep așa cu 200, să zicem 200, abia aștept să văd ce iese. Ți le pregătesc eu puțin, da, 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 Marian, da? Știu să le... Nu e mare lucru. Ideea este ca niciun fir de floare să nu conțină frunze. Asta vom face și la trandafiri. Da?
La buchetele de mireasă nu rămâne nimic. Noi vom realiza un buchet de mireasă clasic. Da? Există foarte multe tipuri de buchete. Lumea zice că am probleme cu sunetul. Ia, hai să vedem. Let's see. O secundă. Perfect. Am dat un restart. Ia. Mai verificăm. Și pe un al doilea telefon. O culoare perfectă, trandafire și te-aia sunt lila. Pe mine mă auziți bine? Deci eu aud perfect, nu înțeleg ce... Deci se aude chiar ți-au spus bine, mai bine. Multe persoane sau poate nu, e cineva? Nu, cred că vreo două persoane. Dacă e o singură persoană, face special. Da. Rugăminte mare, dacă ați făcut baie de curând, există niște dispozitive. E un plastic așa, lunguieț, cu două de-astea de vată. Face minuni, credeți-mă! Deci, am să verific pe două telefoane dacă ne auzim. Ce rău pe ei mă cunosc, nu se supără. Cei care, dar nu vreau să îi trimit să audă dacă să încerce. Nu, sunetul. Ok, am testat eu. Cam, Uite, ți-am curățat foarte rapid trandafirii, da? Și acum să-ți explic un pic. Da. Tot așa, repede. Bun, când realizăm un buchet de mireasă, da? Se curăță trandafirii când vin de la depozit, au frunze până jos, da? Se curăță primul rând de petale. Întotdeauna, că s-ar putea să mai aibă pete de la transport sau, da? Toate frunzele, toți țepii. Așa rămâne. Cheliuță. Da? La toți. La toate florile. Uite că asta am făcut și cu astilbele. Foarte important treaba asta. Ajută mult la hidratarea buchetului, da? Practic, nu mai există frunze să absoarbă apa. Da, să se oprească. Da? Și atunci buchetul va ține mai mult. Plus că ne ajută să-l realizăm, să capete forma corectă. Da? Așa. Da, într-un fel are logică, pentru că hidratarea aia se duce și în frunze, în exact. Ce mai are. Plus că forma, frunzele ne-ar încurca să dăm forma corectă. Da, există și buchete că... Stai că nici nu știu ce vreau să fac, vreau să le văd toate la un loc așa cum se văd. Având în vedere că facem un buchet clasic, da, compact... Asta este procedura. Hai, pregătește-te să facem schimbul. Când ești gata... Perfect. Mai vorbește cu lumea să se tap-tapuri acolo. Deci, încă o dată vă spun, cei care ați venit mai târziu, dar aș vrea să mai explicați și voi între timp. Dacă eu mai stau de vorbă, mai explicați și... Dacă ai moderator, să mai scrie pe chat. Și avem și moderator. Și înalt. Marian Borcea va realiza un buchet de mireasă. Primul buchet de mireasă realizat de Marian Borcea, da? Primul! S-ar putea să nu fie... Nu, taci! Nu. S-ar putea să nu fie ultimul. Dacă se va descurca bine, Marian îl vom chema mai des când o să avem noi foarte multe comenzi. Și dacă lucrează ca mine, învață și mă ascultă și e cu minte, o să lucrăm împreună, da? Nu, glumesc. Corect, nu-i problemă. Așa. După realizarea buchetului vrem să-l facem cadou. Și atunci prima persoană ne-am hotărât împreună, noi, cu voi, cu YouTube-ul, cu toată lumea, ca prima persoană, prima femeie care vine la florărie cu nume de floare, să-l primească cadou. Da? Cu condiția să fie abonată la mine și la Țițone. Da. Cu condiția, bineînțeles, cu telefonul deschis, dacă se poate să fie... Să urmărească... Florăria lui Țițone și YouTube-ul lui Marian, da? Marian Borcea și pe YouTube. Da. Frumos din partea ta și a lui. Păi, da, nu prea obișnuiesc, nu-mi place ideea asta de a desface buchetul, să realizăm un alt aranjament, adică dacă facem o treabă, hai să o facem frumos. Au să specifici capăt. Foarte clar că buchetul faci cadou, nu pe mine. Da,
buchetul o să fie cadou, nu pe Marian. Adică pleacă doar buchetul de aici. Marian rămâne, mai face buchete. Da? Mulțumesc, mulțumesc pentru cadouri. Lăsați-le cadourile. Hai să facem buchetelul. Marian, hai, pregătește-te de scandal. Scandal. Așa, of, Doamne, cum, ce o să facă Marian cu floarea asta? Ce o să facă el cu asta strâmb așa? Nu contează, nu? Să știi că și ceva strâmb e bun la câteodată. Stați pe fază să vedeți ce face Marian cu floarea asta strâmbă. Gata, Marian trece în locul meu. Locul unde bine, eu am făcut zeci de buchete. Vă spun un secret. La concursul ăsta puteți să aduceți și pe cineva. Nu trebuie neapărat să fiți cu nume de floare. Te cheamă Ioana, mai mult ca sigur ai o prietenă, Camelia, Violeta, Viorica, și o aduci aici. Și ți-ai luat un buchet de câteva sute de lei așa, da, gratuit. Da. Părerea mea. Deci ai o prietenă, ai un prieten, dă-i un mesaj, hai cu el, vino aici la... La Floreria lui Țițone, se numește Floreria lui Țițone, logic, mai mult ca sigur știți, strada Râmnicu Vâlcea, numărul 14, sector 3, București. Așa. Așa, acum. Ne-am pregătit. Bun. Deci, Marian. Deci mi-ai zis că e 10 lei firul ăsta, acum mi-e și frică să pun mâna pe el. Să nu crezi că... Nu-i nimic, aia e. Ți-am spus că deci ți-am cumpărat special. Deci eu am 100 de lei acum în mână? Are 10 fire, da. 100 de lei? Da. Ia uitați, 100 da, de lei. Da, chiar da. Și la mine pe TikTok cred că mai am doamne cu florării. Aș vrea să mă, să mă contraziceți dacă nu spun adevărul. Dar o să vezi că da. Dar de ce nu te-am crede? Ce avea un... Pentru că este foarte firav. Oamenii nu pot crede că este 10 lei un fir așa. Depinde de unde ai adus. Dacă ai adus de prin... Știi, clar, nu este de la noi, din spatele blocului. Da? Așa. Eu am acasă niște flori de mulți, mulți ani puse la... Bună seara, așa este, uite, deja am primit o confirmare. Într-o carte și când eram mic le-am găsit sus pe munte și după aia mi s-a zis că nu aveam voie să le rup. După ce că valorează mult, îți mai ții și câțiva ani de... Nu pot să zic ce floare am acasă. Era să zic eu ceva. Cred că pe acolo nu ești curios să ajungi, nu? Din toate curiozitățile tale. Când eram mic, eram și eu mai... E o floare care este protejată, n-am știut... Am păstrat-o într-o carte, n-o scot la lumină. Stai să mă gândesc dacă mai punem ceva pe aici. Hai că o să ne dăm seama și pe parcurs, da? Bun. Cristina, nu pot să zic ce floare am. Am rupt-o din greșeală, eram mic, dar am păstrat o amintire. Și surprinzător este după 30 ceva de ani aproape intactă. Uite, toată lumea vorbește despre astilbe. Astilbe se numesc, cred că am mai zis, da? Se numesc astilbe. Scump și pretențios, dar frumos. Floare de colț, te întreabă nu, oamenii. Nu pot să zic. Deci eram mic, cred că aveam vreo 8-9 ani, am găsit-o sus pe munte, o floare superbă, am rupt-o din greșeală și acum îmi pare rău că am rupt-o după 30 de ani. Pare rău. Dar am păstrat-o într-o carte. Dacă ajungeți pe la munte și întâlniți această floare, nu o rupeți, nu fiți ca mine. Aia. Nu faceți ca Marian. Nu faceți așa ceva. Dar știi că mi-am dat seama după vreo câțiva ani, când eram și eu mai mare și m-a dus capul. Deci nu rupeți acea floare. Eu aveam 7-8 ani, eram... Am rupt-o din greșeală. Cineva zice, facem un buchet de mireasă să vezi distracție. Dar chiar și acum, uite, când vorbesc de floarea asta, știi cât rău îmi pare că am rupt-o. Aia. Asta este acum. Da. N-ai știut. N-a fost intenționat. Eram copil. Asta zic. Așa. Da. Hai să iau astea să nu te încurc. Da? Deci, știți concursul?
prima persoană care vine aici pe Râmnicu Vâlcea, numărul 14, sector 3, București, va primi acest buchet, condiție să aibă nume de floare, respectiva doamnă. Având în vedere că tu ai prieteni foarte buni, alte florărițe, e ok să participe și florărițele? Florărițe? Ați auzit cum v-a numit? Florărițe? Avem florărițe? Da, chiar pe YouTube avem florărițe? Da, cum se zice? Florărese? Florărese? Florărese, floriști, profesioniști mai nou acum, ce să mai... Florărițe. Cum se decupează la montaj? Vai, florărițe, ăsta e cuvânt nou, aia măi. Să decupezi la minutul, nu știu cât de la... Florărițe. Vreau să știu dacă există printre voi cei ai lui de pe YouTube... Florărițe. Dar vorbesc serios, există cineva cu florărie de pe, din tot chat, nu? Da, chat. Chatul YouTube-ului. Deci cred că lumea râde acum cu lacrimi. Am zis-o tâmpenie, nu? Florărițe. Nu, n-am mai auzit termenul. Florărițe. Florăreasă, floris, floral. Da, fiară, se știe că florăreasă, mie mi se pare ciudat termenul. Adică, ce? Sunt florăreasă. Păi ți se pare ciudat, dar acum toți când spun, spui că ești florist, ai devenit florist, nu mai ești florăreasă. Știi că floreasă e termenul din totdeauna, să zic așa. Păi, vinzi flori, ce ești? Mai am câte cum mesaj. Hai că tu le-ai... Lasă așa, florăriți. Eu sunt da. Florina. Deci... Faci buchetul, ori doar vorbești. Se ia lumea de tine pe TikTok. Păi de tine. De mine. Ah, de mine. Este vorba, nu de mine, de tine. Dacă are... Țițone, moderator, mai scrieți moderatorii despre concurs. Bun, așa. Diferența de la bucătar la șef, auzi? Da. De uite câtă lume vrea să apară pe live-ul tău, Gabriela Sidonia. Da. Gata, ne apucăm de buchet, da? Marian Borcea va realiza primul lui buchet de mireasă. Da? Ceva foarte greu de realizat... Eu am fost cu ideea asta. Tu ai fost cu ideea. Eu am fost cu ideea. Tu, eu am zis niște buchete așa, de alea, la 50-75-100 de lei să le vinzi după aia ca să nu ți irosești florile. Ok. Fiți foarte atenți pentru că astfel de live-uri în mod normal nu se oferă gratuit. Da? Metoda de a realiza un buchet de mireasă de obicei se învață doar la workshop-uri și la ateliere de creație, la cursuri. Corect. Da? Facem o excepție astăzi. Astăzi și doar astăzi. Hai. Curățăm bancul de lucru, da, prima dată, pac, pac, pac. Hai, hai. Da, așa, frumos, mă. Gata, hai, cum am pus pe treabă. Hai și aici. Bun. Așa, să vedem comentariile aici. Tu știi că mi-ar plăcea să te las pe tine să-ți faci de cap, să văd ce faci. Nu, nu. Deci mi-ai zis că e 10 lei firul. Deci când mi-ai zis că e 10 lei firul ăsta, deja mi-e milă de el. Îl lăsăm așa pe Marian să facă el ce vrea el? Eu încerc să-mi aduc aminte că am mai fost și eu la anunț. Ce buchet avea mireasa, dar nu îmi dau seama. Deci, Marian, tehnica este aceeași. Spirală. Da? Vom realiza un buchet de mireasă clasic. Da? Sunt mai multe feluri de buchete, însă nu pot să te pun pe tine și asta îți trebuie experiență în timp ca să poți să realizezi celelalte modele. Vom face un buchet clasic, compact, cum e din totdeauna, da? Cum se fac buchetele. Hai că am explicat o omor, da? Da, da, eu te ascult. Bun, tehnica este aceeași, îți menții ideea de spirală, da? Încep cu trandafirii foarte puternici. Îți creezi de data aceasta un centru din trei fire. A, din da? Trei fire, deci. Vezi că floarea predominantă este trandafir. Da. Să fie cât mai drepți. De asta. Așa. Drepți și puternici. Da? Practic, centrul este baza... buchetului. Da. Asta. Uite și asta e zdravă. Ăla e. Țapăn. Exact, țapăn. Ok. Spirală, da? Așa. Da? Așa. Perfect. Acum tu să-mi zici, mai sus, mai jos, că având în vedere că e primul pe nu care... Nu faci nimic decât să scriezi centru, deci tot să fii la același nivel. Okay. Da? Sus. Nu, mă refer aici. E ok așa? E ok, ne orientăm pe parcurs în funcție de flori, da? Noi s-ar putea să-l mai scurtăm, că sunt prea lungi pentru un buchet de mireasă. Trebuie să fie micuț, nu? Că îl stă cu el în mână, exact. La biserică și da, la... Da, da, numai e ca cel de oferit. Bun. Da?
Gata, am găsit. L-am găsit. Ia uite-l. Stai să-ți pun scociul la îndemână. Vom folosi din nou scoci, indiferent ce și cum. Eu sunt total de acord cu scociul. Se folosește, deci nu este nimic anormal. Ia să vedem. Să știi că față de buchetul de oferit, vom strânge mai mult, da? Plăcerea ta, că și așa îți plăcea să-i strângi dacă mai mult. Dacă vi se pare că se vede ciudat imaginea, e că noi facem live pe YouTube. Dacă vreți să vedeți calitate mai bună și să fie și sunetul ok și să vedeți exact ce facem, intrați pe canalul meu de YouTube, se numește Marian Borcea, căutați exact așa pe YouTube Marian Borcea și vedeți este imaginea live. Mai bună. Da, concursul oricum e valabil și acolo și acolo. Uite, încerc să se vadă cât mai bine. Vreau să nu cadă. Eu zic că se vede. Cât așa. Așa. Așa, Marian. Tu vezi să citești, nu? Comentariile de la tine. Da, da, văd. Păi am făcut scrisul mare. Bun. Deci avem 3, da? Ok. Nu o să pornim cu ei așa, nu? În rând, da? 3, exact așa. Ia să vedem. Te uiți la ei. Da? Sunt la același nivel. Ți-ai fixat punctul. Ți-am zis, o să lucrez mai ușor. O să lucrez mai ușor pentru că îți plac buchetele strânse. Uh-huh. Te va ajuta asta. Ideea este așa, ca la final buchetul să aibă o formă de ciupercuță. N-ai voie să mergi cu ei în linie dreaptă. Și de ce se așează în linie dreaptă? Tocmai din cauza acestei greșeli de a nu orienta trandafirii către okay. exterior, da? Okay. Vrei să ți-i fixezi? Da, da, da. Hai, ca să am baza. Ca să te ajute pe tine. Okay. Strângi, da? De obicei, un buchet de genul ăsta în cât timp se realizează? Eu personal? Da. Așa din ce ai tu aici și eu îl fac foarte repede. Okay. Dar nu vreau să mă laud. Tăiem? Da. A, așa. Am nevoie de asistentă. Adică eu pot să-l fac și în 5 minute. Nu cred. 5 minute? Da. Și dacă vrei, testăm. Nu... Adică dacă cineva nu crede... Bun, așa. Bun. Tot cu trandafiri începem? Ne orientăm ce mai avem, da? Avem astilbe, avem și wax flowers, da? Ai, ce frumos miroase asta. Deci ăsta e wax flowers? Da. Ne ajută foarte mult estetic, da? Să fie așa mai complex. Okay. Să nu fie doar din trandafiri, am zis să nu fie banal. Da? O să folosim doar în centru, central, da? Hai, unul într-o parte, unul într-o parte, curaj, n-are nimic că ies astea așa, n-are nimic. Păi da, ai zis în formă de ciupercă. În formă de ciupercă o să iasă, o să-ți dai seama în timp și okay. poți să și tunzi la un moment dat, da? Astea vor veni undeva în interior pe parcurs, o să vezi, uite așa, da? O să avem și aici, și aici, astea okay. le poți mișca, da? Bun. Asta poți să tunzi, uite, dacă ți se pare prea sus, ăsta gen, ăsta, dar vedem okay. partea cealaltă. Caută să pui peste tot, da? Hai să vedem dacă se așează, dacă nu. Așa un pic. Mai jos. Mai jos? Mai jos. Mai jos și să fie... Păi le-ai pus pe amândouă în partea asta. Păi nu, uite, una și una. Ia. Ia uite. Aha. Uite așa, da? Da. Caută să le strângi de desubt, să le pierdem printre, da? Uite așa. Tot cu scoci și pun. Tot cu scoci. Vezi? Și o să-l tăiem pe ăsta, de exemplu. Ok. Te descurci? Da. Deci ai tăi tac, știi cum sunt? Se uită, păi da, mulți se uită pe televizor. De televizor, pe televizor. Da. Tu știi câtă lume se uită pe televizor la live-urile mele de pe YouTube? Păi foarte tare, e ca un program, nu? Da. Așa, hai că o să-l tundem pe parcurs, nu e problemă. Perfect. Bine uit acasă, Marian, sărbători pascale fericite. Chiar tu ești acasă de Paște? Sau pleci când cred pleci? Cred că da. Nu, s-ar putea să fiu acasă. Da?
Hai să stai ăla de acolo, că te enervează. Da, te văd. Te văd eu așa pe tine, lasă. Nemulțumit, da? Hai că vedem pe parcurs. Dacă îl ascund așa? Nu stau. În fine. Bun. Hai să folosim niște mini gerbera în interior, da? Mini gerbera. Mini gerbera. Fii atent, vreau să te ajut de acest vax, că nu l-am pus întâmplător. Uh-huh. Da? O să te ajute... A să fie înconjurat? Da? Nu neapărat înconjurat, cât să stea mini gerbera dreaptă. Uite, te ajut de ramuri. Uh-huh. Da? Și va sta fix unde le pui tu. Vor sta fix unde le pui. Dar ia-o pe asta, că e urâtă. Te las-o! Dar nu-mi place mie. Păi ce facem? Dacă vine doamna și ia buchetul, ce o să spună? Mie îmi plăcea. Hai, ia altă. Cred că a dezactivat comentariile pe YouTube. Nu. De ce? Ea intră pe YouTube-ul meu. Poți să lași comentariu? Țara cadourilor? Țara cadourilor? Intră pe YouTube, nu, te rog. Nu, că uite, scrie cineva. Vreau să scrieți pe YouTube să vedem dacă merg deci comentarii. Deci intră pe YouTube-ul meu, caută Marian Borcea și caută fie... live-ul, te rog. Poate s-a dezactivat. Suntem aici, Corneluș, uite, a zis. Suntem aici. Marian, te rog să te ajuți de ramurile de la Vax, da? Ok. Foarte important. Da, ca să stea fixat. Da, da, da. Unde e prima floare? Păi ai scos-o, ai zis că e strâmbă. A, n-ai pus alta? Nu, n-am pus alta, am așa, ok, în... ok, aici. Hai, okay. Mergi și în parte. Între trandafir, da? Între? Între. Adică între, deci pe margine, deci da, în împrejur, da? Ia să vedem. Dacă ai de ce să te ajuți, dacă nu ai, uite așa pe aici. Uh-huh. Așa, bravo. Ok. Între trandafiri. Da? Uite aici, practic, trebuie să vină. Aici. Ok. Da? Așa. Una aici. O ridicăm mai sus, să se și vadă. O întoarcem cu fața. Uh-huh. Da? Deci o și ai văzut rotești. Stătea... Da, da, da. Poți să o rotești. Deci te joci cu ele până... Uh-huh. Da? Hai, hai, bun. Că nu mai le arăta, că n-ai ce să... Să vadă și pas cu pas. Să fure meserie. Dacă vin două doamne în același timp, ne întreabă cineva. Bună întrebare. Ajută-te, te rog, de... Facem tombolă. Ajută-te aici. Okay. Iar florile să fie relaxate. Da? Nu le aglomerăm, nu le împinem. Uite aici, trandafirii. Marian, tu ai ăsta în mijlocul. Da? Cu florile mici întotdeauna completăm spațiile libere dintre trandafiri. Așa. Am înțeles. Ai înțeles? Acum, da, da, deci da. Avem trei trandafiri, trei goluri. Da. Le umplem, da? Da. Perfect, ia să pun scoci. Poți să pun? Așa, da, să chiar stea? Te rog. Chiar te rog. Să nu se... Da? Așa. Uite-te bine la mini gerbera asta. Ia vezi, ce-i faci? A luat-o Câși? La unirii. Așa, vezi că cealaltă e prea sus. Perfect. Așa. Și asta, da. Întoarce cu fața către mijloc, către centru, mai sus puțin. Așa, ai, perfect. Da, și de ce se rotese? Pentru că am încercat să o fac tot așa, spirală. Ai grijă la scoci, întotdeauna să ai grijă când pui scociul să nu mai miști nimic. Da. Doar abonații Domnului pot scrie pe YouTube. Păi și abonați-vă și voi, ce mare lucru să dai. E gratuit, subscribe. Este gratuit să te abonezi pe YouTube, deci să ne înțelegem, da? Deci nu există taxă, nu există... Ceva... Frăficuță aici. Așa. Bun. Nu erau. Nu erau deloc, o să vezi că o să fie foarte frumos. Chiar nu erau deloc. Hai. Avem centrul, da? Da. Am creat centrul. Următorul rând o să-l facem din trandafiri. Numai din trandafiri. Da? Să acopere și asta? Da, așa de jur împrejur. O să vezi că se așează frumos printre astea. Și ulterior completăm cu mini gerbera și o să folosim și astilbele astea, da? Trebuie să caut eu... Nu mai cauți nimic acum. Trandafirii, gata. Centrul este pregătit, da? Da, din trandafirii puternici. Acum te poți folosi de oricare fir. Ideea este în felul următor. Pentru a da... Mă asculți? Da. Nu ești atent. Am ascultat. Am ascultat. O să te cert, nu mai durează da, mult. Da, da. Apoi așa și trebuie la muncă. Păi da. Păi am reparat, glumim, dar am reparat comentariile, aia era. Deci merge, da? Da, da, da. Ai făcut tu ceva? Da.
Cicerone, gen. De la ce vine numele Țițone? Țițone este porecla mea. De când sunt eu mică și dacă e florăria mea, florăria lui Țițone. Corect. Următorul rând de trandafir, vreau să cobor cu ei un centimetru. Un centimetru? Da? De ce crezi că facem asta? Că trebuie în formă de ciupercă. Exact. Deci mă faci să cred că tu nu... ești la primul buchet. Deci asta e un centimetru sau mai jos? Așa, dar fii atent. Încearcă iar să mergi pe tehnica spiralei, că îi aglomerezi. Lasă-i liberi. Da? Lasă-i liberi. Ok. Da? Așa. Și următorul iar. Uite așa. Mergi peste, lângă ăsta. Uh-huh. Da? Și îi lași liberi, în partea de jos. Foarte important aici. Adică când mergi cu trandafirul pe partea opusă, el, floarea lui să se încline... Am înțeles. Da? În exterior. Uh-huh. Perfect. Așa. Când simți că nu-i mai poține, legi cu scoci, da? Marian, până faci tu buchetul, se termină nunta. Glumim, dar nu ne batem joc de flori. Nu, glumim, dar eu pun foarte mare preț. Mi se pare că ce iese din mâna lui Marian la final mă reprezintă pe mine. Și de asta vreau să... Ia să văd, ia. Așa te uiți la el, da? Așa te uiți ca să vezi dacă mergi bine, da? Păi am pus doar într-o parte. Ok. Dar trebuie să-i dau scoci, că nu mai pot să țin. Da? Ok. Ai grijă să nu-i miști când adaug scoci. Nu uita care este centrul buchetului, da? Da. Păi vezi că ți-a fugit un trandafir, exact ce spuneam. Mai întâi îi fixezi, după aceea pui prins cu scoci. Te ceartă șefa Marian dacă nu ciulești urechile la ea. Corect. Păi ce să zic, dacă o să cadă YouTube-ul și o să aibă nevoie de un job, va vrea să se angajeze, nu? Nu se poate așa ușor. Știi, Țițone, că am fost pe la tine acum ceva timp, nu mai știi, nu merge. Dacă nu se descurcă... Bun, am început cu ăștia trei. Avem centru, continuăm, da? Da. Până te întâlnești cu primul. Dar... Nu se întâmplă nimic, astea rămân de desubt, da? Estetic o să fie frumos la final. Larg, da? Larg. Așa. Cozile... încolo să fie. Nu drepte. Nu drepte că se vor și rupe în buchet, dacă le pui drepte. Pe lângă faptul că nu vei obține forma dorită, se vor rupe. Vor trosni. Da? Perfect. E bine. Okay. Dar nu-mi place trandafirul ăsta. Păi, la asta l-ai pus bine, dar nu e frumos. Schimbă-l pe ăsta. Pune unul frumos. Are câteva petale... Uite. Te orientezi un pic. Unde e golul mai mare, pui un trandafir mai înflorit. Da? Uite cum e ăsta. Asta? Da, așa. Da? Când e mai... Hai, Marian, să bem ceva, că nu e de noi aici. Cine azi? Mi. E răutăcios. Dați-l afară. Am prins și eu niște scheme pentru când voi face un buchet, voi ține cu un mulțumesc. Vreau să știți că puteți veni și voi să învățați un buchet, să învățați să realizați buchete, da? Și nu neapărat în florărie, cât să participați la workshop-urile organizate de mine și de Țara Cadourilor, bineînțeles. Hai că e frumos, hai că stați să-l termine, ce aveți? Marian, te-ai întâlnit? Da, nu, mai am. Mai ai? Păi ăștia trei și eu am început de aici. Așa. Deci mai am... Încearcă frecvent să te uiți de sus la el, da? Deci, să-l rotunjești și ăsta să fie centru, da? Așa. Okay. Când simți, împinge-i. Nu, ăsta ar... Da? Așa. Uite așa. A, deci poți să-i așa, și... Așa, da, poți să mai și tragi din scoci, uite, dacă e mai sus, ți se pare mai jos, mai sus, mai... Uh-huh. Dacă ai coborât cu unul, cobori cu toți, Marian. Da? Da, ai zis un centimetru. Uite așa. Ok. Un centimetru am aproximat acum. Hai că prinde viață buchetul. Eu nu am atâta răbdare.
Eu am răbdare, dorești, nu, că trebuie să... Păi de asta a venit, chestie, nu, acum ce chiar facem? O fac. Nu, chiar mă bucur că pui... că te concentrezi. Operă de artă. Logic. Jobul ăsta este pentru tipicari. Da. Ai răbdare, Marian. Marian, o să faci buchet pentru viitoarea mireasă? Auzi, când o să fie mireasa, îi zic, lasă buchet, să fac eu unul frumos. Și o să zic, vai, dar ce scârțare ești, hai la o florie. Zic, nu, că deja știu, mă pricep. Ia să văd. Obișnuiește întotdeauna să întorci. Cum ai pus firul, cum l-ai întors, să vezi dacă se păstrează forma, da? Okay. Workshop-urile vor fi anunțate la mine pe Facebook, Florăria lui Țițone, da? Te doar așa un pic. Să-i dau celor și... sacră mea link-ul. Deci nu uitați, cei de pe YouTube și cei de pe TikTok, după ce realizăm acest buchet, după ce realizează Marian acest buchet, îl vom oferi cadou. Primei doamne cu nume de floare care vine la florărie. Și dacă nu vine Marian? Da, e și mâine, e și poimâine timp. Nu, deci știi tu că nu poate. Acum e târziu, adevărat. Iar l-ai pus pe ăsta. E același trandafir. Dar și de ce? Are tulpina aia dreaptă. Nu mai e nevoie acum de tulpina dreaptă. Am făcut centru, vezi că-ți fuge trandafir. Da. Adevărul că e un trandafir cu câteva frunzulițe, nu frunzulițe, petale un pic mai ciuruit așa. Nu este ciuruit, uite, vezi, asta e și greșeala clienților. Este foarte proaspăt, este boboc și când va înflori se va face exact ca ăsta. Deci mie mi se pare că e un pic ciufulit. Avem doi trandafiri. Vedeți? Ăsta. Pare că e ciufulit, da. Pare ciufulit, dar nu este ciufulit, este foarte proaspăt și după înflorire va deveni exact așa. Ciufulit, auzi. Vedeți? Uite. Florile sunt superbe, mie îmi plac foarte mult. Hai că vedem noi asta, ne facem griji acum ce facem cu buchetul. Uite, mergem pe stradă și îl dăm primei persoane și cu asta basta. Ideea este că acest buchet nu vreau să rămână în florărie, nu vreau să-l vând, vreau să-l ofer. Este amintirea acestui live, să zic așa. Da. Da? Nu știu când va mai veni vreodată Marian să facă buchete în florăria lui Țițone. Ia, Marian. Te-ai întâlnit primul cu ultimul, da? Da, da. Te-ai de-aia vreau să-ți arăt. Așa. Da? Vezi la coze acolo, dă-le drum, că simt că-i sub grumi. Eu am tendința să le strâng. Cum consider eu că e un buchet așa? Știu că am văzut. Mănunchi, mănunchi, păi, da, mănunchi da, pentru că ți-e mai simplu. Știi? Dar florile trebuie să respire. Știi ce se întâmplă? Dacă noi facem buchetul de azi și nunta este mâine, noi trebuie să le dăm voi acestor trandafiri să se mai deschidă. Uh-huh. Și trebuie să-l lăsați mai lejer, da? Okay. Hai, dă-i un scotch că e bine. Bun. Acum cu scotch-ul. Aoleu, te-ai dus cu mulți, nu? Și-ți pierzi forma. Da, da, da. Te las să mă botezi. Îl vreau eu pentru mama mea. Te aștept, Ionela. Ionela, unde ești? De ce n-ai venit după buchetea asta? Dacă eram în București, veneam eu să-l cumpăr. Adrian, de la Țara Cadourilor, ar fi vrut să-l cumpere. Deci voi vă dați seama, l-ar fi luat cu bani. Prima doamnă cu nume de floare care ajunge la florărie. Am început bine? Ce părere aveți? Am început foarte bine. Așa, așa, așa. Așa. Nu mai văd, m-am obișnuit aici pe telefon. Nu mai e baterie. Da? E foarte bine, Marian. Eu nu mai am baterie? Am baterie. La ăsta. Ah. Păi vreau să văd și eu comentariile, mă mai uit. Da, că nu... trebuie să-i dai play, că altfel se închide. Da. Uite aici. Perfect. Deci ăsta este un buchet de mireasă, da? În două zile se ofilesc florile. Acum știu ce job nu mi-ar place deloc ăsta, mie te chinui 4 ore degeaba să o filesc. Mie este no, tovarăș. Nu, no, e răutăcios. A, e doar răutăcios. Da, bun. Acum, după ce... Așa. Deci... Bun, ne uităm ce mai avem, ce mai avem pe masă, da? Păi, avem astilbele care ar fi cazul să le folosim. Acum? Da, acum. Și vreau așa. Pentru că au...
tijele deci, foarte mai zis subțiri. Că e 10 lei firul ăla deja. 10 lei fir. Uite așa. Sigur vrei să-l folosim? Vreau să pornești cu unul de aici din centru. Da? Au tija foarte subțire și ne permitem să o adăugăm ulterior. Deci okay. Nu trebuie de la început să pornești cu asta slabă, că nu capătă formă buchetul. Da? Tragi de ea pe acolo. Păi o bag printre sau scot așa? Păi te tragi direct, nu contează. Așa, așa, mai. Cam așa. Așa? Cam așa, da? Așa. A, ce tare, iese muștucul. Uite, și acum mai luăm 2, 3, 4 fire. Aici, colo, da? Două în stânga, două în dreapta. Două... Punem așa? Așa. Așa, perfect. Bravo, îmi place că ai pus până și astilbele le-ai pus un pic mai jos. Da, da. Hai, și partea opusă. Păi nu, opusă. Ai zis 4, nu? Păi da, 1, 2, 3, 4. Păi da, le rotesc mai greu buchetul și îmi trebuie bucată cu bucată. Bucată cu bucată. Hai că l-ai pus prea apropiat de ăsta. Prea apropiat de care? Bine. Astilba e faină, așa este. Alina Șerban, credeți-mă, al meu a rezistat 2 săptămâni. Buchetele de mireasă rezistă foarte mult dacă sunt hidratate corect și de asta și curățăm frunzele. Îmi pare rău că nu pot să o aduc pe sora mea, Florentina. Și mie îmi pare rău. Acum vin să nu pleci. Păi, Ionela, vii cu o doamnă... Deci trebuie să vii cu cineva care are nume de floare. Nu da? Orice doamnă. Ionela. Așa. Ionela nu e nume de floare. Mai Hai și mai e un fir, da? Cum ți se pare? Asta e mai sus. Care? Asta. Hai. Așa. Ok. Și al patrulea. Aici. Între doi trandafiri acolo. Deci 100 de lei e doar astea. Da, deci... încă nu le-am pus pe toate, nu le-am folosit pe toate, vedem, da? Bun. Dacă le vom folosi pe toate. Așa. Ionela, nu trebuie să o scoți pe mămica din casă, e suficient să, nu știu, fă-ne o poză nu, cu... trebuie să vină, ai zis... Dacă mămica e... Nu. Ai zis că trebuie să vină doamna aici. Inclusiv păi, doamna? Păi asta era... Dacă se supără ce așa vine aici. Cineva, că am și o rudă pe la țară. Da, Ionela, așa este. Nu. Ia-o pe mama și adu-o la florărie, asta este. Ce să faci? Asta e condiția ca să câștigați acest buchet. Oricare doamnă cu nume de floare... Vine aici la florărie, va primi buchetul. Hai, Marian. Marian, să știți că dă clasă multor flori și pe mine mă convinge din ce în ce. Așa. Cu ce începem acum? Cu ce începem? Ia. Hai să punem mini gerbera, da? Ok. Tot așa? Răsfirate. Răsfirate, nu un rând întreg. Una aici, una aici. Cam da? La 3 trandafiri. Cam la stil de favor. Da? Și gerbera putem să adăugăm ulterior dacă vezi că sunt goluri, da? Nu una, păi aici cealaltă. Este una. Uite aici. Sau chiar una aici, una aici. Da? Unde ți se pare gol. Te mai uiți, vezi unde e gol și completezi cu floricelele mici, da? Da, da. Da, arată foarte bine. Hai că începe să prinde contur. Marian stă picior peste picior în picioare. Nu sunt obișnuit să stau pe loc, eu sunt obișnuit să merg. Și că Marian stă pe... Hai că e bună observația asta. Da, nu-mi place să stau așa. Marian stă picior peste picior. Ia Marian să vedem. Eu aș pune... Eu aș pune chiar aici, între trandafiri. Să pice așa. Uite așa. Da. Vezi? Corect, exact, dar nu e că se cam aglomerează acolo, dar în fine. Hai, ia că le mai tragi. Perfect. Nu e centimetru pe centimetru, da? Deci nu e... Ce drăguie.
Uite, aș mai pune și aici și aici. Da. Pune lângă stilbe, arată bine. Jumară ar fi fost bun la jobul ăsta. Cine este jumară? Un consumator de alcool din Delta Dunării. Iulian avea atâta răbdare, nu, Adina, eu nu am atâta răbdare. Eu aș mai dau un scoci, ia vezi, e bine? Păi da, este foarte bine, nu bine, foarte bine, e okay. Foarte frumos. Deci ia să vedem ce mai e pe aici. Țițone zile că trebuie să-l urmărească pe Marian pe YouTube și pe TikTok. Păi și astea sunt condițiile, da. Pe mine, pe YouTube și pe după ea. După ce va termina Marian buchetul, îl vom oferi cadou. Primei doamne care vine la florărie cu nume de floare. Astăzi, da? Sau mâine? Condiția este să urmărească, dar bănuiesc că urmărește deja TikTok-ul meu, dacă e aici și află de concurs. Sau YouTube. Și să dea urmărire la canalul de YouTube, Marian Borcea. Urmărirea la... Pe YouTube se numește gratuit, subscribe. Da? E subscribe. E gratuit, nu vă costă nimic. Deci e gratuit tot. M-a făcut nesănătos. Cine te-a făcut nesănătos? Arată-i live-ul, Ionela. Da, are multă răbdare, gata-i ca și angajat. A, eu am răbdare. Credeți-mă, când amenajez locuințe... Are potențial. Eu de obicei amenajez locuințe și am o mare răbdare și trebuie să fie totul bine, bine. Perfect. Răbdare și tutun? Eu nu beau, nu fumez. Scuze, cine nu beau alcool? Florin Amzar, eu nu am atât. Răbdare e o virtute. Răbdare. Știți cine zice așa? Bun. Așa. Te uiți la el, da? Hai că o să-l susținem după... Ăsta o să-l susținem da, da, da. Următorul trandafir, da? Trandafir? Doi trandafiri, o mini gerbera, o astilbă. De acum încolo te joci și cauți să cobori. Uh-huh. Da? Fă eu susținere la asta mică aici. Deci, așa. E bună ciupărca asta sau... Mai jos. Mai jos? Mai jos. Așa. Ok. Așa. 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 Nu-i nimic dacă vine deasupra, adică nu e o tragedie. Ok. Da? Ia, mai iau o floricică, pune floricele de acum încolo. Practic o să închei buchetul tu în partea de jos, da? O floricică, un trandafir, doi, cum se completează acolo? Pune-l lângă stilbă. Aici? Acolo. Ai luat-o pe aia, ți-am asta zis? Asta e strâmbă. Aia nu se așează. Trebuia, că la început trebuia. Se așează cu verdeața ornamentală de la final. Ok. Întoarce-o, sucește-o să stea cu fața către centrul buchetului. Se uită la mine, trebuie să uită la tine. Așa. Așa. Gata, ai umplut un gol, da? Ok. Op. Așa. Fii atent. Fii atent. Ia scociul. Da. Prinzi. Fiecare fir. Ok. Și lasă scociul în jos. Și după fiecare fir... Ai, mai dau. Da? Okay. Așa, lasă-ți-l așa. Nu-i nimic, lasă că le mai așez pe parcurs. Nu-i nimic dacă asta vine mai... Uh-huh. Bagă un trandafir aici. Mai uite-te la buchet. Da? Păi cred că ar trebui ceva. Cred că să-l închizi acolo, da. Hai. Bagă unul aici. Spirală, da? Da. Așa. Și cred că unul aici, între astea două. Asta mică, ce se întâmplă cu ea aici? E prea jos. Nu că e jos, e... Așa. Uite, așa. Hai, și pune după trandafirul ăsta. Ok. Așa. Hai, și mai vine cu un trandafir mai deschis. Caută-ți că e golul mai mare, caută unul mai deschis, da? Păi... Uite ăsta. Ăsta? Ăsta e prea sus. Așa. O să punem o verdeață. Ok. Întâmpinăm probleme cu o mini gerbera. Nu stă deloc. Are tulpina prea strâmbă. De ce? Uite, eu aș pune aici ce un trandafir. Ce pune? Ia-l-o cu părintele?
Ia. Eu își pun aici un trandafir. Arată-mi așa. Mai ai trandafir, da? Deci putem să mai punem aici, putem să punem și aici, unul aici, doi aici. Ăștia doi aici, da? Zice. Și la final vii cu o astilbă aici, o astilbă aici. Și îl facem de 500 de lei. Că da? Păi nu mai ați să... Deci când ai zis 500 de lei deja, inima, cu 500 de lei. Inima gândește de castilbele, așa cum spuneai și tu. Cu 500 de lei ar trebui să o iei și pe nașă, și pe soacra mare, soacra mică. Hai. Din punct de vedere al mirului. Vezi că-ți fuge trandafirul. Ok. Da? Cu scociul strângi. Ok. Strâng, strâng. Da? Ia-l din scurt așa, nu trebuie să fie partea lipicioasă. Ia-l din scurt. Așa. Perfect. 500 de lei până acum. Deci țin în mână 500 de lei. Organizat și intern și pur în florărie. Eu fac produse handmade și lucrez și... Nu mă interesează nimic din ce face toată lumea. Că mi-am început, vintr-o în ale mele. Nu vreau să știu nimic din ce faceți voi. Eu vreau să știți ce fac eu și Marian astăzi. Corect. Și vreau să știți ce puteți învăța de la mine... Fie că veniți în florărie, fie că participați la workshop-urile mele, la atelierele mele de creație. Aici parcă... Nu? Acolo aș pune... Ia. Aș pune... Asta, stilba asta e prea sus. Păi... Fii atent. Poți să te uiți la ea, să-i urmărești. Da, 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 păi uite, am tras. Cursul, ai reușit? Știu unde. Și să tragi de jos, știi? Știu că eu am pus-o acolo, știu unde. Așa. Aș pune o astilbă aici. Aici? Da. Tu spune dacă ți se pare nepotrivit. 10 lei astilbă asta. Astilbă sau astilbă? Astilbe. Zi o poveste din aia de-a ta și pe live-ul lui. Vă povestesc eu primul meu. Te auzi cam încet, zice. Tu te auzi cam încet. Eu mă aud foarte bine, nu? Nu știu, o problemă. Cine zice? Aceeași problemă. E aceeași persoană? Da, o fi cu... Așa. Ia. Ai venit cu doamna mamă? Ne-a adus mă... Vai! Cine a căzut? Deci să știți că a venit și câștigătoarea buchetului, incredibil. Deci nu cred că a adus-o pe mama, sărmâna doamnă. Sărmâna doamnă, trebuie să așteptați venitul cu acela. Să trăiți copilași. Deci, uitați-vă un pic acolo. Să știți că doamna este câștigătoarea acestui buchet. Nu vreau să vin. O să-ți spunem și valoarea buchetului. Cum v-a scos doamna din casă? Să vă dea bine de sănătate. Bine, doamna. Ce plăcut, doamna, vă aduceți aminte de ziua în care v-ați mărita? Nu. Ați avut așa buchet la nunta dumneavoastră? Nu. De ce să recunosc? Că nu era așa pe vremea mea. Dar cum era? Din hârtie. Ce mă bucur să vă văd. Da, primul meu buchet așa a fost. Păi ce, tu ne dești și nebunea. Vreau că eu pe drum la mâna asta. Hai că nu mai, nu durează mult, nu vă emoționați, da? Vin cu mâna goală la copii ăștia. N-are nimic, doamnă, că mai veniți. Acum ați învățat drumul. Nu mai întâi mâine cine să mai plece. Mâine, săptămâna. Deci a venit doamna, este foarte emoționată. Da, este chiar... E și cu fata. Fata este mai mereu cu noi pe TikTok aici, Ionela. Și de ce? Chiar urmează să aibă nunta vara asta. Eu o să-i fac aranjamentele florale. La mulți ani, doamnă, vă spune lumea mulțumesc, aici. Mulțumesc, îi rămâi. Mulțumesc, la fel la toată lumea care poartă numele de florale. Și să știți că s-a chinuit cu greu să o scoată din casă când i-a spus hai mamă că uite, mergem la florărie. Unde e dragă că e 10 noaptea? Păi mâine trebuie să dau liturghie. Doamne. Acum facem buchetul imediat. A ieșit settlement-ul la okay. POS. Bun. Așa, Marian, gata. Dar la ora asta stați așa la muncă? Păi, nu, păi astăzi, că avem un mai special. Eu zic că e ok. E domnul învață de ce este buchet. Da. Știi ce vreau să mai pui? Din astea scumpe pentru doamna. E de ajuns. Nu e de ajuns, doamna, păi îl facem buchetori. Gata acum. Uite, mai punem o astilbă aici, Marian. Așa, ia întorci. Și una în partea cealaltă.
pe aici. Nu, n-am fost niciodată mai jos. Ba da, am fost. Da? Ba da, am fost. Așa? Te mai uiți pe TikTok la da, mă uit, știi, dar n-am timp așa cât aș vrea eu. Mai durează un pic, 10 minuțele, așa. Nu are nimic. Lasă e belea mare? Lasă-l să aștept. Cu ce să fac? Haideți să vă dau un suc. Vreți să vă dau Coca-Cola? Nu, nu. Dacă ai ieșit, nimic. S-a riscat. Făcea, unde mă duci tu? Păi era de 10, mă. Păi e jos, e jos. Ia, Marian. Ia. Ce e jos? E, nu știu la ce mă gândeam, ce am vrut să zic. E de vreme. Da? Hai să-l încheiem cu verdeață ornamentală și okay, să-i punem pe Anglica frumos. Da? Ai prins cu scoci toate staurile nu, culori? Nu, nu, mai am... Pune un ultim scoci. Da? Păi mâine sunt trebuie. Așa. N-ai văzut nicio... N-am văzut. Sunt toate sunt naturale. Așa. Toate, nu. Chiar și alea din plastic, din spate, și alea sunt naturale. O să încheiem buchetul, da? Cu verdeață ornamentală pe care eu o dau cu un spray de luciu. Da? Avem un spray de luciu aici. Silicon de bord de la mașină? Ca frunzele să strălucească. Deci noi în principal facem live-ul pe YouTube. Dacă doriți să vedeți imaginea mult mai bună, intrați pe canalul meu de YouTube, se numește Marian Borcea. Deci intrați YouTube, aplicație sau pe www.youtube.com și căutați Marian Borcea, ca să vedeți mult mai bine. Uite, Pray for Us, ți-a trimis inimioare. Pray for Us e din Ucraina. Pray for Us. Rozul, când îl iei ziua? Deci doamna câștigătoare a sosit, ne-am gândit foarte bine, mulțumesc tuturor de sugestii. Da, chiar vreau să-l arăt mai de aproape. Buchetul este terminat. Nu, eu fac live-ul pe YouTube. Și eu am live-ul. Da. De când ați venit? Dar trebuie să intrați pe YouTube. De când ați venit? Deci doamna ne arată că este live pe TikTok. Da, de când a venit. Da? Și acum trebuie să te duci pe YouTube. Păi nu, da. Acum. Bagă-mă. Ai YouTube? Cum să instalează aplicația. Trebuie să-l urmărim pe Marian. Bă, nasol. Bagă-mă aici. Vedem. Trebuie să știi parola de la, dacă e conectată cu Google sau cu... Nu, stai să vedem. Da? Nu știu. Ia uitați-vă. Ce? Se frig? Nu, eu vin de la munte. Da? Nu mi-e frig, eu vin de la munte. Uitați-vă cum arată buchețelul. O să închidem cu... Mai sta ceva? Cu verdeață ornamentală. Da, păi am două mâini stângi momentan. Buchetul este de dimensiune medie. L-am putea continua să coborâm mai mult, gata, da? Gata. Dar a venit și doamna. O secundă, stați că o reclamă. Eu am fost la muncă, nu știam. Nu, o secundă. Doamna îmi vine să plâng de bucurie. Da, gata. Doamna este foarte fericită, scria liturghia pentru mâine la biserică. Da, să ne trece și asta pe YouTube-ul. Noi, doamnă. Dar cum să nu? Cum se cheamă? Marian Borcea pe YouTube. Vedeți? Nu, zic la biserică, cum să vă trec numele mic. Marian. Dar Marian, vedeți, dacă sunteți o persoană religioasă, eu am câteva filmări foarte frumoase pe canalul meu de YouTube de la Muntele Atos. Am filmat toate mănăstirile de acolo. Din Israel, începând cu mănăstirea Sfântul Sava, Sfântul Gheorghe, bineînțeles, mormântul lui Isus, Betlem. Puteți să vă uitați pe canalul meu de YouTube. Am văzut verdeața înaintea ta. Nu face verdeață, nu! Ai uitat din reflex! Din reflex ai cu continuitul. Pune. Așa, Cornelia, parcă a venit odată la biserică cu niște... Nu. Poate. La care biserică mergeți? La Petru și Pavel? Păi eu aici stau, aici locuiesc. Unde ai? În spatele bisericii. În spatele bisericii. În spatele bisericii. Ai tăiat ăsta, ai făcut ceva. Nu. Dă-mi face că îl aranjez acolo. Uite, așa. Stai în față și asta în spate. În spatele... Deci vedeți, da? Ce a ieșit din mânuțele lui Marian. Hai că așa. Marian Florar, te vrem. Măi, dar și pe YouTube ai, chiar dacă ești urmărit, ai și tu rotăcioșii tăi, da? Da. Verdeața întotdeauna, fii atent, Marian, să vină sub flori, da? Sub adică flori. Bun. Sunt clienți care vor să se vadă care ai zis tu că e scumpă? Ruscusul. Ruscusul, nu? Da. Vreau
ajută-te de verdeață ca să stabilizezi florile, da? Și să le rotunjești. Și acum? Rotunjirea finală o dai din verdeață. Continuă cu verdeața. Da? Uite, aici. Iar te uiți. Da? Iar te uiți. Așa. Ia, deci nu vreau să cred. Deci arată... Ia uitați. Chiar arată bine. Arată foarte bine. Da? Pentru primul buchet realizat, este și bărbat. Da? Am noroc că eu sunt foarte migălos, am răbdare, da, că multă lume nu... Chiar ești migălos. Da, 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 știu. Chiar ai. Asta s-a rupt. Nu, de ce ai rupt-o? Că de ce s-o pui ruptă? O fixam acolo așa un pic. Păcălești clientul. Eu nu arunc, că de obicei nu păstrez tot. Cam asta e. Așa, ia. Deci, gata, am văzut. Mai vrem abstilbe, ceva? Da, arată foarte bine așa. Deci nu mai vrem nimic, da? Deci mie îmi place la nebunie. Așa, așa. Asta aici. Să-mi pun și eu la buchet culorile astea. Da? Ok, îi dau un scotch final. Hai, ultimul scotch. Și să punem panglica, da? Ok. Punem panglica și îl tăiem. O să-l prezerv la locul special și rămâne. Da, dacă vă doriți să vă criogenați buchetul, să știți că la mine se pot criogena. Este cam costisitor, chiar știi cât costă să criogenezi un buchet? Vreo 100 de euro. Că era 50 de euro un trandafir. Păi nu, criogenarea întregului buchet, adică să-l ai direct pe ăsta de la nuntă, nu mai se pune seama la cât, fir. Da? Freon, nu, cu freon, sau nu știu ce zice. Da, există o... Bun, deci ăsta e buchetul final, mai puțin partea de înveliș. Așa. Hai că învelim acum. Mai stați un pic, doamnă. Un pic, ce să vă dăm? Serviți aici, vă rog, un... Nu, mulțumesc. De ce? Sunteți cu postul. Și am mâncat. Nici nu vrei? Nu vrei, vrei să slăbești pentru nuntă? Am zis că o să mănânc o dată pe zi, că nu mai... Așa, ce facem acum? Mai mânca pe rochie. Așa. Ce e? Fii atent, avem aici un scotch verde, scotch floristic, da? Eu mă folosesc de el. Să acoperim scotchul? Să acoperim scotchul clasic și să ne ajută să nu alunece funda din saten. De deci pe... prima dată când aud scotch floristic. Da, uite, se rupe foarte așa, e cam din hârtie, să zic așa. Ah, foarte tare. Da? Vezi, dacă o pui direct pe scotch, alunecă. Ok. Da? Bun. Lasă-mă. Și pornești de sus, se lipește foarte ușor. Pătrunde apa prin el, iar e foarte important asta. Ah, foarte tare. Da? Ok. De ce te chinui așa? Păi eu așa știu să lipesc scotch. Așa? Da. Ca la yoga. Mariana, ai început să te pricepi la buchete. Au trecut 20 minute de când a început buchetul. A, deci 20 de minute. Tu ai zis că îl faci în 5. Nu uitați că este primul buchet de mireasă realizat de Marian. Deci nu vă gândiți că este așa ușor. Și v-am făcut-o posibilă să iasă. Și chiar i-a ieșit. Deci buchetul, repet, este de dimensiune medie. Se poate face și mai mare. Ce, în ce constă mai mare? Ce înseamnă mai mare? Nu neapărat să crească în diametru, da? Se coboară mai mult, adică o ciupercuță mai profundă, să zic așa. Mai, dar te descurci. De ce vorbești? Poți să pleci și în vacanță vara asta? Te las aici? Deci tot vrei să pleci în vacanță și n-ai om. Ai încredere, Marian, să-ți facă buchetul de mireasă? Dacă nu, vedeți. Îți place? Da, este frumos. Perfect. A, așa, fii atent, Marian. Ce facem acum? Nu vreau să pui funda clasic. Uite că nu vreau eu. Ok. Facem. Și vreau să te învăț o nouă metodă de a pune fundele. Fii atent. Hai tăi, sper să nu vadă că vreau să veniți la workshop. Nu arătăm, nu arătăm. Da? Nu arătăm. Fii atent. A, deci, wow. Ca să nu mai facem multe legături. De, da? Deci așa se face o fundă. Wow. Că la Adidas. Nu e că la Adidas. Asta rămâne așa. Da, da, hai că n-arătăm la lume. N-arătăm. Hai că nu se vede. Ba da, se vede, se vede. Vezi că dau zoom. Dămăresc imagine. A, ce tare. Fii atent, asta trebuie un pic mai lungă. Hai că ne descurcăm. Deci, practic, lasă asta aici, facem o fundă falsă, care arată ca o fundă, dar nu e fundă. Nu e adevărat. Nu facem asta. Uh-huh.
Stai ca să înțeleg schema, că dacă vrei faci tu după aia încă o dată. Nu, că se vede schema și nu. Fii atent. Ok. Aici la final, fii atent. Ok. Asta intră pe aici. A, pe în buclă. Pe în buclă. Buclă, da. Și se trage de aici. Ce tare. Da? Deci practic ca un fel de nod. Așa. Și se bagă și mine în spate. Ca să nu mai faci nodul. Și aici îl introduci pur și simplu, da? Uite așa. Nod ascuns. Nod ascuns, așa. Ești croitoreasă tu. Vezi? Da. Uite așa. Doar nu mai faci fel și fel rezultat. De legături. Stai. Să-l tăiem. Asta la fel o ascunzi. Deci nu este lipit. Ia uitați cum... Deci este nod ascuns. Aici este nodul băgat... Foarte tare. Mie îmi plăcea cu ciuperca mai mare, asta e pe sărăchie, la ciuperi. Pe sărăchie? Cine ai să zici? Asta nu-i pe sărăchie. Da, Viorica poate fi, într-adevăr, poate fi un buchet mai mare, este de dimensiune medie și poate coborâ mai mult. Dar faptul că este de dimensiune medie nu înseamnă că... Eu nu pot să mă abțin când cineva comentează așa. A, dar eu le zic, vezi că eu le dau peste nas. Tu dă-le peste nas. Păi, dar nu vreau, e YouTube-ul. Dar nu contează. Nu știu dacă ai mai avut live-uri. Cine a zis? De... Cine a zis? Cine e rău tot ce? Vulcanice. Ia, cine a zis? Păi, da. Nu-mi place când cineva... Cine e rău tot ce o să zici? Pe sărăcie. La comentarii. Pe sărăcie. Așa. Da? Perfect. Bun. Acum, ne orientăm, da? Cât e coroana de mare, cam unde să tăiem codițele, cam jumate-jumate, deci pe aici, da? Ok. Hai, te descurci, știi mai devreme. Ia asta, că tai mai bine. Ok. Codițele mici, exact. O să tăiem și codițele. Deci, unul câte unul, da? Tot la 45 de grade. Trebuie și cu... La 45 de grade sau nu, da? La mirese de obicei nu prea trebuie se mai ține cont de asta, că... Nu. Da, dar nu se duce la biserică acum. Nu mai. Nu se duce, dar... Logic. Dar ca să-l păstreze, să-l păstreze doamna mai mult, da? Corect. E frumos, nu, doamnă? Foarte frumos. Să-i le arăți, nu mă așteptam. Sora mea îi trimite mereu buchete din Anglia. Da. Și face comandă prin curier. Uite ce mi-a luat Mirela, uite ce mi-a luat, uite ce mi-a luat. Da, mă, acum mă dezez cu curierul la ușă. Vă mândriți. Și după aceea. Da, numai de la ea. Eu când îi cumpăr, tu mi-aduci mereu. Păi tu ești aici. Tu ești aici, e altceva cum primești din... Da. E surpriză. Păi și mâine mă aștept. Mâine de flori. Tu mi-aduci mereu, știi? Da, da. Și mâine aștept. Facem curat după aia. Auzi, dar eu... Asta e foarte dură. Ce? Creanga asta. Da. Asta e creanga de la Wax Flowers. Așa este de tare. E lemnoasă, da. Ecranul denaturează natural. Ia. Stă în picioare, ia uitați. E tăiat drept sau nu? Dacă stă în picioare... Să știi că, din punctul meu de vedere, ar mai trebui tăiat 2 cm, dar nu. Vreau ca doamna pentru că nu se, se bucure mai mult. Da, doamna, după, după vreo 3 zile așa, îl mai tăiați dumneavoastră 1 cm. Da? Ca să vă bucurați mai mult. Da. Deci buchetul ar trebui, în mod normal, tăiat mai mult, repet, da? Pentru o mireasă. Dar ca să se bucure doamna mai mult de el, îl lăsăm așa. Și pun și zahăr și... Doamna este cu leapurile. Nu știu să vă îndrum. Și lămâie. Nu știu să vă îndrum, dar chiar... Da, mă bucur pentru el, da. Să știți că de data asta, dacă nu puneți nimic, astăzi le-am primit, sunt proaspete, deci nu vă faceți griji. Veniți încoace să ne mai pupăm. Bun. Să ne vadă toată lumea. Veniți, doamna, că nu este poză, să ne vadă lumea. Stai, că prea eu ăsta. Hai să mă închei la geac, că mi se vede trei materiale pe dedesubt. Dar nu ne-a spus cum vă cheamă. Păi, dacă e ziua mea mâine, Florea. Florea, păi, da, Violeta, da? Flori Pupăză. Așa. Așa. Deci,
Acesta este buchetul realizat de Marian Borcea astăzi, un buchet de mireasă. Nu știu dacă mai vreți să-l calculez. Este minim, vă garantez, minim 250 de lei. Luați în calcul numai astilbele, care sunt 10 lei firul, da? Minim 250 de lei. Doamna este câștigătoarea acestui buchet. Vă place? Nu ne-am zis dacă vă place. Dar cum se da? Doamna, pe doamna o cheamă Floarea. Îi place, mâine sărbătorim, ci că vine și ne aduce o bere rece, că da? Suntem aici. Sigur că da. Bine, Mihai. Și sper să vă placă și vouă. Sper că, minunat. Din punctul meu de vedere, Marian s-a descurcat foarte bine pentru primul lui buchet. Chiar este... Nu mișcă, lasă-l așa. Deci buchetul este... arată exact cum trebuie să arate, nu e... Așa, ziceam să-mi iau și o trandafir la buchet. Hai că vedem despre buchetul tău vorbim. Da? Și cam asta este. Mulțumesc, da? Mult de tot. Să vă mulțumesc, să fiți sănătoasă. Mă bucur că v-ați scos fata din casă. Mulțumesc. Sănătate și sărbători fericite, cu liniște și bucurie. Și la mulți ani mâine. Mulțumesc. La mulți ani pentru mâine. Mulțumesc. Să-l puneți în apă rece acum, da? Cum să nu, pe așa. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Și noi. Și succes și spor la treabă. Sunteți o dulce, doamnă, să rămână. Mulțumesc. Și să vă uitați pe canalul meu de YouTube. Da? V-am zis, am multe filmări. Să vedeți acolo unde merge Marian. Deci nu există pe YouTube alte filmări mai în detaliu de la Muntele Atos. Ia, ca surpriză. Ale mele. Surpriză, Marian, în spatele doamnei. Surpriză, Marian. Cine ești, Marian? A. Ia, la mulți ani. Ba, dai cumpără și buchet realizat de Marian. Deci s-a vândut și primul buchet realizat de Marian, buchetul cotidian, da? În valoare de 100 de lei. Mulțumesc, mulțumesc. Ați văzut? Am vândut și buchetul. Deci, Marian, succes total. Ce să mai zic? Ai văzut, Marian, că i-am plăcut? Succes! La mulți ani, doamne. Gata, sunt emoționată. Nu știu ce să vă mai multă sănătate. Multă sănătate. Vă pup și Doamne ajută. Să rămână și noi ne mai vedem. Fericite și liniștite. Doamne ajută. Și spor. Și succes. Mult succes. Cu mare drag, vă mulțumim. Vă place, nu ăsta micu? Ne-ai mai pomenit. M-am chinuit la el. Ne-ai făcut o poză cu el. Am meritat. Aveți amintire pe YouTube. Acum live-ul ăsta rămâne. Live-ul rămâne pe YouTube. Îl vedeți acolo. Vedeți tot ce am făcut, am să știi, care ați venit mai târziu. Deci pe YouTube suntem acolo. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă. Mulțumesc. Am copleșit-o. La mulți ani. Da, vă luați și voi. Hai, crezi, potolește-te. Ce ai făcut în ziua? Băi, Marian, la revedere! 100 de lei. Mulțumim mult! Mulțumim! La revedere! La revedere! Mulțumesc! Ne auzim, da? Așteptat, da? Noi. Vorbim! Mulțumesc că m-ai așteptat! Mulțumesc pentru buchet! Și eu! Da. Să știți că Marian astăzi a câștigat 100 de lei, clienta deci, a ales să... Eu am venit la buchet și am câștigat și bani. Clienta a ales să-i lase 100 de lei peste buchet, da? Deci a achitat buchetul și a lăsat lui Marian 100 de lei. Cum se face? Ia să vedem. Tu! A făcut și bani, a făcut și buchete. Așa, măi, Marian, top. Bravo! Deci vedeți că munca este plătită. La Florăria lui Țițone nu e așa, vii și pleci și muncii nemâncate. Gata! Stai să mă fac. Deci am făcut 100 de lei. Ha! Să-l salut și din partea mea, Flexino. Flexino, foarte tare. Salută Flexino, este florist profesionist în Italia, să știi. Ah, foarte tare. Da, salutare Flexino. Dar mi se pare că ai intrat și pe la mine, parcă pe TikTok-ul meu. Da, intră mereu la tine, să da, știi. Da. Foarte tare. Te urmărește. Da? Gata, Mariana, ai câștigat primii tăi bani la Florie. Oh. Chiar că ai câștigat primii bani. Foarte tare. Foarte tare, da. Foarte frumos și la mulți ani tuturor. Nu uitați, da? Deci acest live rămâne. Cei care vreți să-l mai vedeți vreodată, să mai prindeți o idee despre cum se realizează buchetul de mireasă, îl găsiți pe YouTube. Rămâne pe YouTube acolo. Cum l-ai intitulat? Ce nume ai pus? Nu mai știu exact, dar dacă intră pe Marian Borcea o să... Cred că apare ultimul. Așa, da? Îl găsiți pe YouTube, puteți să vă abonați pe YouTube, este gratuit, deci... Foarte frumos. Chiar mă bucur că am reușit asta să facem. Avantajul meu e că eu am răbdare, am migală. Să știi că nu multă lume... Da, chiar ai și eu cred că și de asta ți-au ieșit. Ți-a ieșit și primul și al doilea buchet, să știi. Uh-huh. Cel de mireasă, extraordinar de bine. Dar jur, dacă
Nu-mi vine să cred așa că e primul. Te cred, dar nu-mi vine să cred. Nu am mai făcut, îți dai seama că unde fac adică buchete de flori? Ți-a ieșit și felicitări pentru răbdare. Cred că nici eu n-am atâta răbdare. Cred că ai avut la început, dar odată ce ți intri în rutină... Asta este, da. Că... Dar pentru primul buchet, acum serios, dați-vă și voi cu părerea. Pentru primul buchet, dar ție nu mi-ai spus cum ți s-a părut, cum ți se pare. E o meserie frumoasă, dar obositoare la mâini, deci pe mine mă dor mâinile. Mai ales când trebuie să ții buchetul ăla, să ții cu două degete acele flori la început și după aia pe măsură ce se adună alte și alte flori, devine greu. Primul buchet avea 2 kg, fără niciun... Cu răbdare ai trecut marea, Mariane, da. Deci foarte tare. A început să plângă doamna Ionela. Plânge doamna Ionela? A primit buchetul. A început să plângă. Asta e. Am putut face o bucurie. Așa, maestru, așa învățăm. Multe lucruri ți se datorează ție. Ți-o e normal asta. Cristina Dima. Eu fac tot posibilul. V-am spus, Cristina. N-am o teorie sau așa. Însă eu tot ce învăț, tot ce vă spun este din experiența mea proprie. Cum muncesc eu și cum fac eu, asta așa vă învăț și pe voi. Cornelia se uită la mine, dar trebuie să te uiți la cameră. Da, ai 7 camere, ai ultimul telefon, ce vrei, care, unde, cum. Nu păi sunt da. Eu... Da, da, deci Cornelia se vede pe YouTube, vorbește ceva de genul, da, ea se uită la mine, dar de fapt... Stai că mă văd aici. A, perfect. Uite, sunteți chiar spus. Da, e o întârziere, uite, de câteva... Stai că mă văd acum. Chiar a fost o seară frumoasă, chiar mi-a făcut plăcere. Și mie mi-a făcut plăcere și cred că și oamenilor le-a făcut plăcere și a fost un succes. Am avut câteva emoții. N-ai de ce. Nu știam dacă vor le vom capta atenția oamenilor. Ce notă? Dai. Ce notă primești în seara aceasta? Păi de la mine sau de la voi? Cum ziceți voi? Ia, în primul rând scrieți voi. Scrieți acolo notele, de la 1 la 10. Asta zic, eu o să-i dau notă. De trecere măcar. Începeți voi cu notele după ce ați văzut cele 3 buchete. 10 clar, 9,5. Vreau să fiți cinstiți, da? Cinstiți, fiți cinstiți. Cinstiți. Nu exagerați cu 10, da. Că nu... 10, ia să vedem și acolo 10, Nabil. Eu dau 10 felicitări cu brio, A+, plus, 10 pentru profa și 9 pentru elev. 7, 6 cu felicitări, 10. Uite, am și un 8, n-ai perfect. N-ai nicio notă sub 5, asta e important. Nu. Deci nu da, de părul, și eu am rămas surprins că chiar au ieșit bine. Mie mi-a plăcut foarte chiar au ieșit sincer. Bine. Nu știu cum ați văzut voi acolo pe live, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Nu mă așteptam să știi că aveam emoții. Zic, Doamne, cum o să explic astfel încât să iasă măcar cât de cât, mă gândeam. Zic, n-a pus niciodată mâna pe flori. Ce să... Și bărbat. Nu mă așteptam. Din partea mea ai un 10, să știi. Pentru primul buchet, 10. Sincer. Perfect. Deci live-ul ăsta rămâne, vă dați seama și mă adresez și vouă de pe TikTok. Dacă vreți să vedeți cap-coadă cum s-a realizat cele 3, nu? S-au realizat cele 3 buchete. Ia-ți banii, intrați. Mă îi încurcăm. Da, banii mei. Așa nu fuge. Am plecat cu banii. Fuge cu banii acum. Da. Deci eu vă recomand. Eu o cunosc de o lună și jumătate, hai să zic maxim 2 luni pe Cornelia. Nu ne leagă o prietenie foarte, foarte veche, însă eu vă zic sincer, dacă înainte eu cumpăr flori de aici, una la mână, este și aproape de casă. Știu că se pricepe să facă buchete ok. Florile, după cum vedeți, sunt proaspete, mai tot timpul se duce și cumpăr, nu? De la depozit. Da, bine. Cumpăr, da? Sigur. Nu ia cantități mari ca să rămână să se veștejească. Puțin și proaspete și puține, proaspete. Deci, florăria lui Țițone, Râmnicu Vâlcea 14, sector 3, București. Și o găsiți aici, pentru că doar e aici. Mă găsiți și pe Facebook, da? Pentru comenzi mai mari, florăria lui Țițone. Și pe TikTok.
Și pe Insta, unde vreți voi, sunt peste tot. Și pe Glovo. Și pe Glovo, chiar, pentru sectorul 3, da. Doar sectorul 3? Glovo? Da, da. Ah, ok. Bun, cam asta a fost live-ul aici. Eu o să mai rămân ulterior un pic pe TikTok. Să intru și pe TikTok-ul meu un pic. Și cam atât a fost live-ul din seara asta. Eu zic că m-am descurcat 3 buchete. Mi-a făcut plăcere. Mulțumim pentru prezență. Vă pup, seara bună. Te-am un pic ca să răspundă și ei. Durează, sunt 10 secunde de delay. Nu știu ce față să fac. Pe TikTok, nu, pe TikTok e aproape instant, dar pe YouTube așa funcționează YouTube-ul, că e o aplicație. Uite, îl văd aici. Da, uite, acum camera e pe mine și... Bun. Uite. Frumos live, bravo. Bravo, 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 frumos bun. Live. Atât vreau să aud. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. Vă pupăm, pa, pa.